Astăzi vă voi prezenta tot ce am făcut în sezonul 2 din seria noastră Burger SMP. Cum am reușit să devin primul polițist de pe server, am făcut tot felul de baze și am mers chiar și la o petrecere doar pentru fete. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să vedeți zilnic seria aceasta și să dați un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Fraților, în mâna mea se află ceva foarte, foarte șmecher, pentru că astăzi când m-am trezit, am primit un mesaj de la prietenul nostru Gigel Constructor și mi-a zis: bro, intră pe server pentru că s-a băgat ceva foarte, foarte șmecher. Iar astăzi când am intrat pe server, m-am dus la cutia poștală și am luat această carte, care ghiciți cum se numește? Se numește Update versiunea 1.1. Știți ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că s-a băgat oficial o versiune nouă și este un update foarte, foarte mare, pentru că dacă ne uităm noi aici la update-urile trecute, era versiunea 1.01, 1.02 și acum s-a băgat update la versiunea 1.1, ceea ce înseamnă că trebuie să fie un update foarte, foarte mare. Eu presupun că s-a băgat poliția și că o să avem poliție pe server. Nu știu cine o să fie polițist, acum o să meargă, dar știu că poliția era aproape gata făcută și eu cred că asta s-a băgat în update-ul ăsta. Deci eu cred că avem poliție pe server, dar nu știu ce ar mai fi putut băga, sincer, pentru că e un update mai mare, poate au băgat mai multe chestii, poate nu știu ce se întâmplă, dar bă, dacă e 1.1 trebuie să fie ceva șmecher, așa că dați un like dacă vreți episoade zilnice și haideți să aflăm împreună și după aia o să mergem să vorbim și cu prietenii noștri, pentru că și ei sunt online și probabil au văzut sau n-au văzut și ei cartea asta. Sper că au citit și ei update-ul, că ei niciodată nu-l citesc. Dar mă rog, salutare burgere! Astăzi avem un nou update mare și interesant. Bă, ce v-am zis? Un update mare și interesant. Îți prezint Burger SMP versiunea 1.1. Deci, cum v-am spus, trebuie să fie un update mare dacă este 1.1, știi ce zic? Magazinul este oficial de deschis. Bă, deci s-a băgat magazinul. Wow, ok, deci acum avem pe ce să ne dăm banii, aparent. Puteți cumpăra chestii folosind bănuți burger, dar trebuie să mergeți să le plătiți la Marian de la magazin. Bă, s-a întors și Marian pe serverul ăsta, nu pot să cred. Acolo o să găsiți mult mai multe alimente decât găsiți oriunde altundeva în oraș, ok. Chestia este că puteți găsi și oferte mai avantajoase, deci cel mai bine cumpărați de acolo. Deci la magazin e cel mai bine să ne cumpărăm chestii, aparent, așa spune aici. Ok, bă, și mai avem, uitați-vă că mai sunt 5 pagini, fraților, deci încă mai sunt chestii din update-ul ăsta. Și o să mergem astăzi, în clipul de astăzi o să mergem și o să ne uităm la toate, toate chestiile. Deci o să mergem și la magazin. Hai să vedem ce s-a mai băgat. S-a deschis secția de poliție. Bă, nu pot să... Fraților, și poliție și magazin într-un singur update. Ok, s-a deschis secția de poliție. Oficial nu o să mai dăm bani pentru încălcat de reguli. Deci acum putem să încălcăm reguli și nu o să mai primim bani, aparent. Dar o să avem un polițist pe server care să se ocupe să nu fie infracțiuni. Ok, polițistul va fi ales prin niște probe mâine la ora 16. Mamă, deci mâine trebuie să intrăm pe server că se fac alegerile de polițist, bro. Wow, ok, deci mâine vă dați seama că mă duc și eu să mă înscriu acolo. Poate devin și eu primul polițist de pe server, cum ar fi? Deci, aparent nu o să mai existe bani. Mă gândesc că o să fie ca înainte, gen ca pe serverul vechi să facă închisoare cel care face infracțiuni și chestii de genul. Deci, asta sună interesant. Adică e tare, e tare. Vă așteptăm în fața la poliție. Deci mâine la 16:00. În paranteză, Mariosica încă nu are voie să participe pentru că și-a luat bani atunci când a încălcat regulile și a furat. Nu poate să fie polițist timp de o lună. Deci o lună de zile pentru că Mariosica a făcut infracțiuni, nu are voie să fie polițist. Wow. Păi ce înseamnă? Că o să mă bat eu cu Ana pe rolul de polițist? Dacă vrea și ea, poate nu vrea Ana și mă bagă pe mine direct, gen. Ok. Au venit în total 3 oameni noi în oraș. Marian de la magazin. Ok, de Marian știam. Lorena de la poliție. Deci Lorena era acolo, gen, știu, era acolo care te primea în poliție pe serverul vechi. Au băgat-o și pe serverul ăsta, deci a venit și Lorena și Marian și Clătită de la cafenea. Bă, de Clătită eu n-am mai auzit niciodată. Ok, și s-a mai băgat ceva. Am scos aparatul de la cafenea pentru că aveți tot ce vă trebuie la magazin. Ok, deci s-a scos de fapt ceva. Ok, cam asta este update-ul cel mare. Vă aștept mâine la poliție pentru probe. O să jurizeze Gigel. Deci Gigel Constructorul o să decidă cine o să fie noul polițist de pe server. Și hackerul ne-a trimis aceste update-uri. Bă,
Deci chiar mi se pare super, super insane toate chestiile care s-au băgat. Adică, băi, și poliție și magazin. Și mâine o să putem să mergem la poliție acolo să să ne facem polițiști sau, mă rog, să încerc să dau probele de poliție. Băi, eu sunt curios de prietenii mei dacă au primit cartea asta. Deci eu chiar sunt curios. Chiar sunt super, super curios ce părere au și ei de update. Mergem la prietenii noștri și după... Mamă, uite cât de șmecher arată magazinul așa mare făcut acolo. Wow. Și văd și ceva acolo. Ok, o să mergem acolo, chiar abia aștept. Sunt curios dacă n-am văzut update-ul, că văd că e pe server și Ana și Marius. Zic că, bă, Ana, ești acasă, ce faci? Alo, bă, ce face mă, Ana, nu e acasă? Și-a luat ăla din, din asta? Update-ul nu... Da, e update-ul vechi aici. Deci a luat update-ul nou, what? Dar nu e acasă, bă! Ana, ce faci, bă? Mă, ce fac, mă, prietenii mei? Că vreau să mă duc cu ei să văd care e faza. Văd că nu e acasă, aparent. Ok, poate e la Mariusica, poate e cu Mariusica acasă. Ia, opa! Stai că, băi, văd, sunt acolo, ia uite, bă, sunt acolo, n-au nicio treabă, ia uite, doamne, sunt la Mariusica amândoi. Bă, așa ceva, stai așa că vin și eu acum, mă, ce vrea mă nenea ăsta aici cu lamele lui? Stați așa că vin și eu acum, stați, bă, un pic, nu vorbiți fără mine. Bă, voi ce faceți, bă, stați aici fără mine, ce se întâmplă aici? Alo, bă, ce, ia uite-o pe Ana cu ăla lui Mariusica, bă, Mariusica, Ana, ați văzut ce s-a băgat, că e cel mai mare update de până acum, gen. Mariusica, tu ce faci? Vino și tu aici să vorbim, da, tare rău, da? Păi, haideți să vedem ce s-a băgat, ce chestii s-au băgat, că s-a băgat magazin, cel mai prost update. De ce, bă, cel mai prost update? Bă, a, ok, cred că, ok, cred că știu. Mariusica e supărat că nu poate să dea de poliție, nu? Da, e supărat, Mariusica. Bă, vino, mă, încoace, vino, îi cântam să-l înveselesc. Bă, vino, încoace, Mariusica, hai, bă, că s-au băgat multe chestii, dă-l încolo de poliție, că nu contează, că o să fii tu polițist. Hai să mergem să vedem, în primul rând s-a băgat magazinul, care, cică, e șmecher rău de tot și edita mai magazinul. Nu mai am nici televizor. Da, nu știu ce s-a întâmplat cu televizorul tău, sincer. Hai la poliție că vreau să fiu polițistă. Ana, mâine se dau alea de poliție. Nu pot să fiu acum polițistă. Și tu vrei să te bagi la poliție, Ana? Mamă, păi atunci o să avem o problemă, că și eu vreau să mă bag la poliție, deci o să tras să ne batem între noi care o să fie primul polițist de pe server, nu o să intre. Bă, o să vedem mâine, că o să fie niște probe, cică. Hai, ne băgăm peste o lună. Mariusica, cred că gen tot trebuie să fie cineva polițist și eu chiar vreau să mă duc, deci să nu te super pe mine, dar eu chiar o să mă duc la poliție mâine. Vreau eu. Bă, peste o lună o să fii și tu, ok? O să poți să dai și tu probe și probabil o să fii și tu la poliție. Ana, tu nu o să fii nimic, lasă vrăjeala, vă dau amenzi. Da, mă, ne dai tu amenzi. Bă, hai mă, Mariusica, hai de fii atent. Te las să-ți cumperi ce vrei tu de la magazin pe banii mei. O chestie, orice vrei tu de la magazinul nou, pe banii mei și fac eu cinste, bine? Nu, ție nu, Ana, că tu nu ești supărată, numai Mariusica e supărat. Haide, Mariusica, vină încoace, unde, cum coborăm de aici, că nu mai știu pe unde coboram. Doamne, ce casă are Mariusica, că n-am văzut așa ceva. Hai să mergem să vedem magazinul nou și să vedem. Deci în primul rând stai că s-a băgat și cineva la cafenea, am auzit, gen s-au băgat multe chestii și vreau să văd ce s-a, gen fiecare chestie care s-a băgat. Și primul lucru, cred că ar trebui să mergem la cafenea, căci că s-a băgat cineva. Da, bine că dați în mine. Ci că s-a băgat cineva nou, a venit cineva nou pe server care este la cafenea. A venit poșta, ia uite-l pe domnul poștaș, Doamne ferește. Haide, veniți la cafenea. Uite că s-a deschis, era închisă cafenea, și acum văd că s-a deschis și a venit cineva nou. Ia să vedem care e faza aici. Ia, uite-l, Clătituță. Bă, avem un prieten nou pe server. Ce zici, bă, Clătituță? Salutare, mă numesc Clătită, dar prietenii îmi spun Clătituță. Mamă, deși noi suntem prieteni de acum încolo, gata, că și eu zic Clătituță. Bă, ce nume are? Bă, ce troll arată. Încântat de cunoștință. Sunt aici să vă prepar cele mai bune sandvișuri și cafea din oraș. Wow, ok. Ia uite-l pe ăsta. Bă, ce dai, mă, salată. Bă, ce tare. Și aici văd că nu s-a schimbat nimic, adică văd că tot cumpărăm noi așa automat cu bănuți. Bine, mă, Clătituță. Deci cred că tu te ocupi cu zi să prepari aici gogoșile, sandvișurile. Bă, tare, Clătituță, n-am ce spune. Oferta e aceeași, da, la o cafea primești o gogoașă normală. Deci doar a venit Clătituță aici să prepare chestiile. Bă, Clătituță, te-am pupat, o să trec și eu pe aici să-mi iau ceva, dar mai încolo, că vrem să vedem că s-a băgat și magazinul ăsta nou pe server și chestii. Te-am pupat, baftă cu, cu cafeneaua aici. Voi Ana se bage la cafenea, da, e, nu se mai bagă nicio Ana aici. Da, mă bag eu, nu că ia lui Clătituță acum. Hai să vedem care este faza. Uite și poliția acolo, unde vreți, fiți atenți, unde vreți întâi, la poliție sau la magazin. Ia, mamă, și harta aici. Bro, cât de tare. Uite, mă, harta orașului. Uite, aici e cartierul nostru unde stăm noi. Aici stă Ana. Aici e Mariusica și aici e casa mea, dar nu se vede de la
din sus, că gen e acoperită cu verdeață pe deasupra, știi? Și aici ar veni casa mea, lol, și aici e poliția. Asta e banca și... Mamă, voi vedeți cât de mare e magazinul? Bro, magazinul e cea mai mare construcție de pe ser. Wow, ok. Bun, spuneți repede, unde... Uite-o pe Ana. Bă, spuneți repede, unde vreți să mergem prima oară? La magazin sau la poliție? Hai la la clopiție. Ok, hai la clopiție, dacă zice Mariusica. Hai, bă, la poliție să vedem. Ia, mamă, cum arată poliția burger. Ok. Bun, aici o să fiu eu polițist mâine, Ana, că tu nu o să iei probele. Și ia uite, bă, ce... Ia uite pe Lorena, mamă, ce șmecher arată înăuntru. Ce zici, bă, Lorena, ce mai faci? Ți-a fost dor de noi? Cred că ți-a fost dor de... Nu mai poți. Bine ați venit la secția, abia aștept să lucrez cu unul dintre voi. Acel unul o să fiu eu. Bă, Ana, tu ce cauți acolo? N-ai voie să stai acolo. Se uite Lorena, urât la tine. Pleacă, lucrez cu ea? Nu lucrez cu niciunia. Pleacă de aici, dă-te. Ce butonul ăla roșu? De ce un buton roșu? Ok, hai să ieșim afară cu... nu, eu zic să nu-l apeși totuși. E un buton roșu într-o secție de poliție, Ana. Bă. Deci, cred că voi nu înțelegeți, gen... cine ar fi atât de inconștient cât să apese un buton roșu într-o secție... Ok, l-am apăsat. Nu știu ce-am făcut, îmi pare rău. Trebuia să-l apăs. Ok, cred că doar e o alarmă. Lorena... Îmi pare rău, trebuia să vedem ce face butonul. Aș tu voare zică. Bă, hai totuși că cred că nu o să mai dea nimeni probele de poliție dacă ne mai jucăm mult pe aici. Bă, nu vă mai jucați la buton, e o alarmă de urgență în caz că se întâmplă ceva urgent și trebuie anunțată toată secția. Eu nu am apăsat pe buton. Ana Banana 200. Bă, Doamne ferește. Bă, afară, hai afară de aici, gata, nu vă mai jucați. Deci, Lorena, ține minte, Ana Banana 200 s-a jucat la buton, o să vină mâine la probe. Să nu acceptăm pentru că se joacă la butoane și nu e bine. Mariusica, tu ce cauți aici? Vino cu acea, Mariusica, las-o pe... Bă, ați nebunit-o pe săraca Lorena. Gata, Lorena, mulțumim mult că ne-ai primit așa frumos. Ne mai uităm și noi pe aici și plecăm. Ia, ce mă, s-a dozator din ăla de gogoș. Ia uite, gogoașă cu căpșuni, ciocolată albă, gogoașă normală cu ciocolată. Ce mă, asta? Parizer cu pâine. Mamă, avem parizer cu pâine. La doi bănuți mănânci parizer pe pâine. Ești nebun? Nu mănânc. Mănâncă bine poliția. Bă, păi dacă te grăbești la muncă și n-apuci să mănânci, gen vii aici și ție un parizer pâine și ăla e, ești nebun, ia uite. Aici îți faci cafeaua de dimineață, aici a băut-o Lorena, cred că și-a făcut Lorena o cafea sau ceva mai devreme. Mamă, și aici este gen ca o parcare, dar încă nu există vehicule, aparent. Da, aici cam este cu cod, nu cred că avem voie aici, dar sunt curios ce e aici. Aici pare să fie, dacă e subteran, mă gândesc că e gen... pușcăria pe aici. 0000. Bă, nu cred că e totuși 0. Da, nu e 0000. Era destul de frumos să fie așa, dar nu prea este. Nu merge. Bă, deci n-avem voie să mergem acolo, ești nebun. Lorena, să știi că noi nu încercam codul sau ceva. Noi doar ne uitam și noi pe aici. Ce e aici? Aici presupun că acolo se duce gen poliția, nu? Că așa aveam... Bă, seamănă cu secția trecută. Seamănă cu secția trecută așa ca design, dar aici, uite, aici iară se duce în jos. Da, nu prea înțeleg. Hai sus. Păi nu cred că... Bă, nu putem să mergem sus, care e parola aici? Și aici, uite, e acolo unde stai și iei pe la rău și îl întrebi: "Bă, de ce ai făcut asta? Ce se întâmplă?" Și le iei aici la interviu, știi ce zic? Da, deci hai să nu facem nimic pe aici, pentru că e o secție de poliție și eu sincer nu vreau să-mi stric șansele să fiu polițist. Și Marius, zic că dacă tu faci vreo prostie, cred că iară nu o să mai hai la magazin să-mi cumper tot magazinul. Bă, am zis că-ți cumpăr o chestie, ok? Ok, Lorena, te-am lăsat în pace că te-am înnebunit destul. N-am făcut nicio prostie, poți să verifici că nu am spart nimic și n-am stricat nimic. Dacă spargem ceva, cred că s-a dus șansa noastră de polițist, așa că eu vreau să plec. Te-am pupat, Lorena, mulțumim foarte mult de primire, pa! Gata, hai să mergem, că mie mi-e frică că dacă mai stăteam pe acolo, stricam ceva și după aia nu mă mai luau ăștia la poliție sau ceva. Și acum momentul mult așteptat, pentru că sincer de asta eu chiar am așteptat toată ziua. Magazinul, care, bă, e imens, adică uitați-vă pe hartă, bro. Deci magazinul este cât toată strada noastră, uitați-vă aici pe hartă. Doamne ferește, deci arată prea șmecher. Stai că mor de foame. Bana, eu am numai carne la mine, nu știu cum să spun. De fapt, eu care n-am nicio carne la mine, dar eu nu împar mâncare, așa că nu știu, te descurci. Bă, e șmecher rău de tot harta asta de s-a băgat. Uite, ți-a dat Mariusica aici niște legume, na, mănâncă și nu mai da în mine. Ok, sunteți pregătiți să mergem la magazin să vedem ce s-a băgat acolo, pentru că vreau și eu să fac niște cumpărături, că mi-am pregătit aici niște bani. Nu știu câți bani aveți voi, dar eu sunt destul de bine. Eu sunt destul de bogat.
păcat, aș putea spune, nu vreau să mă laud, dar haideți să mergem, hai să mergem să vedem ce se află la magazin și ce o să cumpărăm, pentru că, bă, chiar abia aștept, frate, ia uite, mamă, cât de mare e, ok, ok, asta o să fie șmecher, uitați-vă câte raioane sunt și chestii, ok, ok, deja îmi place rău de tot, Burger Shop, bă, ești nebun, deci nu pot să cred, bă, da, mi se pare mie să ai puțin lag aici, cred că cam este lag aici, e lag, mamă, și voi aveți lag aici? Mamă, bă, la mine se mai mișcă cât de cât, dar cred că dacă aveți calculator, cred că ei au calculator puțin mai prost decât mine și s-ar putea să... Da, cred că trebuie să facem o reclamație la magazinul ăsta că e lag un pic aici. Dar vezi că arată șmecher rău de tot, frate, la... Mamă, ce zici, mă, Mariane? Te pup, bine ați venit la magazin, mi-a fost dor de voi, te pup, Mariane, nu mai vreau la magazin. Lasă, bă, Ana, să vedem și noi ce se întâmplă aici. Bă, Mariane, ce se întâmplă de atâta lag, că nu înțelegem? Sincer, eu sunt robot și nu simt lagul, dar cred că ar trebui să vorbiți cu hackerul sau Gigel ca să se rezolve. Ba, cred că o să mergem să vorbim cu ei. Acum, eu nu știu că se vede pe filmare, dar este destul de mult lag pe aici, dar what, voi vedeți câte chestii avem. Ok, Mariane, noi o să ne uităm pe aici, te pupăm. Bă, uitați-vă. Bă, ăsta era eu, nu preferat al Anei. Zi-mă, Ana, ce ți-au. Îți iau ce vrei tu de aici, Ana. Tot ce vrei tu de la carne ți-au ție, Ana, dacă vrei ceva. Și da, cu condiția să mănânci chestia aia, adică dacă nu mănânci, gen, nu ai voi. Eu te-am luat ouă. Ești nebun, Doamne ferește. Bă, de la carne am spus, ok? Pește, ce-ți place ție? Da, eu sunt alergic la pește, gen, nu pot să mănânc. Ok? Bun, ia uite, bă, ofertă 2 plus 1 gratis. Ia, vedeți aici. Wow! Bă, sincer, eu o să-mi iau niște gogoși, pentru că mie îmi plac mult gogoșile. Mi-au de-asta cu de-asta și una cu ciocolată pe care o să o primesc gratis, nu vreau să mă laud. Dar eu mi-am luat vreo 3 gogoșele de aici. Mai multe dulciuri aici. Bă, ce-s, bă, cu atâtea raioane? Deci avem aici care e full de dulciuri efectiv, cu ciocolată și gogoși de astea. Aici, ia uite, avem ursuleți gumați din ăștia, avem măr din ăla în caramel. Chiar că prea multe dulciuri. Bă, ce mi-a aruncat, mă, chestia? Eu nu vreau să cumpăr de astea pe aici. Cine mi-a aruncat din asta? Lasă-mă în pace că eu deja mi-am luat 3 gogoși la ofertă. Deci atenție, eu am prins ofertă. Aici, ia uite, bă, mai multe de astea. Ce asta, Nutella? Ciocolată, acadele, bă, ce se întâmplă, bă, aici? Astea sunt din alea zi torturi. Bă, deci, efectiv, stai așa un pic. Câte raioane avem? Avem un raion, 2, 3, 4 de-astea de dulciuri, 5 de... Nu, astea sunt chipsuri aici. Nu, astea sunt... Uite, și aici mai sunt dulciuri. Și aici, uite, 5 din astea cu din astea zi plăcinte. Avem și plăcinte care și astea sunt dulci. Bă, deci magazinul ăsta e plin de dulciuri, frate! Wow! Uite, suculeți, unde? Ia, ce găsim, mă, Ana? Mamă! Și aici cumperi, gen, direct. Ia uite, smoothie. Poți să-ți cumperi smoothie-uri aici și aici plătești direct aici. Lol, ce tare! Bă, și înghețată! Lol, bă, e prea tare. Ia lemne, păi vin să vând lemne. Nu cred că... nu cred că pot să vinzi chestii aici. Uite, bă, câte chestii sunt, bro. Wow, nici nu știu ce e aici. Ce e aici? Sos. Aici sunt... ok, astea sunt sosuri și condimente. Gen, uite, sare, piper, din astea ketchup, ce asta, muștar. Deci chiar, bă, ce tare. Vezi că e tare făcut rău de tot. Și mai multe sucuri și aici. Lol, ok. Bă, magazinul ăsta chiar e șmecher făcut, n-ai ce spune. Deci, Mariusica, nu uita că eu... Bă, ce cauți, mă, acolo? Bă, cum ai ajuns, mă, acolo? Deci, Mariusica, nu uita că ți-am promis că ți-au o chestie, ce vrei tu din magazin, și o plătesc eu, ok? Ana, ție nu o să-ți plătesc ouăle alea, ține minte, nu-ți plătesc niciun ou, du-te de aici cu ouăle tale. Le-am pus la loc, ok, bine, fructe, ok, fructe, mamă, vezi că e șmecher, vezi că e șmecher aionul ăsta de fructe, adică sunt destule multe chestii aici, uitați-vă și voi câte fructe. Ce asta, cactus fruit, mamă, bă, fructe exotice, ia uite, de-astea din End. Mamă, bă, ce se întâmplă? Ia uite banane, ia uite, Ana, ia-ți câteva banane aici și stai bine, stai pe spate cu ele, ok? Ia să vedem, ce-i asta, bro? Ce-i asta? Asta e pizza nefăcută, gen. E congelată, trebuie să o bagi la făcut. Lol, ok. Tare, poți să-ți iei și pizza să-ți faci acasă. Aici avem semințe. Voi doar scrieți pe ceea ce vedeți, gen. Stăm la semințe, luăm niște semințe și spargem semințe în față la Ana la acasă. Uite aici niște unelte, niște bucket-uri cu de-astea. Bă, multe chestii random. Uite și niște blocuri ciudate care sunt foarte colorate și chestii, foarte șmecher. Pălării! Vreau șapcă. Mamă, vezi că-i tare. Wow, cine a furat, mă, o coroană? Ia uite-o, pană, și-a pus direct pe cap coroana. Mamă, ce tare, ce-i ăsta? Nas! Ia, taci că-mi pun nasul pe...
Îmi stă bine cu nasul, gen? Ce părere aveți de nasul meu? Îmi stă în gură, gen, îl mănânc. Mă, ce se întâmplă cu nasul ăsta? Ok, nu vreau nas. Ok, amuzant. Bă, ce... Mamă, fii atent, ia. Wow, șapcă creeper. Bă, vezi că sunt șmechere astea. Vezi că sunt chiar tari. Oare zic că vrei să-ți iau ceva de aici? Mamă, uite de asta de bucătar. Vezi că ești fresh, outfit check. Outfit check, mamă, șapca asta. 3 bonus burger. Mamă, sper să nu fie 3 bonus burger, că e cam mult pentru o șapcă. Nici măcar nu știu care sunt prețurile pe aici, că n-am văzut nicăieri afișate prețurile, decât la sucuri pe care le cumperi direct. Dar în rest, bă, nu știu. Nu știu că vreau să-mi iau ceva de la astea, să vedem, mai avem ceva șmicher. Mamă, mască de Dream, ești nebun? Ia uite, mă, mamă, ce ciudat arăt. Ia uite, regele! Ia uite, bă, vezi că stă bine, Mariusica, cu asta pe cap, fără mișto de nu stă bine. Stai așa, stai că, bă, Ana, ai stricat masca asta, Doamne. Tu o plătești, deci fii atentă că dacă ne zice ceva, tu o plătești, că ai stricat o mască. Hai, zi, mă, Ana, ce voi să-mi ia... Mamă, du-te, bă, de aici, ce... What? Astea sunt plușuri! Toate astea sunt plușuri, bro! Wow! Bă, ce tare e ăsta! Wow! Lag? Mamă, tu ai lag aici? Bă, și eu am lag gen peste tot în magazin, dar e ok, e suportabil, pot să mă joc cât de cât. Bă, cât de tari sunt astea! Lol! Ok, Mariusica, te-ai decis ce vrei să-ți cumpăr, că cred că am văzut cam tot magazinul, nu? Încă nu te-ai decis? Ok, eu vreau să mă mai pe aici, mă, pe la plușuri. Mă, fii atent, eu vreau să-mi iau o broască din asta. Vreau să-mi iau o broască din asta, că e portocalie, cum îmi place mie. Deci o să-mi iau o broască din asta și o să mai-mi iau, mamă, ăsta cât de... Mamă, vezi că e mare, mare pluș, ești nebun, uite-te, știu e cât mine. Bă, ești mecher sniffer-ul ăsta, parcă l-aș lua și eu ăsta. Vreau și o mâncărică, îmi dați, uite, Ana, vino cu acea, uite, ia aici, uite, niște onion din asta, niște ceapă prăjită. Mă, da, nu știu, cred că momentan o să-mi iau broasca asta, să mă mai pe aici, oare ce să mai cumpăr, bă, că e dita mai magazinul, bă, câte chestii avem pe aici, efectiv. Mariane, într-un final am terminat sesiunea de cumpărături și fii atent ce am cumpărat aici, hai, domne, mai repede, bă, tu ce cauți mai aici, ia lasă-mă, mă, în pace, să, abia m-am pus la rând, ce ai cu mine, că stau la coadă de 10 minute, n-ai stat, mă, la nicio coadă 10 minute, deci avem așa, 3 gogoși la preț de 2, pentru că am văzut că era ofertă, da, deci să nu mă fraieris, că am văzut oferta acolo. Avem aici corn chips, avem niște pufuleți. E, știi ce, bună ziua. Mă, tu cu cine te cerți acolo? Am și eu astea. Bă, nu e nimeni la casa acolo. Doamne ferește. Avem aici niște chipsuri cu brânză, cu sos așa peste, frumos. Mi-am luat eu plușul ăsta, broască portocalie și domnul Mariusica a vrut să-i cumpăr acest pluș care plânge, nu știu ce, dar a vrut și el plușul ăsta. Și să spun și mie, domnule Marian, cât m-ar costa toate chestiile astea? Sper că nu mai mult de un bănuț, că nu prea am bani, sunt destul de sărac, sincer. O să te coste 25 de bănuți totul. Maolo. Da, am înțeles, 25 de bănuți. Ok, nu e atât de mult, 25 de bănuți, nu-i așa? E super mult, nu-i așa? Ok, 24, 25, ok, 25 de bănuți, oh my god, 25 de bănuți. Eu plătesc mai încolo că am uitat banii acasă sau... Ana, vezi că dacă pleci cu aia, gen, realizezi că nu mai ai nicio șansă la poliție, nu? Realizezi că te ia poliția și nu mai ai devii tu poliție niciodată dacă furi. Deci ați văzut-o cum a vrut să fure, ați văzut-o, da, domnul Marian, ați văzut, uitați aici banii, 25... Gata, deci Ana, nu știu de tine, dar hai, rămâi aici și bate-te cu datoria, nu știu de tine. Deci ați văzut-o că a vrut să fure, da? Bă, ați văzut-o, ia și mie și îți dau acasă. Dă, mă, ce ți-ai luat? Dă, că plătesc eu pentru tine, hai. Deci ce ți-ai luat? Astea erau măcar la ofertă. Uitați, deci sunt două fursecuri din alea și încă un fursec din ăsta. Da, deci astea sunt la ofertă din ce știu eu, nu? Că era cu 2 plus 1 gratis. Da, astea costă 2 bănuți. Uitați aici, 2 bănuți și gata, am plătit eu și pentru Ana și pentru toată lumea. Mulțumim, Mariane, te pupăm și ne mai vedem. Sper să se rezolve cu lagul din magazin, că e puțin lag pe aici, nu de alta. Pa, te pupăm. Oh my god, ce tare a fost magazinul ăsta. Ia, mă, Mariusica, ăsta e al tău, poftim. Uite la aici. Am și eu, mi-am luat și un pluș nou care... Bă, de ce e atât de mic plușul meu? What? Bă! What? Asta e țeapa mondială. De ce e atât de micuț? Bă, pleacă-mă de aici, lasă-mă că e plușul meu. Doamne ferește. Bă, am dat bani, păi. Bă, dăm înapoi plușul, te dau la poliție, zilul Lorena. Bă, treci încoace, dăm plușul înapoi, alo. Deci, Ana, treci în secunda asta. Bă, în secunda asta vin înapoi. Bă, fraților, mă aflu pe serverul nostru, pe Burger SMP, iar astăzi este o zi foarte, foarte importantă, pentru că dacă ați urmărit ultimul clip, unde s-a băgat acel update foarte, foarte mare, știți că s-a băgat magazinul de pe server și s-a băgat și secția de poliție, unde
momentan nu este nimeni polițist, iar astăzi se fac alegerile pentru cine o să fie primul polițist de pe server. Fix acum sunt cu prietena mea Ana și cu constructorul Gigel, care o să decidă cine o să iasă polițist, atenție. Și eu și Ana vrem amândoi să ne băgăm pe poziția de polițist, dar doar unul dintre noi poate să fie polițist și o să mergem să dăm niște probe, iar ăla care o să facă cel mai bine la probe o să rămână polițist. A vrut și Mariusica să se bage, dar știm cu toții că nu are voie pentru că a furat de pe server și a fost banat temporar și acum nu are voie să fie polițist pentru o lună de zile și abia după aia o să poată să încerce să fie și el în poliție. Deci momentan sunt doar eu și Ana. Maria a zis că nu vrea să se bage ca polițist și au rămas doar eu și Ana. Probele ar trebui să înceapă cam în 5 minute începând din momentul de față. Deci am intrat la fix, încă suntem în timp. Și da, înainte să mergem la probe, fraților, v-aș ruga să-mi spuneți succes în comentarii ca să putem deveni polițiști. Am nevoie de ajutorul vostru să-mi spuneți baftă, succes, ce vreți voi acolo în comentarii. Și nu uitați că pe primul link din descriere găsiți și lucaluc.ro, site-ul nostru de merch, dacă vreți să vă luați și voi plușul ăsta foarte, foarte drăguț din noua colecție de Back to School sau penare, șepci, tricouri, hanorace, găsiți tot ce vreți voi pe primul link din descriere. Și acum, bă, sincer, eu zic că sunt destul de pregătit. S-ar putea să câștig probele. Eu zic că o bat pana la orice probă ar fi, adică nu știu care e proba, dar sincer eu zic că o să ne descurcăm. Acum urmează să vedem și nu știu, mă duc așa, nu știu că trebuia să vin îmbrăcat cu ceva sau nu știu, eu mă duc așa pur și simplu. Nu știu dacă Ana s-a dus deja la poliție sau nu. Ia să vedem, e Ana acasă pe aici? Nu știu dacă, nu m-am uitat să văd dacă e pe acasă, dar cred că Ana deja e acolo, să fie deja acolo. Bă, nu vreau să întârzi sau ceva, bă, ce chestia aia. Fraților, văd ceva acolo de la poliție care vine așa în sus, nu știu ce se întâmplă, dar o să mergem, o să vedem ce probe sunt și să sperăm că până la finalul zilei o să fiu și eu polițist. Nu știu, urați-mi baftă și hai să vedem ce probe avem. Ia uite ce s-a trezit Ana de dimineață ca să ajungă prima. Uite, întârziatul, cum adică întârziat? Bă, am ajuns cu 2 minute înainte să înceapă probele. Sunt primul cum ar veni, nu știu de ce ești tu aici atât de devreme, dar eu ies polițistă. Da, mă, ești tu polițistă? De cine? Ți-a zis cineva că ești tu polițistă? Lasă vrăjeala, Ana. O să vedem după probele de astăzi cine este polițist, ok? Am avut timp să plimb și câinele până ai venit tu. Ana, cred că ar trebui să nu stai cu spatele la domnul care va decide dacă ești polițist sau nu. Bun, ați întârziat 5 minute amândoi. Cum adică am întârziat? What? N-a întârziat nimeni. Minus 1? Cum adică minus 1? Bă, stăm așa. Minus un punct la amândoi. Cred că facem mișto, dar bă, chiar e ora 3:59. Abia acum gen trebuie să fim aici acum, adică. Hai să începem. Ok, ce se întâmplă aici? Ok, iteme confiscate. What? Puneți-vă toate itemele acolo. Trebuie să punem tot ce avem. Ok, stai așa un pic. Uite, eu îți fac treaba mai ușoară și îmi pun totul în acest ghiozdan care e al meu. Ăsta e ghiozdanul meu. De ce nu mă lasă să pun aici? Nu mă lasă să-mi pun ghiozdan. Trebuie să scot totul din ghiozdan, bro. Nu mă lasă să-mi pun chestiile aici. Wow. Ok, stai așa. Aruncă la mine. Gata. Ți-l dau ție așa. Nu mă lăsa pentru că e șulcăr și ai văzut ce a vrut să fure. Da, ai văzut. Viitoare polițistă. Ai văzut, da? Glumeam. Minus un punct. Minus un punct. Da, mi se pare corect. Nu există. Păi ce, vrei să mă furi? Cum adică? Ați văzut? A vrut să fure gen de față cu poliția aici. Deci vezi că Luca a apăsat pe buton. N-am apăsat pe niciun buton, nu e adevărat. Ia uite-o pe Ana, s-a dus acolo la Lorena. N-are voie să fie acolo. Deci gata, eu zic că e destul de clar cine ce ar trebui să fie polițist. Eu zic că nici nu mai are rost să mai dăm probele astea pe bune, gata. Adică Ana deja, tu n-ai cum să fii polițist, că tu faci o groază. Ok, gata, nu o să mai zic. Hai, zi-mă, Gigele, sunteți pregătiți? M-am născut pregătit, nu altceva. Sunt pregătit 100%, Gigele. Hai. Aici aveți itemele pentru toate probele. Ok, păi stai așa, ce ar trebui să iau? Că Ana ia totul gen, adică eu nu știu ce mi-a rămas. Mie nu mi-a mai rămas nimic. Asta este pentru Luca și Ana a furat tot ce era acolo gen și are pistolul. Da, ai văzut cum se juca Ana cu pistolul, că îl ținea spre tine așa, adică e destul de periculos ce a făcut Ana. Doar zic. Și eu nu am botoși, nu știu cum să vă spun, dar eu trebuia să am niște pantofi, cum ar veni, și nu am. Și bocanci? Păi nu am bocanci, unde? I-a păstrat Ana. Uite, acum a pus bocanci. Ia. Ce avem aici? Bocanci, pantalon de polițist, vest antiglonț și cască antiglonț. Wow! Minus 1 m-a atacat. Bă, Ana, dar tu ce faci? Ia uite, a dat în mine, ai văzut? Bă, deci ce polițist e ăsta? Minus 3 puncte până acum, Ana, minus 4. Bă, ce se întâmplă? A distrus aici, l-ai văzut, Gigel? Ai văzut-o pe Ana? Deci ai văzut cum a distrus gardul aici la poliție? Doamne ferește! Ana, hai, 0 puncte, aveți toți, gata, hai, începem de la capăt. Bă, gata, da, Ana, te potolești, adică, pe bune. Ana,
ăsta este al tău, gata, uite, poftim, ai și tu aceleași chestii ca și mine, foarte frumos, bă, dar cum îmi stă cu uniforma asta? Ana, ține pistolul spre mine, poate să te declanșezi, e foarte periculos ce face, o vezi, da? E foarte periculos, ține acolo, puneți mască, puneți casca, a, puneți casca, ok, puneți, bă, casca, Ana, și hai să începem. Minte, nu am făcut asta, păi uite cum stă cu pistolul ăla înspre mine. Așa, hai, zi, Gigele, ce trebuie să facem? La prima rundă, ok, hai să vedem, prima rundă, ia, ce trebuie să facem? Aici trebuie să trageți cu pistolul în țintele din spatele meu, fiecare glonț contează. Ok, deci țintele ar trebui să fie asta, aia ce aia? Trebuie să trag în aia mică așa? Mamă, ok, Luca primul sau eu? A, și după aia în aia, ok, care? Ok, bine, bine, gata, Gigele, am înțeles, cred că care vrea să înceapă primul? Fetele primele, pentru că sunt un polițist gentleman, ok? Bun, a tras în prima, bă, Gigele, cred că ar trebui să te uiți, nu la ce face Ana. Ok, două gloanțe pe lângă, trei a tras până acum. Ana, vezi că ținta în patru gloanțe până acum, nu prea e pe țintă. Cinci gloanțe, ok. Șase gloanțe, șapte. Deci Ana a dărâmat tot din șapte gloanțe. Și acum eu trebuie să fac mai bine decât șapte gloanțe, nu? Cam ăsta este scopul meu, mă gândesc, bănuiesc. Gigele, cred că nu prea ai gândit-o pe aia, cred că nu mai ajungi să mai pui ăla acolo sau ceva. Ok, deci acum urmez eu să înțeleg. Bun, Gigele, dă-te la o parte că vrei să vezi asta. Stai să scriu un carte, ok, scrie acolo șapte gloanțe, le-am numărat eu, nu știu dacă e adevărat, Ana, ca să nu spui că am zis eu de la mine șase, au fost șapte, deci chiar au fost șapte, fără mișto că au fost șapte. Deci, nu știu, uită-te pe camere, eu chiar le-am auzit, sunt 100% sigur, ok. Hai să vedem, deci, pot să încep sau nu? Ca să știu și eu că sunt aici, da? Hai, 3, 2, 1, ok, deci prima țintă... S-a băgat în față, s-a băgat în față, Gigele, s-a băgat în fața mea, ai văzut? Ai văzut, s-a băgat, deci ăsta nu s-a pus. Deci s-a băgat în, uite-te pe camere, avem camere aici, cum adică a tras pe lângă, uite-te că a scris pe chat că a tras în mine și după aia a zis a tras pe lângă. Păi cum adică am tras pe lângă, dar am tras în tine? Deci te rog frumos, Ana, lasă-mă să-mi fac aici chestiile, da? Bun, deci, hai să vedem acum, Gigele, fii cu ochii pe ea că vezi că trișează un pic. Dacă erai polițist bun, nu dădeai. Dacă mai faci prostii, nu o să mai ajungi polițist. Oricum nu știu dacă ajunge Ana polițistă, dar mă rog. Hai să vedem, primul glonț, boom, direct. Deci un glonț avem până acum, un target dat jos. Mamă, dar ăla e greu rău de tot. Stai așa, constructore, dă-te că mie să nu te rănesc, nu de alta. Ok, mamă, din ăla, l-am nimerit pe ăla greu. Ăla a fost destul de greu acolo că era micuț și așa. Și mai avem acolo, am dat pe lângă, ok. 3 glonțe, 4, 5 gloanțe, let's go. 5 gloanțe, bine. Suntem bine, bă, dar s-a spart greu rău de tot geamul ăla. Pot să jur că am mai tras în el și nu s-a spart. Nu știu ce a fost chestia asta, dar oricum 5 gloanțe, eu zic că suntem bine. Deci momentan eu m-am pușcat. Ai văzut-o? Ai văzut cum m-am pușcat intenționat? Bă, deci ai văzut-o? Bă, sunt eu nebun? Cum adică? Doamne, cum adică nu eu? Bă, Ana, deci te rog frumos, te potolești. Deci, te rog frumos, Gigele, spune-i ceva, că chiar nu am cum să mă înțeleg cu ea. Uite-te și tu, adică mă rănește până să fiu polițist, eu am nevoie de mâncare, uite-te și tu, mor de foame că a tras Ana în mine. Eu am fost un polițist model, dar Ana nu știu ce tot face, adică pe bune. Adică acum, ce e asta? Ah, mulțumesc. Ah, uite, mi-a furat efectiv ale mele, uite-te și tu, adică bă, pe cine punem în poliție? E viitorul serverului în joc aici și uite-te și tu că Ana efectiv fură ca polițist, adică n-are cum să fie polițist vreodată, mă rog. Hai să continuăm, deci prima rundă eu zic că a fost ok, sunteți gata de a doua rundă? Da. Da, ok. Casca Ana, bă, puneți casca Ana. Păi uite-te și tu, stă cu coroana. Bă, uite-te și tu, mă, Gigele. Mai are sens? Deci, mai are sens? Spune-mi și mie dacă mai are sens să mai facem. Dacă te mai prind fără cască, te descalific. Ia uzi, Ana, te descalifică. Ia. Ai văzut? Ai văzut că și-a dat-o jos și a pus-o iar? Wow, deci Ana face mișto de poliția serverului. Mă rog, nu de poliție, că Gigele nu e în poliție, dar mă rog, făceam în glumă. Bine, zi-mă, Gigele, care este a doua, care este haide după mine. Ok, hai că vin după tine. Hai să vedem a doua rundă, ești nebun? Mamă. Ok, cred că știu ce facem acum. Cred că mergem pe blocurile alea de le-am văzut eu de acasă, le-am văzut. Ești nebun? Mă, bă, ce se întâmplă, bă, aici? Ok, asta ar trebui să fie destul de interesant. Ok, stați aici, gata, vin acum. Stați aici, Ana, trebuie să stăm acolo, nu înțelegi? Gata, uite. Bă, deci eu nu înțeleg de ce mai facem cu Ana, uite-te și tu, adică nu ascultă de reguli, dă-n mine. Bă, deci eu nu mai înțeleg, oricum. Nu contează, lasă, că suntem primul care ajunge la bănuț câștigă. Ok, dau startul.
Bun, deci începem. De unde ar trebui să începem? Începem de aici, trebuie să stau aici, cred că aici trebuie să stau, nu? Și care, unde e bănuțul, gen? Bănuțul, mă gândesc că e la final, pe acolo, sus, nu știu, mă rog, nu contează. Unde? Ia, ia, stai, poți să... Ah, ok, ok. Deci acolo e bănuțul, bun, bun, bun. Deci bănuțul este acolo, gata, am văzut bănuțul. Sunt pregătit, domnule Gigel. Haide, poți să dai... Deci aici trebuie să fim, nu? Trebuie să începem de aici. Poți să dai startul. Ia, 3, 2... Ana, văd că începe ea să-și dea startul, nu știu ce se întâmplă. Ia uite, se duce acolo să ne spectateze, bă. Ok, bun. Deci primul care ajunge să ia bănuțul. Bun, așa. Haide, sunt pregătit. Sunteți gata? Suntem gata. Hai. Deci, când putem să începem, la start porniți. Hai. Și 3, 2, 1, start. Ok, gata. O să o las pe Ana prima, pentru că oricum cel mai probabil o să se împiedice și o să cadă. Adică, ce ziceam? Nu prea. A dat în mine, a dat, ai văzut? Ai văzut? A dat în mine, n-are voie să facă chestia asta. Nu aveți voie cu pumn? Te rog frumos să o duci înapoi. Să o duci înapoi, n-are voie să dea în mine, frate. Cum adică? Păi să aibă un dezavantaj dacă a dat, nu? Așa mi se pare corect. Ia uite-o. Uite, știu, poamne, mai și cade de pe asta, care e cea mai ușoară săritură. Uite-te, știu cât de... Băi, e prea ușor, efectiv. Ia uite-mă. Așa. Ok, aici s-ar putea să avem o mică problemă. Bun, săritura asta măcar știu că Ana n-ar face-o niciodată în viața ei. Poate, poate, îmi iese mie. Da, mă, da. Ok, hai că nu mai am mult. Săritura asta. Și, bă, trage mine. Wow, mai trebuie să mai zic ce... Bă, ce să mai zic, bă, ești descalificată, ia uite, bă, așa ceva. E cea mai ușoară probă de poliție, Ana se descalifică singură, efectiv, Doamne ferește. Bun, Gigele, cumva ai văzut și tu ce am văzut și eu, gen? Pentru că eu făceam liniștit proba și eram pe care să câștig și după aia Ana m-a omorât, gen. Ce părere ai de chestia asta? Adică ce polițist e ăsta? Degeaba că a zis că rămân eu polițistă? A, da, mă, Ana, tu ești, da, bă, are dreptate, gata. Hai că vă rog să vă puneți itemele înapoi aici. Gata, gata, hai că îmi pun itemele înapoi, da. Ia, ai văzut? A spart aici geamul la poliție. Ai văzut-o cum a spart geamul la... Uite-te și tu, Doamne ferește, bă, așa ceva. Nu mai zic nimic, deci efectiv. Gigele, să știi că păstrez și eu mâncarea asta. Că, na, asta presupun că nu se dă înapoi. Dar, da, ai văzut și tu că Ana a spart geamul ăsta. Adică sper că ești conștient, nu? Doar zic, nu, doar zic. Mă rog, nu contează. Așa, zi, Gigele. Deci, până la urmă, ce face? Rămâne Ana polițistă sau... Cred că Ana merită să rămână polițistă. Adică, ce sens are? Ai aici cartea, poți să o citești. Ia, hai să vedem cartea, ia. Ce carte mi-a dat mie? Ana, 7 gloanțe, Luca, 5 gloanțe. Ok, Luca, 2 puncte, Ana, 0 puncte. Decizie finală, felicitări, Luca, ai devenit polițist oficial. Dă-i la pagina 10 pentru cod. Ok, ia să văd eu. Aha, ok. Nu o să spun cu voce tare care este codul, dar am înțeles, gata, am memorat codul. Să nu spui la nimeni, nu spun la nimeni, s-a liniștit. Bă, vreau itemele înapoi că nu simt că e ok. Păi, nu știu, merită itemele înapoi, Gigele, ce părere ai? Pleacă, ia auzi, pleacă de lângă geam, hai, pleacă de acolo, pleacă să repare ce-i stricat. Așa, foarte bine. Ana, te-aș ruga dacă nu ai ceva de raportat la poliție să pleci din secție, pentru că sunt polițist oficial și poți să nu dai în poliție. Și ăla cumva e bănuțul ăla de la probă? Ce caută Ana cu bănuțul? Întreb și eu. Cumva e bănuțul ăla? Aveam banii la mine? Aha, da, ca să nu fie furați. A, deci Ana nici nu a pus toate itemele în chest. Ține minte și asta. Numai, poți să-mi dai mie, gen... Wow, uite-te și tu. Pleacă de aici, să nu te mai prind la poliție. Pleacă să nu te mai văd. Doamne. Ai văzut și tu, Doamne. Gigele, bă, deci cu așa oameni în orașul ăsta, bine că am ieșit eu polițist, sincer. Ia că sunt, pleacă mă de aici, n-au să plec. Pleacă, să nu te vă la poliție. Pleacă că scot bastonul, mă duc să-mi iau bastonul. Gigele, dacă nu te super, gen, mi-ar trebui și mie ghiozdanul ăla pe care, știi tu, l-ai tu, gen, chiar mi-ar trebui puțin. Adică am toți banii mei acolo, doar zic. Adică nimic prea valoros. Uite, deci tu că se joacă la alarmă. Pleacă mă de aici. Hai, Gigele, dăm ghiozdanul, că trebuie să-mi iau bastonul, să o banez pana de aici. Hai, pleacă Ana, mulțumesc de ghiozdan. Unde sunt? Așa, gata, am și bănuții. Cream că mi-ai tras pe dreapta bănuții sau ceva. Ok. Bă, Gigele, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai jurizat și ai jurizat foarte, foarte corect. Și da, mă duc să-mi iau chestie de polițist ca să nu mai prind pana pe aici, cu plăcere. Da, mai e ceva ce ar trebui să mai știu? Eu am plecat? Nu. Ok, mersi. Hai, te-am pupat și ne mai auzim. Polițist, fraților. Wow, ok. Bă, chiar îmi place ce s-a întâmplat aici. Bine, nu prea îmi place că Ana a trișat în ultimul... Mamă, cum arată locul ăsta. Deci Ana efectiv a trișat în ultimul hal și chiar a meritat ce s-a întâmplat. Adică chiar a meritat să nu fie polițist. Dacă ieșea polițist,
chiar mă ofticam puțin și ia, vedeți aici uniformă. Da, mă, da, noul ofițer burger de pe server. Și ia, vedeți aici camera de întâlnire. Aici fac întâlniri cu mine, că doar eu sunt aici. Mamă, ce tare, avem și noi ceva, avem frigiderul gol, vă dați seama. Am înțeles și mă asta, ia uite de-asta cu piese, să punem muzică. Bă, frumos aici la poliție, ia să vedem și astea. Ia uite, a ieșit și Ana, s-a ofticat, bă, ești nebun. Ia uite, avem aici din ăsta care dă stand. Deci dacă mai prind pana și dau cu ăsta, bam, nu poate să se mai miște. Nicio problemă, avem taser, avem, mamă, pistol, tot trebuie, bă, tot ce trebuie. Deci nu am nevoie de mai multe, efectiv, uitați-vă și voi, avem și ăsta, avem și ăsta, avem 100.000 de chestii aici. Și cred că mai sunt chestii pe aici, dar nu o să stau să mă uit acum prin toate astea. Dar, fraților, oficial sunt polițist pe server. O să dau un mesaj hackerului că vreau să-l întreb ce pot să fac eu mai exact ca și polițist. Să vedem dacă avem voie să adăugăm reguli sau să facem chestii de genul, pentru că ar fi destul de tare dacă aș putea să adaug eu reguli pe server, știi ce zic? Adică chiar cred că ar fi super, super șmecher să facem chestia asta, pentru că, ia stai să vedem și ce aici jos, chiar că, pentru că am putea să punem niște reguli să fie mai așa, mai în favoarea mea, știi ce zic? Adică poate să ne mai ajute și pe noi să punem niște reguli când e Ana foarte enervantă. Mamă, să vezi ce bine ar sta Ana aici. Păi pe Ana cred că o bag direct la mamă și nu pot să cred, e din aia să faci aici, să faci poză, bă, când, știi, când intră criminalii la pușcărie și le face poză la perete din ăla așa. Mamă, ce tare, bă. Deci Ana cred că e prima pe listă pe care vreau să o bag la pușcărie. O să-i scriu hackerului și o să-l întreb dacă am voie să-mi pun eu regulile mele cum ar veni, adică să pot să pun reguli pe server, pentru că chiar cred că am putea să, de fapt, nici dacă nu pun eu reguli, tot pot să o banez cumva pe Ana. Bine, nu să o banez, să o bag la pușcărie, că n-avem voie să dăm bani. Și aici e aceea, aici e camera unde stai și da, aici aduci suspectul și-l interoghezi. Stau aici și notez aici, aha. Și zici tu, Ana, că nu ești vinovată? Da, nu știu ce să zic. Și Ana e acolo și zice, da, nu prea am făcut nimic. Și o să zic, da, nu prea te cred, nu știu ce să spun de chestia asta. Felicitări noului polițist burger. Dacă ai nevoie de ceva, sunt la datoria ta. Bă, Lorena, mulțumesc, chiar apreciez foarte, foarte mult. Și chiar cred că o să-mi placă să lucrez cu tine. Și fie vorba între noi, să stai cu ochii pe Ana, pentru că e cea mai suspectă persoană de pe server. Da, deci, fraților, eu o să mă duc acum să mai inspectez pe aici, să vedem ce putem face ca polițiști. Și de episodul viitor o să înceapă nebunia cu poliția, să vedem ce putem face. O să avem grijă să nu existe ilegalități pe server. Și da, eu chiar zic că merita, nu știu, ziceți-mi în comentarii dacă credeți că merita Ana să fie polițist sau nu. Da, chiar sunt curios dacă cineva în comentarii chiar ar crede chestia asta, sincer. Da, deci v-am pupat, ne auzim de următorul episod unde o să înceapă nebunia cu poliția și o să dăm amenzi, o să facem chestii genul, v-am spus, o să cer eu hackerului să-mi dea o listă cu toate chestiile pe care trebuie și pot să le fac ca polițist, ca să facem serverul să fie cât mai curat, să nu existe probleme. Așa că v-am pupat, ne auzim și noi pe data viitoare. Pa. Vă salut, fraților, aici de pe serverul nostru de pe Burger SMP, iar astăzi oficial începe prima noastră zi în poliție. Dacă nu știați, în ultimul clip am reușit să intrăm și noi în poliție. Nu a fost atât de greu, pentru că eram doar eu versus Ana și Ana nu prea s-a descurcat așa bine la probe. Puteți să vă uitați la clipul de ieri de pe canal ca să vedeți cum au decurs și probele. Și oficial începe nebunia cu poliția. Am vorbit și cu hackerul ca să-l întreb ce putem face mai exact acum că suntem polițiști, cum o să meargă chestiile, și am niște update-uri pentru voi foarte, foarte mișto, iar astăzi o să avem prima noastră zi ca și polițiști. Prietenii noștri deja sunt pe server și Mariusica și Ana, dar Ana nu este polițist cum credea ea că o să fie polițist. Eu sunt polițistul. Vreau să vă prezint și echipamentul de polițist astăzi ca să vedeți cu ce lucrăm și avem foarte multe chestii. În primul rând, scopul nostru pe astăzi este să dăm prima amendă. Vreau și eu să dau amendă, frate, și nu doar așa că am eu ceva cu cineva, adică nu știu de ce ați crede că am ceva gen să-i dau amendă Anei sau ceva, dar dacă aș prinde-o pe Ana că face o ilegalitate, probabil i-aș da amendă. Și practic, da, putem să dăm și amenzi, fraților, pentru că s-au băgat niște reguli noi pe server. Am vorbit cu hackerul, am discutat, am propus și eu una dintre reguli, restul le-a adăugat el. Deci practic astea sunt regulile vechi, pentru că nu aveam voie să omorâm animale nici înainte, nu aveam voie să furăm și nici să avem mai mult de 10 plantații pe teren. Și s-au adăugat încă 3 reguli noi pe server, mari și late. Enchanturile sunt interzise, nu avem voie să avem
avem nimic enchantat. Chestia asta nu am adăugat-o, eu nu am idee. Nu ai voie să mergi pe stradă ca pieton, doar pe trotuar ai voie. Din nou, nu eu am adăugat. Eu am sugerat regula asta și o să vă zic imediat care e faza cu ea. Nu ai voie să ataci alți jucători, nici cu pumnul, am specificat, nici cu nimic. De ce am făcut chestia asta? Ei bine, am vorbit cu hackerul și am spus: bă, eu cred că violența este foarte nașpa și n-ar trebui să fie în oraș așa. Ideea este că Ana mereu este enervantă și atacă non-stop cu pumnii și te spamează și îți dă așa non-stop de nu mai știi de tine. Deci 100% sigur o să încalce regula asta și chiar... nu că aș vrea eu să-i dau amendă, dar gen, dacă o să o încalci, vă dați seama că trebuie să ne facem treaba de polițiști, da? Așa că, da, pe scurt vreau să dau o amendă și să vedem dacă putem să-i dăm o amendă Anei astăzi. Nu că, bă, multă lume mi-a spus să nu abuzez și să fac chestii nașpa. Nu o să fac chestii nașpa, dar Ana de obicei nu respectă regulile, ok? Și ați văzut asta și la probe și de-aia am zis că vreau să mă răzbun puțin și să-i dau acolo o amendă destul de pompoasă, pentru că noi luăm jumătate din amenzi. Deci atenție, eu am voie să dau amenzi cât consider, dar fără de-astea exagerate, gen să-i cer 1000 de bănuți sau chestii, pentru că după aia o să zică hackerul: bă, las-o încolo că deja abuzezi de putere. Dar ideea e că dacă o să-i luăm amendă 10 bănuți, 15 bănuți, noi putem să păstrăm jumătate. Adică dacă îi dăm amendă de 10 bănuți, putem să păstrăm 5 bănuți și 5 trebuie să-i dăm la poliție. După aia s-au băgat niște chesturi noi pe aici, pentru că nu era complet echipată baza și am putut să-mi upgradez și eu pistolul. I-am pus un scope din ăsta și un silencer, pentru că, na, trebuie să fie și el puțin upgradat. Adică aparent nu avem voie încă cu arme mari, dar dacă tot am un pistol, am zis măcar, bă frate, să avem aici. Aici putem să craftăm arme mari, dar mi-a zis hackerul momentan să nu ne băgăm la arme mari și chestii de genul. Deci o să rămânem cu pistolul normal. Uite, ăsta l-avem noi și e puțin upgradat, că pot să-i pun așa un scope. Am scope-ul și pot să-l folosesc și chestii. După aia avem acest baston în kitul nostru de polițist. Deci atenție, kitul e la fel peste tot, e același kit. Deci practic ai niște gloanțe, ai un pistol, pe ăsta, mă rog, l-am mai upgradat eu pe aici. Din chesturile astea mai găsim din astea să upgradezi. Și avem bastonul ăsta cu care doar lovim și atât. Asta e doar așa, gen de avertizare. Bă, stai așa că faci o ilegalitate și sparge foarte, foarte rapid bastonul ăsta. Ceva de genul, da. Cred că o să trească să vorbesc cu cineva să reparăm asta. Mă rog, n-ați văzut nimic, ok? Și mai avem grenade din astea care sunt ca niște flashbang-uri, adică le arunci pe jos, nu vreau să le testez acum și jucătorii nu mai văd absolut nimic, dacă este haos sau ceva. Și mai avem acest taser pe care îl folosim, ați auzit că l-am folosit și aici în bară se încarcă și când se încarcă putem să-l folosim din nou. Cam ăsta este kitul și mai avem bastonul ăsta de stun. Deci când dăm o bucată cuiva cu ăsta, nu mai poate să-i miște de pe loc. Din nou, dacă fuge cineva sau face prostii, venim cu asta. Și vreau să mă duc la Mariusica astăzi să vorbim cu el și să-i spunem că Ana a luat ăla de poliție. Nu știu dacă a apucat, sper că n-a apucat să vorbească cu Ana. Nu știu, că am văzut că mai devreme a intrat pe server. Vreau să mă duc eu primul și să-i spun, să vedem ce reacție o să aibă când îi spun că nu eu am luat poliția și că acum Ana e în poliție și că vai de capul nostru că o să ne amendeze și chestii, că Ana nu ne suportă. Și vreau să mă duc la el neapărat să-i spun chestia asta, să vedem ce reacție o să aibă și după aia o să-i spun că sunt eu polițistul de fapt. Cartea asta trebuie să mergem să o ducem chiar acum în mijlocul orașului, unde trebuie să stea cartea cu reguli, pentru că am luat-o de acolo ca să o modificăm și chestii de genul. Și cam atâta vreau să fac pe astăzi. Te pup, Lorena, o zi foarte bună să ai. Bună dimineața, domnul Burger. Mulțumesc foarte mult, bă, domnul Burger, sunt destul de bine. Să ai o zi minunată ca și tine, Lorena. S-a băgat aici, să poți faci reclamații. Deci aici vii, poți să faci pentru reclamații, să faci o reclamație dacă s-a întâmplat ceva ilegal. Eu dai la Lorena și Lorena se uită peste reclamații și chestii. Ea mai mult ne ajută cu chestii genul să prea reclamații, să te ajute pe tine ca polițist, gen cine e polițist. E de treabă, Lorena, este tare. Și mai avem aceste camere, am uitat să vă spun de aceste camere, pe care numai poliția are voie să le acceseze. Și practic avem camere peste tot prin oraș. Vedeți că vedem aici la cafenea, vedem aici, bam, direct o cameră. Bine, asta, sincer să spun, este puțin ascunsă, este pe proprietatea lui Mariusica, dar el nu știe chestia asta încă. Dar, bă, nu cred că s-ar supăra oricum, mai ales că eu sunt polițist acum. Nu cred că are o problemă cu chestia asta și noi avem camere practic peste tot prin oraș, putem să le vedem. Mă rog, v-am explicat pe scurt cât am putut să vă explic și din ce am înțeles și eu că pot să fac ca și polițist. Punem cartea cu regulile aici și oficial începe prima noastră zi ca și polițiști. Vreau să mă duc acum la Mariusica, vreau să-mi dau jos astea. Așa, sunt doar un pieton. Ok, n-avem voie să mergem pe stradă în primul rând, să ținem minte chestia asta. Sunt doar un pieton normal. Vreau să mă duc la Mariusica să-i spun că, bă, Ana a câștigat probele, alegerile la poliție și că suntem vai de capul nostru. Și după aia o să-i spun că eu sunt polițistul și o să mergem și la Ana să vedem dacă vrea să facă vreo infracțiune sau ceva, să dăm și prima
noastră amendă. Cred că trebuie să-mi iau niște dalea la mine, nu? Cred că trebuie să-mi iau niște dalea de amendă. Ok, stai așa, o să mă întorc imediat. Ok, fraților, am luat și două cărticile din astea ca să putem să dăm amenzi. Când este cazul, adică nu zic că o să dau amenzi astăzi, dar dacă cineva pe nume Ana o să facă ceva, s-ar putea să dăm amenzi. Să vedem dacă e Mariusica acasă, asta mă interesează. Bă, Marius, eu întreb pe Mariusica. Bă, Mariusica, ce faci, bă? Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Mariusica? Gen, ești la duș? Îmi pare rău, scuze, fac baie, scuze, nu voiam. Nu înțelegeam ce faci și aveai mopul la ușă. Am blocat ușa, ce faci? Păi ai un geam aici, de unde să știu eu că erai? Oh my god, ok, te las să termin, ai terminat? Poți să vorbești acum? Doamne ferește, bă, de unde să știu eu ce faci tu, Mariusica? De unde? Ia zi. Am niște vești proaste, Mariusica. Ți-am spus că trebuie să zic ceva și ești polițist? Da, aș vrea eu să fiu polițist. Astea sunt veștile proaste că din păcate sparg tot. Din păcate, eu zic că Ana a aranjat cumva probele de poliție, pentru că m-am descurcat mai bine decât ea și din păcate nu știu cum a făcut, dar ea a ieșit polițist. Deci nu știu ce a fost chestia asta. Crezi că ar trebui să vorbesc cu hackerul să, nu știu, să rezolvăm cumva? Eu cred că a vorbit cu Gigel sau nu știu, a făcut cumva și a ieșit ea polițist, frate. Vrei ceva de mâncare? Sunt ok, am mâncare, nu e nevoie neapărat. Că vrei tu, dacă ai gătit acum și ai făcut tu ceva bun, gen m-aș băga așa să... tăiem porcul acum. Da, mersi, apreciez tocănița. Nu prea mi-e foame, arată foarte bine, dar nu prea mi-e foame acum, mulțumesc foarte mult oricum. Da, deci asta zic, mă, Mariusica, nu știu ce să fac. Acum e cam nașpa, că Ana e polițist, să-ți dai seama că ea nu ne suportă pe noi, o să ne dea amenzi non-stop, o să fie nașpa, da. Da, aia e, nu știu, atâta voiam să spun și... stai, ce chestia... Wait, ai ceva aici, stai un pic acolo, că voiam să văd o chestie, dar nu vreau să te uiți la mine, gen, că vreau să fac o chestie aici. Du-te, pleacă de aici, vreau să fac ceva, vreau să văd eu ceva, du-te încolo, așa. Voiam să văd o chestie. Ok, gata, cred că ai televizorul stricat, nu, merge, e ok, gata. Deci, Mariusica, asta ziceam, Ana, din păcate, e în poliție și cam asta este faza. Ce? Ai furat? N-am furat, bă, nimic, ce credeai, că Ana a intrat în poliție? Bă, nu da mine, nu e Ana în poliție. Eu sunt polițistul, Mariusica. Eu sunt noul polițist de pe server. Iete, bă. Da, mă, Mariusica, am vrut să văd ce părere ai de chestia asta. Dacă ți-ai spune că Ana a intrat la poliție, dar nu, eu am intrat și am un kit foarte șmecher, adică uite-te la asta. Uite-l ce pistol șmecher am și din păcate nu avem voie cu arme mari, dar am pistol. Deci, Mariusica, ești ok. Să spunem doar că nu o să nu o să-ți dau amenzi și chestii genul. O să fiu mai permisiv cu tine. Ia zi-mi, dai și mie un pistol ceva. Bă, nici chiar așa, nu pot să-ți dau chiar așa, că după aia o să avem probleme la hacker și așa. Dar ideea e că, bă, uite, fii atent care e faza. Hai să zic care e planul meu pe astăzi. Ideea, bă, nu mai sta supărat, fii atent aici. Deci, am vorbit cu hackerul și am băgat niște reguli noi pe server, ok? Și trebuie să vii cu mine să-ți arăt regulile noi de pe server, ca să ne asigurăm că nu încalci regulile. Și după aceea o să mergem la Ana și o să vedem dacă o să încalce sau nu regulile. Dar eu îți garantez 100% că Ana sigur o să încalce niște reguli astăzi. Și vreau să mergem să dăm niște amenzi, Mariusica, pentru că pot să dau amenzi acum, că sunt polițist. Și sunt niște reguli destul de stricte, să zic așa, adică dacă nu le știi poți să le încalci foarte, foarte ușor. Deci hai, vină încoace cu mine. De fapt, poți să ți le și zic, poți să nu mai vii până la cartea aia dacă e. Cred că nu, pe aici trebuie să coborăm. Ok, stai așa, că mereu mă pierd în casa ta. Și sunt ajutor de poliție. Bă, ești ajutor, dar neoficial, adică să nu spui la nimeni, ok, că suntem noi doi și așa. Eu doar sunt cu muzica, dar tu ești muzicianul meu, dar gen, ideea e ca lumea să nu afle că suntem așa buni prieteni, știi? Adică noi suntem așa, dar să nu știe toată lumea, știi ce zic? Și nu mai suntem dușmani așa, să nu mai scrii pe chat toate chestiile, că poate vede Ana, nu știu ce face, dacă e afecat sau nu. Și încă o chestie foarte importantă. Ce ai făcut mai devreme, Mariusica? Cumva m-ai lovit, cumva ai dat așa în mine. Ok, fii atent, Mariusica. Nu ai voie să dai în absolut nimeni. Asta e una din regulile noi, pentru că am vorbit chestia asta pentru că știi că Ana mereu vine și face așa, știi? Vine și face așa și te spamează cu pom, știi cum face Ana, că e enervantă. Și am băgat chestia asta ca să putem să-i dăm amenzi foarte ușor. Și gândește-te că eu păstrez jumătate din banii de pe amendă. Deci dacă îi dau amendă de 20 de bănuți burger, o să păstrez 10 bănuți pentru mine, gen. Adică, știi, asta e cum ar veni. Pentru că îmi fac treaba și dau amenzi și chestii prea mult. Da, bă, nu o să dau chiar 20, dar o să dăm și noi 5-10 bănuți, o să dăm așa amenzi. Vreau să văd 3 bănuți, zici tu, să dau amendă? Bă, nu știu câți bani are Ana, dar oricum, dacă nu poate, sau 4, da, și să-mi rămână mie 2 bănuți, nu știu. Hai, vină încoace, hai să... Nu, pe aici, unde? Cum cobor din casă? Pe aici, ok. Și atent, asta este o regulă, să nu dai nimeni, după aia nu ai voie să... Bă...
Marius, zic că fără niciun mișto, asta e ultima oară când faci asta, că după aia o să trească să-ți dau amenzi și nu vreau să-ți dau amendă, ok? Deci, bă, învață-te să nu mai dai deloc, gen, deloc, nici în joacă, nici deloc, și să mergi mereu, uite, pe aici, pe trotuar, să nu mergi pe stradă, aici e stradă, cum ar veni, gen, să nu mergi pe acolo, exact, mergi pe trotuar, mergi, mă, pe trotuar, că trebuie să-ți dau amendă, bă, tu de partea cu ești, Marius, că vrei să-ți dau, că îți dau și ție amendă dacă nu mă asculți, că nu poți să-i dau anei amendă și ție să, gen, să nu-ți dau, știi? Trebuie să-ți dau și ție dacă-i dau ei, deci gata. Trebuie să nu mai mergi pe strada asta și să mergi doar pe aici. Și încă o regulă care s-a mai băgat, dar mă rog, asta nu e o problemă, să nu uiți că n-avem voie să facem enchanturi, deci să nu-ți faci chanting, să enchantezi iteme sau ceva. Astea sunt regulile noi de pe server. Și acum, mă rog, cred că putem traversa rapid pe aici. Avem sabie cu sharpness. Cum ai, pe bune, ai sabie cu sharpness? Bă, să nu, glumeam, ok. Bă, să nu ai chestii cu de-astea, că trebuie să-ți dau amendă după aia. Hai să mergem la Ana să ne prefacem așa, gen, că suntem în control, știi? Adică că tu ești în vizită și eu sunt în control și vedem ce face Ana, poate face și noi o amendă așa. Bă, nu știu, poate doar dau și eu așa. Ia, uite o cum ne așteaptă aici. Ce faci, bă, Ana? Am venit și eu în control acum că sunt polițist, am dreptul să vin așa în o mică percheziție așa, nu de alta, dar vreau și eu să văd ce se mai întâmplă pe aici. Ce mai faci, bă, Ana? Cum ești? Toate bune, frumoase? Ce? Păi am venit aici pentru că două chestii foarte importante. În primul rând s-au băgat niște reguli noi pe server și voiam să vorbim despre regulile astea. Ok, da, Marisica, tu vezi chestia asta, nu? Bă, Ana, nu știu cum să-ți spun eu, stai așa un pic, calmează te așa. Tocmai urma să-ți spun regulile noi, dar aparent tu deja ai dat în noi. Regula nouă de pe server, pe care nu ai voie să o faci, ce nu ai tu voie să faci. Ascultă-mă un pic, că sunt poliția și pot să te aresteze. Ți-aduc aminte că poți să intri la închisoare și să nu te mai joci dacă intri la închisoare. Este că nu ai voie să dai în alți jucători și deja cred că ai dat destul de mult în mine. Ba da, am voie pentru că sunt polițist și pot să vin aici ca să văd, poate ai iteme cu sharpness sau cu alte enchanturi și enchanturile sunt ilegale acum pe server. Pe proprietate nu ai, că e casa mea, am topor. Dacă ai vreun item... Bă, Mariusica, doamne, nu da, mă, și tu... Oh my god. Da, ideea este că pentru că ai dat în alți jucători, mai ales că sunt polițist și ai dat în mine, va trebui să scriu amendă pentru Ana Banana 200, a dat în poliție. Trebuie să plătească 10 bănuți burger. 10 direct pentru că a dat de mai multe ori. Nu am bani, nu plătesc. Bă, Ana, nu înțelegi că, gen, dacă nu faci chestiile astea, ascultă-mă puțin, vino cu ace. În primul rând, nu ai voie pe proprietatea mea. Asta este proprietatea mea. Te rog frumos să pleci de aici și să te potolești, ok? Deci, tu trebuie să înțelegi o chestie, Ana. Dacă nu achiți amenda asta acum, stai unde e, uite aici. Asta este amenda ta. Dacă nu o achiți acum 10 bănuți, va trebui să o trimiți acasă și să plătești dublu. Adică 20 de bănuți. Acum faci cum vrei. Dacă nu vrei să achiți amenda, intri direct la pușcărie. Deci citește că e achitată. Nu prea este. Trebuie să plătească 10 bănuți burger. Nici măcar n-ai scris nimic pe ea. Efectiv nu scrie nimic că e achitată și nu am primit bani și nu pot să mă fraierești cu chestia asta. Deci alege, Ana, ori îmi dai 10 bănuți, ori intri la pușcărie dacă nu plătești deloc. Vreau să văd amenda. Uite amenda, uite aici. Dar stai liniștită că uite, facem așa. Amendă Ana. Uite, perfect. Uite că nu mai poți să mai schimbi acum nimic la ea. Poți să citești, să faci ce vrei tu. Am uitat eu să o semnez prima oară. Dacă te uiți acolo, așa, bine. Deci nu vrei să o achiți acum. Dacă nu vrei să o achiți un bănuț, lasă, stai liniștită că dacă o achiți parțial, tot nu se pune achitată. Deci ori plătești 10 bănuți, Ana, ori să o trimit acasă și trebuie să dai 20. Dacă nu plătești amenda, intri la închisoare. E foarte, foarte simplu. Stai așa, Mariusica, că trebuie să văd aici. 9 bănuți. Mai trebuie achitat un bănuț, domnișoara Ana. Dacă mai dai mine, o să-ți mai dau o amendă. A luat Mariusica bănuțul. Mariusica, cumva ai luat un bănuț? Nu a luat Mariusica niciun bănuț, că l-am văzut foarte bine. Ana, eu ți-am spus, nu mi-e rușine să te bag la închisoare, mai trebuie un bănuț, adică ar fi destul de stupid să nu-mi dai bănuțul ca să intri la închisoare. Și văd că dai în continuare în alți jucători și dacă nu te potolești, va trebui să-ți dau așa ca să nu mai poți să te miști. Ok, deci te rog frumos să îmi dai un bănuț dacă te rog frumos așa. Din momentul acesta, Ana, ascultă-mă puțin, din momentul acesta, dacă te mai atingi de oricine, îți mai dau o amendă, pentru că deja ți-am iertat foarte multe dăți, ți-am explicat că n-ai voie să dai în alți jucători. Eu trebuia să fiu polițistă, nu tu. Ok, te rog frumos să pleci de pe spațiul meu, pentru că este spațiul meu privat și va trebui
trebui, chiar va trebui să vorbesc cu hackerul ca să băgăm o regulă pentru asta, să nu ai voie să vii. Aha, a furat. Ok, a furat în fața mea, nicio problemă că avem regulă și a dat în... Ok. Ok, Ana, știi ceva? Ia, vino încoace. Vino tu încoace să vorbim puțin. Hai, treci încoace. Dacă fugi de poliție, să știi că este mai rău. Am treabă. No, no, treci încoace. Deci nu se poate. Deci am zis că nu vreau să te bag la închisoare, Ana, dar chiar sunt foarte aproape să te bag la închisoare. Bă, tu înțelegi că trebuie să ne comportăm frumos aici pe server pentru că ne jucăm mai mulți și gen așa este frumos să ne comportăm frumos și aproape mor că mi-ai dat cu aia. Mâncare, te rog, nu-ți dau nicio mâncare. Deci, Ana, ascultă foarte bine. Mi-a dat înapoi spatula. Mariusi, că tu ai fost atent, nu știu dacă mi-a dat spatula înapoi sau nu mi-a dat. Te rog frumos să-mi dai spatula pentru că se pune ca furt în primul rând dacă faci chestia asta. Ok, mulțumesc. Ana, dacă mai faci orice chestie, eu o să-ți dau amendă. Deci, te-am iertat și ți-am iertat chiar și chestiile astea când ai făcut până acum astea. Și lumea mi-a spus în comentarii să fiu un polițist bun și încerc. Uite-te, știu că nici nu mă... Bă, deci... Efectiv nici nu mă ascultă, frate. Bă, Mariusica, nici măcar nu știu ce să mai zic. Ok, o să-i las amendă aici. Chiar dacă, de fapt, e achitată, nu mai contează. Eu cred că trebuie amendă mare. Da, uite-te și tu că s-a închis. Nu, știi ceva, Mariusica, hai să o lăsăm în pace. Nu, nici măcar n-are rost, lasă-o. Bă, nu, lasă-o în pace. Hai să mergem, bine, Ana, lasă așa. Lasă, bine, ne mai auzim noi. Nicio problemă, ok, vino încoace. Nu este regulă, știu că nu e regulă, Mariusica. Dar nu este frumos, că nu este mai bun decât ea. Știi ce zic, adică nu trebuie să fim și noi nasol dacă ea e nasoală, știi? Da, bă, nu trebuie să-i dărâmăm casa. Vino încoace, Mariusica, vino aici, vino cu mine. Mariusica, ce părere ai de Ana și cum respectă ea poliția? Ce părere ai tu de asta? Cum poți să fii o polițist într-un oraș de genul unde e Ana? De ce nu i-ai dat amendă? Păi, crezi că nu i-am dat amendă, dar eu am un plan foarte, foarte bun, Mariusica. Fii atent aici. Deci, ai văzut că ea a făcut destul de multe chestii, adică a furat de la mine, chiar dacă a furat pe puțin timp, dar mi-a luat spatula aia și ai văzut că a dat și în mine și în tine și așa. Și m-am gândit, bă, hackerul mi-a spus să nu dau amenzi mai mari de 20 de bănuți, ok? Gen, ăla e maximul, dacă ar fi făcut gen foarte multe chestii. Hai să nu dăm maximul, ca să nu bată la ochi că am eu ceva cu Ana. O să-i dau 15 bănuți, Mariusica. Dar ce cârcotaș ești, fii atent, ascultă-mă aici. Nu i-am dat amenda în față, pentru că pot să o trimit acasă și dacă o trimit acasă se dublează amenda și n-avea rost să-i o dau în față. I-am dat-o pe aia, i-am explicat că dacă nu o plătește și așa o să o trimit acasă și acum a doua amendă nu i-am mai spus sincer că o să o dau acasă, dar pe asta o să o trimit direct acasă. Și o scriem așa: amendă Ana Banana 200 pentru că a dat în poliție plus a dat în jucători normali plus a furat de pe proprietate privată, că a intrat la mine acasă și a furat. Ok, stai așa, trebuie să mai spun aici: de plătit 15 bănuți în persoană sau dacă este trimis acasă 30 bănuți burger, de plătit la secție în 24 de ore. Deci are 24, amendă 2, Ana, are 24 de ore să plătească amenda asta. Să nu mai spun că a ieșit de pe server. Deci pot să zic foarte, foarte, mă lași să pun eu amenda. Ok, vino încoace să-i pui tu în cutia poștală. Deci să nu mai spun că a ieșit de pe server și eu pot să zic că voiam să-i dau amendă și a ieșit de pe server, nu? Că a ieșit foarte repede, gen după ce a făcut toate prostiile alea pe aici. Mă rog, acum nu prea e nimeni să ne vadă, dar hai să mergem totuși pe trotuar ca să evităm să fim și noi corecți, știi ce zic? Adică dacă tot n-am amenzi. Ana a ieșit acum de pe server, voiam să-i dau amenda. Bine, voiam sau nu, oricum voiam să-i trimit acasă, deci e perfect. I-am trimis-o acasă, iar Ana are 30 de bănuți de plată în 24 de ore. Uite, poți să... Bă, nu-ți lăsa mă chestiile pe aici, Mariusica. Uite, pune-i tu amenda, te las pe tine. Că am zis că te las pe tine. Îi pui amenda aici, Mariusica, și în 24 de ore putem să o băgăm la pușcărie dacă Ana nu plătește amenda. Acum, nu pot să o țin atât de mult la pușcărie pentru chestia asta, mai ales că la pușcărie nu poți să te joci deloc. Deci chiar e nașpa să faci pușcărie pe server, că rămâi în spate, nu mai poți să mai faci bani, nu mai poți să mai faci nimic. Dar poate în felul ăsta Ana o să înțeleagă că, bă, cu poliția nu prea te joci și nu o să aibă ce să facă. Ce o să facă? O să stea așa la infinit și o să-și piardă toți banii pe care și face pe server și o să stea numai la pușcărie. Adică trebuie să o învățăm, ok, fraților? Am încercat să mă iau după voi, pentru că multă lume mi-a spus în comentarii: bă, nu fi rău, nu te duci direct să dai amenzi sau să, nu știu, să te duci direct pe Ana. Și ați văzut că Ana a încălcat gen așa de bună voie, am încălcat foarte multe reguli, înțelegeți? Pe lângă că voiam eu să-i dau amenzi și așa, pot să păstrez și eu 5 bănuți din ăștia, să nu mai zic. Ați văzut că Ana oricum a făcut destul de multe belele și a încălcat reguli, așa că cam asta cred că a fost prima zi ca polițist. Îmi cumperi ceapă. Oh my god, Mariusica, nu pot să-ți cumpăr. Au scos tonomatul ăla de ceapă și nu mă duc pe la magazin că e departe și nu mai merge pe stradă către...
Bă, tu vrei să-ți dau amendă, Mariusica? Mariusica, treci în... Bă, deci... Uitați-vă la... Ok, știi ceva? Ia stai tu puțin, ia stai așa. Mariusica, ți-am adus o surpriză, ca să zic așa. Am aici o cărticică care se numește Amendă Mariusica și scrie Amendă Mariusica, banana merge pe strada de mașini. Ia, vezi aici. Da, o să dublez și dau la următoarea persoană. Da, nu merge așa, că nu suntem pe TikTok aici, Mariusica. Deci trebuie... Bine, n-am putut să-ți dau prea mult. Trebuie să-mi dai 2 bănuți pentru că nu avem mașini momentan pe server. Deci omul mi-a dat 3 bănuți. N-a trăit. Ești sigur că... Bă, ăsta nici măcar nu-l păstrez eu, gen, se duce la poliție, doar ia-ți-l înapoi, ok? Gata. Ok, deci am dat o amendă și lui Mariusica, aparent. Putem să păstrăm 6 bănuți din ăștia 12 pe care i-am făcut astăzi și să vedem dacă îi facem pe aia 30 pe care trebuie să-i plătească Ana, că Ana trebuie să plătească 30 acum. Și dacă nu, o să o băgăm la închisoare în următorul episod. N-avem ce face, Mariusica, tu să nu mai mergi pe stradă, că după aia o să zică Ana că de ce nu-ți dau amendă, că o să vezi că o să citească regulile și o să vezi că se învață aminte, că ți-am zis, nu o să stea să și amenzi non-stop. O să se supună și Ana, așa că Mariusica, hai, stai cu minte și tu ca să-ți dau câteva de-astea pe cocoașă. Să te... Bine, am plecat acasă, bravo, gata, să te educ, trebuie să-ți dau cu de-astea. Vin, treci în coace, pleacă, pleacă, mă, pleacă de aici, hai, pleacă de aici. Ok, pot să zic că a fost o primă zi destul de reușită ca și polițist. Am făcut și noi 6 bănuți acolo, dar cel mai important este că am amendat-o pe Ana. De fapt, nu doar 6 bănuți, că i-am dat și amenda aia. Și acum la proprietatea poliției trebuie să băgăm aici 6 bănuți ăștia, adică jumătate. Și... Mă, ce faci ăsta? Mă, ce faci, mă? Bă, pleacă. Bă, Mariusica, pleacă, mă, de la... Vin după tine. Bă, scot bastonul la tine. Treci în co... Bă, ia uite. Mamă, Mariusica, bă, când pun mâna pe tine. Bă, dar tu nu te potolești, zici că ești frate cu Ana, pe bune, zici că ești frate, sunt altceva. Vino încoace. Bă, vino, mai. Fraților, polițistul vostru preferat este chiar acum la datorie. Am intrat pe serverul nostru pe Burger SMP pentru că din câte știți din ultimul episod, ieri am băgat niște reguli noi pe server și prietena mea Ana le-a cam încălcat destul de rău și i-am dat o amendă pe care a plătit-o, cu greu a plătit-o, dar până la urmă a plătit-o și după aceea am mai făcut niște prostii și am mai trimis o amendă acasă, care este mult mai scumpă dacă este trimisă acasă. În secunda de față nu este nimeni pe server, sunt doar eu singurel și voiam să văd ce se mai întâmplă. Deci voiam să vă arăt în primul rând că sunt aici în fața casei, voiam să vă readuc aminte care e faza cu amenda. Deci ieri i-am dat o amendă pentru că tot spama pumnii și știm cu toții că acum e ilegal să lovești player non-stop și să faci chestii de genul. I-am spus Anei și nu s-a potolit și a trebuit să-i dau o amendă și după aia a venit la mine, mi-a furat spatula de la grătarul meu din grădină, ok, și furtul este ilegal pe server și după aia tot așa a spamat pum și chestii de genul și a trebuit să-i mai dau o amendă acasă, care este dublă decât o amendă normală, adică trebuia de plătit 15 bănuți în persoană sau 30 de bănuți dacă e trimis acasă și am trimis-o direct acasă pentru că, bă, nu se mai putea și oricum ieșise de pe server și dacă cumva nu a plătit-o, deja a trecut mai mult de 24 de ore și scrie aici de plătit la secție în 24 de ore. Dacă cumva prietena mea Ana nu a plătit această amendă, o să o las aici unde i-am lăsat-o și prima oară, nici nu știu dacă a văzut-o măcar. Dacă cumva mă duc acum la secție și amenda aia nu este plătită, va trebui să facă pușcărie, Ana. Nu glumesc absolut deloc pentru că au trecut 24 de ore și am spus că, bă, asta e regula. Eu pot să dau amendă sau puteam să o bag și direct la pușcărie dacă voiam, dar i-am dat 24 de ore să plătească amenda aia. Dacă a plătit-o, nu are nicio problemă. Dacă n-a plătit-o, s-ar putea să avem o problemă. Dar eu, sincer, cred că nu prea a plătit-o. Eu așa am impresia, nu știu, o să aflăm chiar acum. Dacă a plătit-o, ar trebui să fie chiar aici, la prietena mea, Lorena. Ce zici, bă, Lorena? Ce e chestia asta, Lorena, în primul rând? Să trăiți, domnul polițist Burger. A trecut Ana pe la secție și a lăsat asta. Ah, ok, Lorena. Bă, sper că în cartea asta sunt foarte mulți bani, pentru că dacă nu sunt 30 de bănuți cât trebuia să plătească pe amendă, s-ar putea să avem o mare, mare problemă. Nu plătesc nicio amendă, nu mi se pare corect și o să vorbesc cu hackerul. Ana, wow. Ok, Lorena, mulțumesc foarte mult. O să las asta la tine acum. De fapt, nu, cred că o să vreau să o iau eu. Doar așa, ca să o am ca probe, ca evidență. Ca să am aici dovada că nu a plătit nicio amendă. Ok, deci eu nu o să ating cartea asta, nu o să o modific, nu o să-i fac nimic. Mersi foarte mult, Lorena. Deci, fraților, ne-am cam lămurit cum stă treaba, nu-i așa? Bă, v-am spus că nu o plătește, deși sincer mă așteptam să nu o fi văzut, poate, sau să nu o intereseze, dar bă, am și lăsat mesaj că nu vrea să o plătească. Adică, bă, faci mișto de
de mine. Nu știu ce să zic, mie mi se pare că a fost destul de treabă când am băgat-o din prima la pușcărie. Și sincer, în 24 de ore chiar putea să fac. Adică eu în 24 de ore am făcut mai mulți bani de atât. Chiar putea și dacă n-avea niciun ban, să zicem că n-avea bani să plătească amenda, 30 de bonus tot putea să fac în 24 de ore. Dar nu a interesat-o și a zis că ea și că o să vorbească cu hackerul. Eu acum o să mă interesez să văd dacă este ok să o bag la pușcărie. Din câte știu eu ar trebui să fie ok. Adică dacă n-am plătit amenda, eu oricum puteam să mă duc din prima să o bag la pușcărie. Vreau să spun că am dat o groază de bani pe plușul ăsta de la magazin și este atât de mic. Adică eu nu înțeleg cum e posibil să îmi fi luat așa mare țeapă. Nu înțeleg cum e atât de mic plușul ăsta, dar mă rog, nu asta e problema acum. Și o să o aștept pe Ana să vină pe server și cred că trebuie să o băgăm la închisoare, fraților. Nu știu, o să vorbesc și cu hackerul să mă asigur că totul e ok, că facem totul ca la carte, dar eu zic că nu am făcut nimic greșit și chiar merită băgată la pușcărie. Nu știu, să-mi spuneți și voi în comentarii dacă merită sau nu. Și dacă ați ajuns până aici, voiam să vă readuc aminte și de site-ul nostru de lucaluc.ro. Dacă vreți să vă luați și voi un halorac, un tricou, o șapcă, o sticlă de apă, un penar sau chiar plușul ăsta foarte, foarte drăguț, avem mai multe modele cu mine și cu Ana sau cu burgeri, deci le găsiți acolo pe toate în primul link din descriere. Și acum o să aștept să vină prietenii noștri pe server sau să vină Ana, dar vreau să vorbesc și cu Marius, că sincer, să-i spun situația ca să râdem puțin de Ana așa cum băgăm la pușcărie. Eu nu v-am neapărat să o bag la pușcărie acum, dar bă, sincer, n-am ce să fac. Adică eu, mi se pare că a fost un polițist destul de treabă. Acum n-avem ce face, așteptăm să intre Ana și după aia o să mergem să vorbim cu ea, să vedem care este faza, dar cred că o să se ducă la pușcărie, sincer. Fraților, a venit momentul. Ana este pe server și nu numai Ana, a intrat și Mariusica și bă, înainte să mă duc la Ana, care nu știu că e acasă sau nu, cred că e acasă la ea, dar vreau să mă duc și la Mariusica pentru că cu el am vorbit ieri și a văzut că i-am dat amenda și așa și am zis că bă, ar fi destul de amuzant, sincer, să vină și Mariusica cu noi dacă tot așa. Bă, Mariusica, unde ești, om? Da, ok. Da, mereu trebuie să faci o intrare de asta, nu-i așa, Mariusica? Bă, avem o treabă foarte importantă care ție o să-ți placă, Mariusica, rău de tot. Știi ce facem astăzi? Ce treabă? Bă, uita ce... Cred că da? Lasă-mă, ia, hai că te las să ghicești. Ia, hai, ghicește-te. Bă, îți dau un indiciu. Efectiv, ieri înainte să ies de pe server, Ana, exact. Știi că i-am dat o mare, mare amendă Ana ieri și ți-am spus că dacă nu o plătește, va trebui să o băgăm la închisoare. Și ce crezi? A plătit-o sau nu? Ce? După tine, așa, gen, tu ce crezi? Nu? Bă, răspunsul este complet corect, Mariusica. Răspunsul este cât se poate de corect. Nu a plătit niciun ban și vreau să mergem după ea acasă să mă duc și să o bag la pușcărie și voiam să te chem și pe tine. Poate voi să asisti și tu așa, gen, să nu fiu doar eu singur, știi, cum mă duc și așa. Și după aia putem să mai vorbim noi niște chestii, știi, după ce o arestăm pe Ana, că o să mai avem noi niște treabă pe la ea, pe acasă, pe acolo, dar vorbim după. Hai, vino cu acea, am făcut pod. Da, ești mecherul de tot podul al tău. Haide, vino cu acea să mergem la Ana acasă, să vedem ce are de spus. Poate a uitat și ea, dar nu știu ce să spun dacă a uitat. Mariusica, ia vino. Ia uite-l mă pe ăsta. Deci Mariusica, citește și tu chestia asta și spune și mie ce crezi. Ana a uitat oare? Ia vezi ce scrie acolo, că mie mi se pare că zice că nu o să plătească niciodată amenda aia și că o să vorbească cu hackerul și nu știu ce. Ce părere ai de ce mi-a scris Ana în loc să-mi dea banii pentru poliție? A? Ce părere ai de chestia asta? Efectiv a scris chestia asta și eu am vorbit cu hackerul ca să mă asigur că nu fac nicio prostie și mi-a și zis că mă pot să fac ce vreau eu. Dacă eu consider că pot să bag la închisoare, gen ar trebui să facem asta. Și hai cu mine, Mariusica, la pușcărie cu ea. Hai la pușcărie cu ea. Exact asta voiam și eu să zic, asta și eu. Hai direct, bă, pă bune, i-am dat 24 de ore să plătească și ai văzut, bă, nu pot să spui că nu a încălcat reguli, pentru că chiar a încălcat reguli și i-am dat multe șanse. Puteam să o bag din prima la pușcărie, pă bune. Adică hai să vedem ce are de spus. Bă, Ana, ia vino, bă, încoace. Alo, ești, ia vino cu aia, ești acasă. Hai, deschide ușa în secundă asta că avem treabă. Alo, alo. Ia uite-o pe Ana, ce faci? Ia uite-o cu papagalul. Bă, ce liniștită ești, Ana, pentru cineva care urmează să fie la pușcărie. Nu răspund la poliție. Păi ar că am trebuit să răspund la poliție, Ana, pentru că nu știu dacă știai, dar dacă nu plătești amenda în timpul ăla, adică în 24 de ore, trebuie să faci pușcărie. Și ghișe, tu mi-ai dat un mesaj și mi-ai spus că nu o să plătești amenda aia niciodată. Hai, lasă-mă cu astea. Păi și Mariusica, ce cu Mariusica? Ce care-i treaba cu el? De ce nu a primit? Păi a primit. Cum a primit? Mariusica, zi tu, n-ai primit amendă? N-ai primit amendă după ce a ieșit Ana ieri? După ce a ieșit a primit amendă. Vezi că chiar bă, pe bune, chiar a primit amendă. Bă, trecem cu aceea pentru că am niște chestii de vorbit cu tine, Ana. Ia, vino. Bă, vino, poți să fugi cât vrei tu, că oricum o să te prind, știi asta, nu? Bă, nu are niciun sens să fugi, Ana, oprește-te chiar acum, oprește-te.
Bă, nu mă fac să trag. Vezi că am pistol. Vezi că... Wow, ok, Ana. Dacă trebuie să folosesc astea pe tine, îmi pare rău, dar ia vino încoace. Ia oprește-te tu. Ia treci încoace. Ana, mai merge acum. Hai. Deci te rog frumos, Ana. Am vorbit cu tine ceva ieri și ți-am spus destul de clar că ai încălcat foarte, foarte multe reguli. Și acum ți-am dat o amendă. Ți-am spus că te bag la pușcărie dacă nu o achiți. Și văd că în continuare, uite, dai în toată lumea. Bă, potolește-te un pic, Ana, ok? Dar de ce? Ce dar de... De ce aveți ceva cu mine, încetați? Nu are nimeni ceva cu tine, dar ai încălcat foarte multe reguli. Ok? Și trebuie să facem chestia asta. Îmi pare rău, dar efectiv, dacă ai, uite, și Mariusica a zis, dacă ai încălcat regulile aia, adică Mariusica a zis-o, nu eu. Și Mariusica e fost polițist, a fost cel mai vechi polițist din toți, adică pe bune, chiar știe despre ce vorbește. Lasă că vorbesc eu cu hackerul. Vreau să zic o chestie, bă, Mariusica, lasă un pic pe Ana, bă, tu potolește-te, potoliți-vă amândoi, Mariusica, ia, stai și tu pe loc cu minte. Deci, hai să nu mai umbla în casa mea, nu ai voie amendă, gata, Mariusica, nu mai umbla. O să-i dau și lui amendă după aia, când termin cu tine, Ana. Nu e treaba ta dacă îi dau lui amendă sau nu. O să-i dau după aia amendă, da? Deci, Mariusica, așteaptă-mă afară, du-te și uite-te pe geam sau du-te, fă altceva, gata. Du-te afară ca să nu mai aibă ce să zică, ca să pot să vorbesc cu ea. Hai. Du-te, uite, a plecat Mariusica de la tine din casă. Deci, Ana, vino cu acea, unde ești? Vino cu acea să vorbim. Unde s-a dus, mă, Ana? Bă, ce faceți? Bă, Mariusica, du-te afară din casa ei și lasă-mă să încă ești pe proprietate. Doar du-te la fara gardului, Mariusica. Ok, vino încoace, Ana, vino încoace. Hai să vorbim de la polițist la infractor, pentru că ești o infractoare, dacă mă întreb pe mine. Ideea este că tu mi-ai lăsat acest mesaj. Poți să te uiți un pic, nu plătești nimic, nicio amendă, ia vezi. Îți arată cunoscut mesajul ăsta. Uite, ți-l las chiar aici, ea spune. Oricum am făcut și o copie, stai liniștită, că am și copie după el. Dar ca idee, ți se pare cunoscut mesajul ăla, că l-am găsit la poliție și mi s-a spus că tu l-ai lăsat și avem și filmare cu tine cum l-ai lăsat acolo la poliție. Văd că ok, deci da, nu plătesc, lasă-mă. Am înțeles, uite-te și tu. Și îmi dă asta, ok. Bun, Ana, îmi pare rău, dar oficial, te rog frumos să lași arma. Ești arestată și va trebui să vii la poliție cu mine ca să te bag la pușcărie pentru 24 de ore. Și dacă o să te... dacă nu te potolești, Ana, va trebui să îți dau mai mult de 24 de ore. Deci bucură-te că sunt doar 24 de ore. Mă duc la poliție acum. Păi foarte bine, uite, nu mai trebuie. Oprește-te, potolește-te. Potolește-te și lasă-l pe Mariusica. Deci vino la poliție cu mine. Dacă nu vii, o să-ți dau mai mult de 24 de ore, gen fără niciun mișto. Hai, deci trebuie la poliție și nu mai face nicio mișcare care să fie folosită împotriva ta, pentru că totul este înregistrat. Bă, uite-te și tu, uite. Wow, nu pot să cred. Stai pe loc, potolește-te. Uite-te. Dă cuțitul în secunda asta. Dă cuțitul sau îmi pare o treste și eu mor și te duci la pușcărie. Băi, potolește-te și dă cuțitul acum. Dă cuțitul în secunda asta. Hai. Dă-l încoace că nu mă joc cu tine. Hai. Treci. Hai, du-te. Dă-i, mergi la pușcărie. Hai, vino încoace la poliție așa frumos. Dar nu te mai duci așa în față. Stai un pic. Nu te grăbi. Hai cu mine așa, că suntem prieteni, mergem împreună. De ce? Păi cum adică de ce? Hai, vino încoace. Aveți ceva cu mine? N-are nimeni nimic cu tine. Efectiv ai încălcat o groază de reguli. Băi, uite-te și tu ce face. Bă. Deci nu, trebuie să-i dau așa, ok. Mariusica, vino cu acea, ajută-mă un pic cu ea. Stai la colț, nu te mișca. N-ai voie să te miști din colțul ăsta. Trebuie să intri acum pe ușa asta când se va deschide. O să intri în secunda 2 pe ușa asta. Dacă nu, o să-ți dublezi pedeapsa și o să stai 2 zile, ok? Deci ai o secundă să intri pe ușa asta când o deschid. Dacă nu intri, îți dublezi pedeapsa. Haide, ți-am deschis ușa, poți să intri acum. Se va dubla pedeapsa, nicio problemă. Ok, deci oficial ai 2 zile la pușcărie, prietena mea, Ana. Dacă nu intri acum, îmi pare rău. 3 zile la pușcărie, ok. Pot să fac asta toată ziua. Poți să fac asta toată ziua. 3 zile la pușcărie. S-a închis repede. Nu, n-ai vrut să te duci, că tu știi că se închid repede. Stai liniștită, că nu mă fraierești pe mine. Hai, treci înăuntru. Așa, foarte. Ok. Deci vandalizezi aici. Am înțeles. Hai, te rog frumos. Vino cu acei. Mergi în față. Mergi. Bă, nu încerca cu d-astea cum. Uită-te și tu, frate, ce faci. Treci acolo. Ia, uite, bă, frate. Deci vino cu acei și nu mai încerc. Așa, perfect. Și alegeți o celulă, ce vrei tu. Orice vrei tu la alegere, n-am nicio problemă. Așa, foarte frumos. Uite, în celula asta cred că o să stea foarte. Uită-te și tu ce vrea să facă. Bă, de fapt, nu, stai așa. În primul rând am uitat că trebuie să cred că avem o mică problemă, Mariusica. Cred că bastonul ăsta e mai puternic decât mă așteptam. Da.
Ok, Ana, înainte să te bag la pușcărie, va trebui să-ți fac și o poză sau câteva poze ca să vedem cum arătai când ai intrat la pușcărie. Dacă poți, te rog frumos să te întorci înspre... Uite-te și tu ce face. Băi, deci te rog eu mult, potolește-te puțin, ok? Dar asta este... Asta ce caută, că nu e polițist? Mariusica este în training. Vrea să fie viitor polițist și e și el. Nu are cum? Cum adică? Că o lună? Păi da, știu, după o lună vrea să fie și el polițist. Bă, potolește-te, treci încoace, du-te înapoi, du-te înapoi. Hai, du-te frumos înapoi acolo să-ți fac poză. De la afară. Mariusica, unde ești? Mariusica, doar așteaptă-mă afară, ok? Până du-te sus acolo până îi fac eu poze, Ani. Du-te bă afară, du-te de aici. Hai, du-te. Ok. Gata, Ana, l-am trimis acasă. Ești fericită? Hai, vino încoace să-ți fac. Bă, deci gata, nu mai vino încoace să-ți fac poze. Nu mai pleca de aici pentru că chiar o să-ți dau o săptămână la pușcărie. Bun, ți-am făcut o poză, în sfârșit am reușit și eu să-ți fac o poză. Poți să stai și într-o parte, te rog frumos, dacă se poate. Așa, uite-te în stânga. Domnișoara Ana, puteți vă rog să vă întoarceți într-o parte pentru că de aici nu o să pleci, o să stăm toată ziua. Nu vrei și tu să terminăm mai repede cu toată chestia asta? Doar dăm să-ți fac o poză, doar uite-te într-o parte și uite-te și tu, frate. Nu pot să-i fac poză că n-am fundalul. Bă, deci te rog eu mult, deci chiar nu vreau să mai dau cu ăsta în tine și să te omor iară și iară să te aduc aici și toate chestiile astea. Uite, poftim. Nu, niciun uite, poftim. Stai acolo. Nu, stai acolo. Du-te la perete, că trebuie să fac poza la perete. Cum am făcut-o pe asta prima așa, trebuie să stai într-o parte, te rog frumos. Uite-te în stânga sau în dreapta, unde vrei tu, doar uite-te într-o parte. Te rog frumos, poți, te rog să te uiți. Oh my god, bă, deci nu se poate așa ceva. Bă, uită-te într-o parte. Hai, deci nu mă face, bă, nu mă face că iar o să dau tine până mor și după aia iar te aduc aici și nicio problemă, stăm până mâine. Deci știi că eu de aici efectiv nu plec. Deci te rog frumos, întoarce-te într-o parte ca să terminăm mai repede cu toată chestia asta. Poți, te rog să te uite-te și tu, frate. Ok, știi ceva? Ok, o să facem chestia asta. Nu știu, am făcut o poză, ia să vedem. E perfectă, da, se vede într-o parte. Asta este, nu s-a putut mai mult. Hai, treci în celulă în secunda de față. Hai, treci în celulă. Uite aici, uite în spate sau da, fă mișto de mine că îți dau acum două de astea. Hai, intră într-o celulă în secunda asta. Bă, deci, pe bune, eu chiar nu glumesc cu tine. Efectiv intră o dată în celulă. Doamne ferește, și stai acolo. Bă, deci intră în secunda asta. Așa, perfect. Acolo o să stai. Oh my god, trebuie să facem un sistem să meargă mai repede chestia asta, că nu mai pot. Deci nu mai pot. Lasă că evadez eu. Da, mult noroc cu chestia asta, Ana, pentru că pe celula asta nu prea poți să o spargi, nu știu cum să zic. Poți să încerci tu. De ce nu merge? Pentru că celula asta este făcută special să nu poți sparge niciun bloc care se află în gen orice perete, orice ai tu în celulă, nu se poate sparge. Nici măcar tu nu poate să-l spargă, deci nu poate să spargă nimic. Așa că, Ana, tu poți să faci ce vrei, tu poți să încerci cât vrei. Oh my god, cât de greu a fost și cât de mult m-am enervat până am băgat-o pe Ana aici. Deci eu îți spun sincer, vreau să te las o săptămână întreagă la pușcărie, dar o să trebuie și lumea în comentarii să-mi spună dacă meriți această pedeapsă sau nu, pentru că vreau să implic și abonați în această serie și vreau să-mi spuneți și voi, fraților, dacă vi se pare corect să o lăsăm pe Ana o săptămână sau mai puțin. Nu știu ce să spun, eu zic că a fost destul de greu să o bag la pușcărie pentru că nu am putut să mă înțeleg absolut deloc cu ea și uite-te și tu, frate, deci nu, nici măcar nu mai zic nimic. Trebuie de urgență, Ana, tu nu știu ce faci, baftă aici la pușcărie, aici rămâi, nu știu, decât dacă zice lumea în comentarii altceva, dar eu zic că, bă, toată lumea cred că o să fie de acord să stai măcar o săptămână aici, că ne-ai dat o durere de cap, dar nu mai pot. Acum adu-l și pe Mariusica. Nu, că Mariusica nu stă la pușcărie, stai tu liniștită, doar tu o să fii la pușcărie. Așa că baftă cu statul la pușcărie și o să primești mâncare la 10 zile, probabil, pentru că ai fost foarte, foarte greu de cooperat. Ia uite, te zic la hacker și ai ieșit de pe joc. Bă, fraților, nu știu, îmi spuneți în comentarii ce părere aveți de pedeapsa asta, pentru că a fost super enervantă, efectiv, și mă, ce nu-mi spune? Mă, tu ce faci? Mariusica, ce faci aici? Ia uite-l, mă, bă, ce face, mă, scrie pe tablă, uite-te la el, bro, ce, mă, ce face aici? Bă, de ce nu e o ușă aici? Bă, aici e pentru polițiști, Mariusica, tu nu ai voie aici, hai să nu-mi faci probleme și hai să mergem de aici până nu te vede cineva. Ana este la pușcărie, am luat o gugoașă, bine, ia gugoașa aia și ia-o acasă, ok, vină încoace cu mine, nu ai voie, bă, n-ai luat nimic de pe aici, da? Sper că n-ai furat nimic de pe aici, în afară de gugoașa aia, adică n-ai luat echipament de poliție sau n-ai vreun pistol ceva sau, bă, ce s-a ales gloanțe, Mariusica? A, nu e flautul tău, ok, cred că ai gloanțe în mână. Ok, Mariusica,
Adică, haide să plecăm vino cu acea. Deci, oficial am reușit să o bag pe Ana la închisoare. A fost cea mai oribilă misiune din lume, frate. Chiar m-am enervat super, super rău. Mariusica, eu zic că acum suntem destul de liberi să mergem pe aia prin casă, dacă tot așa. Să ne facem puțin de cap, să vedem cu baza aia secretă a ei, să vedem. Momentan nu e Maria pe server și Ana o să fie la pușcărie. Deci, suntem destul de liberi să vedem care este faza pe acolo. Fraților, ne-l spuneți în comentarii ce părere aveți de chestia asta cu Ana, dacă merită sau nu o săptămână în închisoare. Eu atât am zis că-i dăm. Poate o să o scoatem mai repede, dar nu știu, eu zic că merită chestia asta. Ne oprim și noi la cafenea. Nu ne mai oprim la cafenea. Ce zici, bă, clătituță? Nu am bani acum să dau pe cafele. Vreau să mă duc la Ana să vedem de baza aia secretă, dacă s-a mai întâmplat ceva, că noi nu prea am mai fost și acum că nu e nimeni acasă putem să mergem, dar o să ne auzim pe data viitoare cu continuarea, să vedem ce facem când nu este Ana pe server și nu poate să ne facă nimic pentru că este la pușcărie. Bă, nu vreau să zic că voiam să fie la pușcărie, dar cam merită să fie la pușcărie. V-am pupat și ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa. Fraților, mă aflu pe serverul nostru pe Burger SMP, iar astăzi o să investigăm un mare, mare secret pe care l-am descoperit pe server. Dar înainte de orice, nu uita să dați un like dacă vreți să vedeți seria asta zilnic, pentru că l-am adus și pe Mariusica la mine acasă și nu știu ce face. Mariusica, că vin încoace, că trebuie să le spunem oamenilor ce am văzut. Mă, tu ce? Bă, tu stai pe calculatorul meu de asta. Ia uite-l, tu, om, de cum arăți cu ochelarii. Bă, ok, Mariusica, știi ceva? Cred că poți să păstrezi tu ochelarii. Deci chiar cred că stă mai bine decât îmi stă mie cu ochelarii. Deci bă, poți să-i păstrezi tu dacă vrei, dar trebuie să le spunem oamenilor ce am văzut mai devreme, pentru că bă, fraților, deci s-a întâmplat ceva ciudat rău de tot. Adică nu ne așteptam să vedem ceva de genul, mai ales din partea fetelor, dar are legătură cu fetele. Ca să facem o mică recapitulare pentru cei care n-au văzut ultimul clip, tocmai ce am băgat-o la închisoare pe prietena noastră Ana, pentru că a încălcat foarte multe reguli. Știm cu toții că eu sunt polițistul serverului acum mai nou. Ia uite ce bine îmi stă în haine de polițist. Și a trebuit să o bag la pușcărie pe Ana, pentru că nu a plătit niște amenzi, a făcut niște prostii, mă rog. Și știm cu toții că prietena noastră Ana, vreau și eu, bă, Mariusica, ți-am mai zis asta, nu ai voie în costum de polițist, că o să se ia hackerul de mine, că tu nu ești polițist și gen nu merge. Bă, nu te supăra, ok? O să ai și tu, o să fii și tu polițist la un moment dat. Calmează-te un pic, că trebuie să le explic oamenilor ce se întâmplă aici, ok? Deci vă spuneam că am băgat-o pe Ana la pușcărie pentru că a trebuit să o băgăm la pușcărie și știm cu toții că Ana avea o bază secretă, și ea și Maria, pentru că era o baza fetelor și acolo ne-am făcut și noi baza aia secretă, Mariusica, dar noi nu am mai fost deloc la baza fetelor și s-a întâmplat ceva acolo foarte, foarte dubios. Deci, sincer, chiar, bă, am rămas fără cuvinte. Am venit repede aici la mine acasă să dăm drumul la filmare. Nu am explorat prea multe, dar credeți-mă că se întâmplă ceva destul de foarte dubios. A intrat și Maria mai devreme pe server. 100% i-a spus Ana că a fost la pușcărie băgată, nu știu ce, pentru că a intrat Maria și m-a întrebat: "Bă, știi ceva de Ana? Ai la pușcărie, de ce la pușcărie?" Se prevăcea că gen nu știa că Ana e la pușcărie și îmi zicea că, bă, cât o să stea la pușcărie, dacă pot să o scot mai repede și chestii de genul. Adică mă întreba fix chestii de astea, adică să nu stea Ana mult la pușcărie. Eu înțeleg acum că ele sunt prietene, dar eu cred că sunt mai mult decât prietene. Eu cred că au un fel de mafie, Mariusica. Noi am crezut prima oară că au o bază așa la mișto, dar după ce am văzut aici, cred că ni s-a cam schimbat opinia despre această bază a fetelor. Nu prea este o bază normală a fetelor. Hai, du-te jos ca să acopăr eu aici în caz că mai intră Maria sau ceva. Eu sper să nu mai intre. Nu părea că, mamă, stai așa că pun ăsta strâmb aici. Bă. Bă, dar e greu să pui ăsta, bă, Mariusica. Stai așa. Așa, perfect. Stai. Gata, e perfect, gata. Nu o să-și dea nimeni seama. Deci noi prima oară am văzut aici doar fete când am venit noi aici prima oară și am zis, bă, poate și-au făcut și ele o bază așa la mișto, nu știu ce. Dar, Mariusica, ce este chestia asta, frate? Deci noi am intrat aici și am văzut chestia asta și ne-am apropiat puțin și am zis, bă, ia stai așa, ce scrie aici? Luca, mă, ce faci, mi-ai închis asta? Luca, Mariusica, hopa, astea sunt cumva tunele secrete, Mariusica, care se ducă la noi acasă. Wow, ok, deci asta deja nu mai este doar o bază așa făcută la mișto de fete, ca în Mafia Cepe, exact. Deci efectiv au copiat Mafia Cepe cum aveam noi tunele. Efectiv și-au făcut tunele pre casa mea, dar acolo văd că nu s-au dus, adică nu au făcut tot tunelul. Și la Mariusica aici nici măcar nu ne-am uitat. Ia să vedem, ia. Maoleo, Mariusica, nu știu cum să spun, dar cred că la tine s-au dus, frate, cu tunelul. Și, da, ok, cred că asta nu e terminat. Ceva îmi spune că
n-au terminat ăsta. Dar da, asta voiam să vă arătăm, fraților. Este destul de dubios dacă mă întrebați pe mine. Adică, bă, la fete nu mă așteptam să-și facă așa gen cu chestii din astea. Aici, dacă vă aduceți aminte, avem și noi baza noastră secretă și cred că trebuie să spargem blocul ăsta, nu? Da, corect, avem baza noastră de săraci. Iar astăzi am văzut chestia asta cu Mariusica și am zis, bă, trebuie să vă arătăm și vouă și trebuie să găsim un plan. Eu deja m-am gândit la o idee ca să punem capăt așa la toată chestia asta sau să încercăm. Momentan, când nu este Maria pe server și Ana, dacă intră oricum e la pcărie, deci degeaba intră, mă gândeam, Mariusica, să acoperim toată baza asta. Adică ce s-ar întâmpla dacă noi am umple toată baza lor secretă, plină cu dirt, fix cum era pământul înainte să-și facă ele toată baza asta, știi? Adică nu o să vină, da, nu o să vină la noi să ne zică, bă, ce ați făcut la baza noastră secretă sau chestii de genul, știi? Bă, da, eu sunt curios de o chestie. Mie mi-e frică de ceva, acum mi-am dat seama, ia vină încoace. Să nu cumva să vină cu tunelele noastre, știi ce? What? Stai, poliție. Oh my god, voiau să-și vor să facă tunel la poliție. Ok, ok, mamă, crezi că vrea să o scoată pana din... Dar nici măcar n-are cum să spargă blocurile alea, deci efectiv fără cod, nici măcar... Bă, dar stai, când poate să intre, mamă, să nu cumva să poate să intre cumva prin poliție, bro. Adică, poate nu intră la ea în celulă, dar poate intră acolo, că acolo ai văzut că ușile alea n-au cod la poliție, doar dai de manetă și deschizi. Oh my, ok, avem o problemă, trebuie să punem capăt cu tunelele astea. Vreau să văd unde duce tunelul ăsta, în primul rând, Mariusica. Mamă, dar cât ai tunelul, ești nebun. Deci asta chiar cred că duce la tine acasă, efectiv. Vreau să vedem unde duce tunelul ăsta, adică, bine, știm că duce la Mariusica, dar vreau să văd unde duce mai exact. Ia, uite, bă, uite, mă, nu pot să cred, cu trapdoor au, frate. What, și unde am ieșit? Ia, oh my god, uite-te, fix în spatele casei lui Mariusica. Deci vor să facă un sistem din ăsta de tunele, care, bă, e destul de prost făcut, dacă mă întreb pe mine. Adică, uite, și tu și-a făcut cu trapdoor aici. Adică, mă rog, nu că l-am vedea, dar e ușor de văzut dacă ar trece cineva pe aici. Hai pe aici, hai să mergem la noi. Bă, asta voiam să întreb, oare la noi aici, unde, a, aici, mă, ce a ținut minte Mariusica, eu nu mai știam. Oare, pune blocul înapoi, oare la noi aici au dat de tunelul ăsta? Eu nu cred că au dat de tunelul nostru, sincer, dar cred că erau foarte aproape. Noi am săpat un tunel foarte micuț aici, adică sunt șanse micuțe să vie aici. Și asta e baza noastră secretă de sub baza lor, adică uitați-vă ce e pe aici. Puteau foarte ușor să dea de baza noastră pe la Mariusica, că noi avem tot pe acolo intrarea la Mariusica, adică chiar mă miră că n-au văzut chestia asta. Și noi aici, dacă mi-aduc aminte, uite, avem niște materiale, Mariusica, și am putea să luăm astea, să ne punem pe treabă și să astupăm toată situația. Ok, o să sparg asta de aici, dacă nu vă supărați. Mamă, ce-am luat, mă? Stai, mă, că era asta lor cu chestii. Bă, uite, mă, pe Mariusica, mă, tu ce-ai luat de acolo? Ce se întâmplă aici? Căul care prăjește căul. Mă, ce-ai luat de aici? Aveau chestii la pre... Păi, asta e, și-au mai pus chestii pe aici prin chesturi sau... Oh my god, fii atent, Mariusica, că... Bă, hai să nu furăm totuși, hai să nu furăm. Bă, hai totuși să nu... Nu știu... Eu zic să nu fie atât de... Nu știu, că o să se întrebe care e faza cu itemele, care e așa. Hai să mutăm toate itemele, să le mutăm. Uite, și-au adus câteva iteme. Hai să le mutăm sus la Ana, itemele. Trebuie să luăm și părex de aici și să-i mutăm pe toți sus și să-i punem... să punem dirt peste tot pe aici, prin bază, știi ce zic? Să acoperim toate tunelele astea. Deci la mine încă nu au făcut. La tine au făcut și spre poliție mai voiau să facă. Și eu cred că cea mai bună idee este aia pe care am zis-o la început. Trebuie să ne apucăm să efectiv să spargem tot, adică să spargem, să facem pe invers efectiv tot tunelul, adică să astupăm absolut tot, deci să nu mai fie nimic. Deși mie dar uite aici, oricum o să trească să mai luăm, să știi. Adică nu ne ajunge 100%, trebuie să mai spargem pe undeva. Și vreau să le spargem toată baza lor secretă, ca să nu mai aibă chestii de astea gen te duci tu aici, du-te tu acolo. Ok, eu cum Mariusica oricum suntem pe Discord, deci nu trebuie să stăm neapărat unul lângă altul. Deci oricum, asta cred că e cea mai bună variantă, pentru că nu o să vină la noi să zică, bă, ce ați făcut, ne-ați distrus baza secretă. O să creadă, nu știu ce o să creadă, sincer. Adică poate o să ne bănuiască pe noi, dar nu cred că o să vină la noi direct. Deci trebuie să distrugem absolut tot ce este pe aici și mai ales baza asta, trebuie să-l ducem pe rec sus, trebuie să spargem aici tot, o să fie o groază de muncă. Dar trebuie să facem chestia asta și să ne gândim ce să facem în continuare. Adică, bă, deja m-am reușit că eu chiar cred că este o chestie care ține de mafia aici și s-ar putea să trească să ne facem și noi mafia acum. Sincer, dacă stau să mă gândesc, am zis că nu vreau să fac mafie, dar dacă și ele își fac putunele și chestii de astea, nu știu. Încep să mă gândesc să-mi fac mafie, sincer. Mafia cepei, da, nu știu, să ne facem o mafie. Nu știu, mafia cepei sau altă mafie sau ceva. Nu știu, eu mă apuc să le sparg pe aici toată baza, să acoperim tot un dirt și să ne prefacem că nu există baza lor, ok? Pentru că o să trească să stea iar totul, să ia totul de la capăt. Deci,
Na, și o să trească să pun niște camere și să-i spun Lorenei de ce am aflat, ca să fie foarte, foarte precaută la poliție, pentru că dacă cumva se întâmplă ceva, ce fac mă, eu sparg dartul. Dacă cumva se întâmplă ceva, Mariusica, ce, nu mai dart, nici eu nu am, n-am cu ce să te ajut, că nici eu n-am mult dart, du-te și sapă, nu știu, uite, îți dau asta mea, du-te și sparge cu asta mea, e ok, mă descurc eu. Deci asta vreau să spun, dacă cumva vor să facă cu tunel și să se ducă să o scape pe Ana de la poliție, o să fie mult, mult mai greu dacă nu o să mai aibă baza secretă, nu o să stea să-și construiască totul de la capăt, că pastea cel mai probabil le-au făcut împreună, dar da, o să fie greu, trebuie să spargem tot dirt-ul pe aici, nu o să vă nebunim cu detaliile astea și așa, o să stăm aici și o să ne punem pe treabă, să sperăm că nu se conectează Maria sau ceva, e deja destul de târziu, adică deja e 12 noaptea când noi filmăm chestia asta, deci da, o să stăm ceva în seara asta, o să fie de muncă. Fraților, după foarte, foarte multă muncă și adunat de dirt, adică chiar am stat să adunăm la dirt, i-am dat și lui Mariusica un din ăsta de poliție pentru că sparge foarte, foarte rapid și doar așa puteam să facem chestia asta. Am astupat toate tunelele, deci în primul rând uitați-vă aici că nu mai este nimic. Mă rog, aproape, aproximativ am astupat, dar fiecare cum a putut, ok? Am astupat în mare parte, nu contează. Acum mai trebuie să-l ducem pe Rex sus, să astupăm aici, să spargem tot lemnul de pe aici. Ne-am gândit așa, le-am dus sus într-un chest, stai așa, de fapt într-un barrel din ăsta de Ariana. I-am pus eu toate chestiile de la aveam furnace pentru că era urât să le furăm iron-ul și chestii de genul, adică bă, hai să le lăsăm acolo ce aveau ele în chesturi, dar în rest tot ce ține de mobile și chestiile astea de bază, o să le tragem pe dreapta, o să le aruncăm undeva sau ceva, adică nu o să le las pe undeva pe la Ana ca să se prindă că a fost cineva, a spart baza și după aia i-a lăsat chestii. Bine, nici alea, nu știu, nici iron-ul ăla nu prea ar trebui să lăsăm, dar ăla până la urmă, na, poate să zică că habar n-am, nu știu, că mai avea sau nu știu, dar măcar așa nu-și dă seama că bă, stai așa că astea le aveam în baza mea secretă, stai că oricum o să se prindă că cineva a fost și s-au întâmplat chestii pe aici, dar oricum am făcut la drumul, ne-am dus, am mai lăsat lemn, că ni se umpluse inventarul, am mai pus pe la mine prin chesturi, du-te, ia, dirt, parge lemn, nu știu, a fost o bătaie de cap rău de tot și da, e foarte complicat tot procesul, dar trebuie să ne asigurăm că nu face nimeni nicio prostie, pentru că bă, dacă cineva o să fie o mafie cu tunele și chestii, o să fim noi mafia aia și nu o să le lăsăm pe fete să se ducă atât de departe, adică pe bune, adică am înțeles bază secretă ca bază secretă. Eu deja nu mai am spațiu în inventar, Mariusica. Dar mafia, mamă, mafia burger, vezi că nu sună rău mafia burger. Bă, acum că o zici așa cu mafia burger, chiar nu sună prea rău, ești nebun. Da, deci trebuie să oprim chestia asta pe scurt și de-aia ne-am dedicat atât de mult și acum iar stăm și punem dirt peste tot și am înnebunit la cât dirt am pus, dar este o cauză nobilă și Mariusica l-ai mutat tu pe Rex de aici, ok. Deci deja suntem pe terminate, mai avem aici baza noastră secretă, dar o să o lăsăm acolo, știi ceva, o să o lăsăm aici pentru că oricum o acoperim în dirt și avem intrarea pe la Mariusica pe acolo, știi ce zic? Mamă, dar chiar că intrarea, cred că n-am spart trapdoor-ul ăla și intrarea gen pe unde aveau ele, deci trebuie să spargem și pe acolo, că sigur o să se ducă și pe acolo. Dar da, eu zic că am făcut o treabă destul de bună aici, Mariusica. Uită-te și tu, deci chiar din baza lor n-a mai rămas nimic. Bă, a trebuit să o distrugem pentru că deja v-am spus, era... Mă, ce se aude? What? L-ai dus pe Rex sus, nu? Că m-am speriat, s-a auzit de parcă... Da, a, ok. Doamne, cream că l-am îngropat pe aici, prin pământ. Ce e pe aici? Bă, l-ai dus sus sau nu l-ai dus sus? Că eu nu mai înțeleg. L-ai dus sau e prin e sus? Păi atunci de ce mai sparge aici? Pune înapoi dirt-ul ăsta, că stăm 100 de ani până punem aici. Am revenit cu un nou update, fraților. În sfârșit am terminat toată treaba, dar din păcate sunt singur pe server pentru că Mariusica trebuie să plece. V-am spus că filmăm la o oră destul de târzie și săracul Mariusica trebuie să doarmă și el, că e mai mic decât mine, ok? E mai micuț decât mine, dar oficial am umplut toată baza. Nu mai este baza fetelor, nu mai sunt unele secrete, nu mai este nimic. Eu zic că am făcut o treabă foarte, foarte bun aici și acum stăm liniștiți, adică nu mai există nicio posibilitate să vină Maria să spargă poliția sau chestii. Fraților, a intrat Maria pe server, nu știu cum să vă spun. E, ok, unde Maria? De ce a intrat acum pe server? Ok, nu ne panicăm, nu ne panicăm, nu ne panicăm, punem asta înapoi, nu știm absolut nimic, nu știu de ce sunt la Ana în casă. Ok, o să mă duc la etaj, exact, asta o să fac. Unde e mă Maria? Ce se întâmplă? De ce? Luca mă strigă și pe... Mă și strigă pe server. Da, Maria...
Ce este? Ok, nu ne panicăm, nu este acasă, cred. Ești acasă? Vin acum. Unde ești? Spune că e la mine. Hai în fața ușii. A, e la mine acasă. Ok, e bine, e bine, e bine, fraților. Stați liniștiți că nu pățim nimic. Este chiar acolo, în fața ușii, nu este nicio problemă. Uite-mă că se uită, gata, e totul bine, gata. Ok, eu nu am venit dinspre Casane, eu am venit din oraș, exact. Deci nu s-a întâmplat nimic, este totul ok, bun. Ce face Maria la ora asta, e întrebarea mea, că este foarte târziu, e 2 dimineața, frate. Alo, bă, Maria, unde ești, mă? Ia uite-o, mă, Doamne ferește, ce faci? Ia uite-o, bă, frate, bă, îți faci în conjurul casei. Ce faci, bă, Maria, ce faci peste grătarul meu? Ai venit aici, ce faci, ce mai zici? Și ce faci la ora asta online, că e destul de târziu, gen, adică nu mă așteptam să te văd așa random să intri la ora asta. Am venit cu o întrebare rapidă. Poți să spui zi întrebarea rapidă, ce s-a întâmplat? E ceva legat de poliție? Poliția este mereu la orice oră aici să te ajute, să știi. Când îi dai drumul lui Ana, păi ți-am spus că are cam o săptămână să stea și gen azi a fost abia prima zi, deci probabil în vreo 6 zile. Nu știu dacă te ajută prea mult răspunsul ăsta, că ți l-am dat și mai devreme, adică nu știu ce vrei să zic, adică ți-am spus că atastă, nu poți să faci cumva. Ți-am spus, Maria, din păcate a încălcat foarte multe reguli și nu prea pot să fac cumva să fie liberă mai repede, nu prea pot. Hai te rog. Bă, Maria, îmi pare rău, dar sunt pentru prima oară polițist, ok? Pe serverul trecut am fost doar Mariusica și mi-am dorit și eu foarte mult să fiu polițist și acum că sunt polițist nu vreau să... Ea e singura persoană cu care joc pe acest server. Păi putem, trebuie să joci cu toți, adică putem să ne jucăm și noi cu tine. Nu-i... Nu. Da, bine, bă, scuză-mă, acum ce vrei să-ți fac? Dacă nu vrei să te joci cu noi, joacă-te cu Ana, ce vrei să-ți fac? Da, aia, acum Ana e la pușcărie. Hai, lasă-mă. Uite, știu, te super aiurea, mă. Poftim, ai venit să mă întrebi, eu ți-am vorbit frumos, ia. Uite-te, știu, bă, eu ți-am răspuns frumos, bă, Maria. Nu trebuie să te super cu, o să taci. Da, am înțeles. Bine, Maria, fii răutăcioasă. Am înțeles, nu mai zic nimic. Hai, că ești un polițist corupt. Sunt un polițist foarte corect, să știi. Nu sunt, nu, Mariusica, nu-i dai amendă? Ba da, i-am dat amendă lui Mariusica, cum adică? Și lui Ana îi dai pușcărie. În primul rând se spune Anei și în al doilea rând i-am dat pușcărie pentru că am călcat multe reguli și Mariusica nu am. Uite, cum ai dat și tu? Acum ar trebui să-ți dau amendă. Vrei să-ți dau amendă? Uite, deci tu, poftim. Chestia asta, știi că se dă amendă, Maria, pentru chestia asta? Știi că n-ai voie să dai în alți jucători? Cumva ai citit noile reguli de pe server sau nu le-ai citit? Uite, vezi că sunt, nici nu am citit regulamentul, păi ar trebui să-l citești și o să te las doar cu avertizare de data asta, că nu am nevoie, hai pleacă. Wow, ok. Ok, nu mai, nici măcar nu o să-i dau amendă, știi ceva? Deci uite-te cât de supărată e, frate, că i-am dat pușcărie Anei, că am băgat-o la pușcărie. Wow, ok, deci nu mai zic absolut nimic, frate. Wow, 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 ce-a fost chestia asta? Bă, dar Maria nu era atât de răutăcioasă înainte. Adică e destul de ciudat, dar mă rog, nu mai zic nimic. Fraților, cam atât a fost cu acest episod în care am scăpat complet de baza lor secretă. Maria e destul de supărată că am băgat-o pe prietena ei sau poate partenera din mafie, cine știe. Ia, iar scrie pe chat, mă, ce se mai întâmplă? Ce e Maria? Doamne, am scris și cu caps lock, așa nervos, parcă sunt supărat pe ea sau ceva, adică, bă, sunt puțin supărat că a fost destul de rea cu mine, dar totuși, ce mai vrea, mă, Maria de la viața mea? Chiar sunt curios de data asta. Hai la mine puțin să mă ajut cu ceva. Na, acum 2 secunde se comporta urât cu mine și acum hai la mine puțin să mă ajut cu ceva. Wow, ok, nu mai zic nimic. Zi, stai, mă, Maria, gata, am venit. Spune, care mai este marea ta problemă? Ce s-a mai întâmplat? Că până acum erai supărată pe mine și acum, dintr-o dată, ai nevoie de ajutorul meu. Sunt aici, Maria, pentru că eu sunt un polițist de încredere și nu unul corupt, cum ai spus tu. Și sunt aici să te ajut. Ia spune, Maria, ce problemă ai, ce s-a întâmplat? Ai idee dacă a fost cineva aici în casa noastră? Nu, adică din ce am văzut eu, m-am cam plimbat pe aici, poate Mariusica. Bă, nu știu, Mariusica de multe ori a stat cu mine când a fost pe server. Deci, sincer, nu prea cred că nici Mariusica, dar de ce întrebi asta? De ce s-a furat ceva din casă? Vezi că poți să faci report la poliție, gen, să faci raport din ăla, să zici, bă, mi s-a furat din casă și nu știu ce, nu? Păi atunci, gen, ce s-a întâmplat? Nu, ok, am înțeles, dar atunci ce e atât de grav de scrii cu caps lock, ai nevoie de ajutor? Ce, de ce dacă a fost cineva? Voiam să-mi fac o cameră de gaming. Ok, o cameră de gaming. Ok, și ce? Mai la subsol. Ah, ok, și ce s-a întâmplat? Adică a venit cineva și ți-a furat calculatorul din camera de gaming sau ce? Era începută camera și acum nu mai e? Bă, mi-am adus aminte, bă, ok, gata, știu care e problema. Știi care a fost faza? Era lumea generată aiurea și...
hackerul a trebuit să facă un mic update pe server și practic tot ce este la gen layerul de la pământ în jos, adică de aici de afară, uite, fix de aici începând în jos, mi-a spus el, s-a regenerat toată harta. Deci dacă aveai ceva la subsol, din păcate nu mai este, că s-a regenerat toată, știi ce zic? Adică de ce? Era lag pe server și erau niște probleme, nu știu, n-am înțeles, dar oricum, ce, aveai ceva foarte important acolo la subsol și bine, hai, lasă-mă. Ah, wow, ok, deci acum iară mă tratezi așa cu de-astea urâte. Bine, Maria, bine, să știi că nu o să te mai ajut. Polițist cu o rupt, ia, uite, bă, da, ok, ok, am înțeles. Da, lasă că o să ai tu o amendă, îți pregătesc o amendă pentru violență, Maria, lasă. Ne mai auzim noi. Ok, da. Pleacă, auzi ce zice. Da, deci ați văzut chestia asta. Bun, deci ea zice că o cameră de gaming. Băi, săraca, băi, și ea să fac o cameră de gaming. Hai că o cameră de gaming era aia. Ești nebun, mamă, mare bază cu tunele ce aveau acolo, frate. Eu zic că am mințit-o destul de bine, sincer. Băi, fraților, o să ies de pe server acum, pentru că nu mai vreau să mă mai la întrebări, Maria, și suspiciuni și chestii de-astea. Dar, da, cam ăsta a fost clipul. Am reușit să astupăm absolut tot ce era acolo. Și baza lor și camera de gaming. Camera, doamne, cu camera de gaming și baza lor și tunelele. Eu zic că este destul de safe acum, nu mai au baze secrete, numai noi avem bază secretă, am și baza mea secretă, doar a mea de care știu numai eu. Și am și eu și Mariusica o bază care este sub casa lor. Deci eu zic că suntem destul de bine în secunda de față. Nu știu, spuneți-mi în comentarii ce ați vrea să facem în continuare, că Ana încă este la pușcărie și dacă mai aveți planul să mai facem chestii, dar momentan eu zic că trebuie să ne ocupăm de chestia asta cu baza, că deja era destul de gravă situația dacă ne găseau bazele noastre. De exemplu, dacă se pau prin pământ și chestii de-astea, de-aia am zis să le umplem cât mai repede cu pământ. Acum este destul de safe. V-am pupat și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa! Fraților, ne aflăm pe serverul nostru pe Burger SMP. Am intrat și eu frumos să mă joc o nouă zi pe server ca polițist, ca astea. Am zis că, bă, astăzi o să fie o zi bună, n-are ce să se întâmple. Ana încă este la închisoare. Dar ce credeți, fraților? S-a întâmplat ceva destul de oribil, pot spune, pentru că am intrat și eu pe server, am venit aici să verific care este faza și ce să vezi? De ce este această ușă deschisă, oare? Poate cineva să-mi explice de ce ușa asta e deschisă? Prietena mea, Ana Banana, care trebuia să fie la pușcărie, nu mai este la pușcărie și pentru că era fix aici și acum e online pe server și nu mai este nimeni aici, gen toate ușile sunt deschise, adică sigur în cușca asta am lăsat-o, gen în celula asta, am lăsat-o și efectiv acum este deschisă și nu înțeleg ce se întâmplă. Deci avem o urgență, nu știu cum a reușit să evadeze, dar cumva a ieșit, nu știu ce se întâmplă, trebuie să mă duc să mă uit pe filmări, pentru că avem filmări, că avem camere peste tot și chestii și nu înțeleg cum s-a întâmplat chestia asta, fraților, chiar, bă, mă depășește situația, frate, bă, am lăsat-o acolo și efectiv cine putea să o scoată, că nu știe nimeni codul, nu știe... Nu înțeleg efectiv. Lorena, avem o mare, mare problemă. Deci pe scurt, Ana cumva a reușit să scape, ok? Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cum, dar efectiv celula ei este deschisă. Am nevoie să-mi trimiți pe mail absolut orice filmare de aseară, unde este orice activitate, unde mișcă orice, unde se vede cineva, unde orice. Vreau să te uiți pe toate filmările și vreau să-mi trimiți de urgență pe mail tot ce găsești de aseară când nu era nimeni pe server, ok? Pentru că dacă era ceva pe server, o vedea și vedea ce se întâmplă, dar nu știu ce a făcut, nu știu cum a reușit să scape. Am nevoie să-mi trimiți filmările, că avem full de camere, adică e imposibil să nu avem filmare sau ceva de genul. Îți voi trimite pe mail filmările, exact, mulțumesc foarte mult. Te rog să te grăbești că este foarte urgent, trebuie să aflăm ce se întâmplă. Eu mă duc acum acasă. I-am scris și pe chat și efectiv nu vrea să răspundă, adică uitați, v-am spus, Ana, unde ești? Alo, bă, ce faci? Cum ai reușit să scapi? Efectiv nu răspunde. Deci nu știu ce se întâmplă, n-am nicio idee. Bă, cum putea să scape efectiv? Adică bine, nu este cel mai complicat cod, dar gen în teorie, decât dacă cu ajutorul altcuiva, că altfel n-avea cum să deschidă ușa, adică ușa ei nici măcar nu avea cod, pentru că m-am asigurat că ușile de jos să nu aibă cod, să nu poți să scapi decât dacă îți dă drumul altcineva. Și cine putea să-i dea drumul? Uitați-vă și voi. Deci mă ignoră complet, nu răspunde deloc. Este pe server, este online, dar nu răspunde de nicio culoare și habar nu am. Trebuie să vedem neapărat filmările alea, să vedem care este faza și după aia o să luăm o decizie, dar eu zic că cel mai probabil a ajutat-o cineva, nu știu ce părere aveți voi, dar eu zic că 100% se întâmplă ceva aici, pentru că, bă, nu avea cum, efectiv, fizic, nu avea cum să iasă vreodată din celula aia fără ajutorul cuiva, așa că nu știu, eu o să mă duc acasă, vedem ce filmări ne trimite Lorena și ne uităm peste ele, trebuie să fie ceva pe filmări, că
e prea ciudată situația, adică n-are cum să se fi deschis așa ușa aia singură sau ceva. Habar nu am și nu uitați, fraților, că pe primul link din descriere găsiți și mai șmecher merch. Dacă vreți să vă luați și voi un tricou cu Ana Banana, uite și tu, gen, eu am făcut merch și tricouri și plușul ăsta drăguț cu ea și ea efectiv scapă din închisoare. Ești nebun? Adică, bine, poate nici eu nu sunt un prieten atât de bun că am băgat-o la închisoare, dar bă, cum a reușit, frate, să scape, că nu înțeleg efectiv. Fraților, oficial au venit și filmările și haideți să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Deci aici ar trebui să avem prima filmare. Asta e prima filmare pe care trebuie eu să o văd. Momentan nu vedem nimic decât în afara poliției, dar ia, hopa. Oh my god. Bă, fix la ce mă gândeam. Chiar mă gândeam la chestia asta. Deci bine, n-am spus-o cu voce tare, dar am spus că cineva a ajutat-o. Și cine putea să o ajute pe Ana decât Maria? Pentru că Mariusica nu avea de ce să o ajute. Și uite-o, frate, pe Maria cum a venit la poliție. Bro, uite și se vede și chat-ul. Uite, Maria aici. Wow, ok, deci Maria, uită-te la ea, bro. Wow, haide repede. Deci Maria a venit să o ajute pe Ana să scape de la pușcărie. Și ce a făcut, frate? A încercat coduri non-stop. Bine, bă, n-avem un cod complicat deloc. Dar cine s-ar fi gândit că, gen, de obicei sunt camere, adică nici măcar n-are rost toată ieșirea asta. Nu știu, haide că-l găsești tu, auzi ce zice aici. Deci toată chestia asta că a făcut-o să iasă de la închisoare, nici măcar, gen, adică n-are rost, de-aia nici măcar codul n-a mai stat să-l mai schimb. Pentru că chiar dacă o scoate de la închisoare, da, a scos-o de la închisoare, ce o să facă, unde o să se ducă Ana? Adică, știi, n-are sens, că oricum o să prindem și avem camere peste tot care nu pot fi sparte așa ușor, știi? Adică nu e nimeni aici, uite-te și tu cum se uita stânga-dreapta. Deci, wow, deci prietena Anei a venit să o scoată din pușcărie. Uitați-vă cum încearcă codurile de la poliție, bă. Bă, și efectiv avem filmări peste tot, adică uitați-vă și voi. Wow, ok, hai că poți. Bă, e tare că avem și chat-ul, asta e tare. Și ce a făcut? Până la urmă a dat și până a nimerit codul. Bă, dar eu nu înțeleg, frate, nu e o protecție să, gen, dacă bași codul greșit de câteva ori, gen, gata, bă, frate, nu mai e voie. Tot încerc coduri, dar nu merg. Bă, codul era destul de ușor, adică îl ghicei destul de repede, dar nici atât de repede, nu știu cum să spun. Că nu este nimeni pe server și Lorena doarme, ok. Mamă, nici Lorena nu era, ești nebun. Bagă 9999, uite că a reușit, frate. A reușit, wow. Și aici a intrat, gata. Bă, ești nebun, da? Hai la mine. Ce faci? Wow! Ok, și avem mai multe filmări. Mai avem una în continuare. Aici când a venit Maria. Ia să vedem. Deci a venit Maria la Ana. Ia să vedem. Direct așa. Ce faci? Și hai! Wow, mersi, ce fericită este Ana. Foarte, foarte tare, da, mulțumesc mult. Deci asta a fost faza, fraților. Hai să plecăm că poate intră Luca. Hai să mai luăm ceva, nu vrei? Mamă, nu pot să cred că a și furat. Hai să plecăm, bro, a și furat. Că poate intră Luca să luăm ceva. Uită-te și tu, frate, wow. Deci Maria zice, hai să plecăm că poate intră Luca. Am luat aparatul, a luat aparatul de făcut poze, ești nebun? Hai acum, wow, 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 ok. Bă, nu mai zic nimic, ești nebun. Și asta este ultima filmare pe care am primit-o. Și este Maria cu Ana care ieșeau afară, ești nebun. Wow, ok. Da, deci codul de la poliție clar trebuie schimbat în primul și în primul rând. Maria, vă dați seama că o să intre în belele și acum trebuie să dăm de Ana, frate, să o băgăm înapoi la pușcărie pentru că trebuia să mai stea 5 zile și a și ieșit din pușcărie, deci ar trebui să-i dăm mai mult acum pedeapsă, părerea mea. Uite, știu, și aici au plecat. Și asta a fost crima perfectă, ești nebun. Deci asta a fost situația. Efectiv a venit Ana, a venit Maria, a salvat o pana, a ghicit codul. Bă, cred că a fost și problema noastră aici, că trebuia să facem mai securizat locul, adică trebuia să punem o parolă chiar complicată. Parola era destul de ușoară de ghicit. Și da, aici a fost puțin și greșeala poliției, dar sincer să fiu, este foarte ușor să le bagăm înapoi la pușcărie, adică să o băgăm pe Ana înapoi și să o luăm și pe Maria. Și așa, o să încerc să mai vorbesc cu Ana, să mai dăm de Ana acum. Mai devreme ați văzut că nu-mi răspunde la mesaje, o să-i spunem că am văzut și filmările și chestii de genul și să vedem ce are de spus în legătură cu chestia asta. Vă dați seama, trebuie să facă iară pușcărie. Bă, e nașpa că o tot băgăm pana la pușcărie, mă simt puțin prost, dar efectiv uitați-vă și voi că nu ascultă de poliția, adică bă, poliția pe serverul ăsta nu poate să facă nimic, frate, că vine lumea, o scoate de la pușcărie, ce facem, o ținem pana non-stop, nu știu. O să încerc să dau de Ana să vedem ce zice, că era online acolo, trebuie să răspundă ea la un moment dat pe chat și încercăm să, nu știu, să stabilim o întâlnire, ceva, să ne vedem cu ea, poate reușim să discutăm, dar n-ai ce să discute, adică s-a văzut clar toată situația și chatul cum vorbeau, adică nici măcar nu știu, trebuie să o băgăm la pușcărie înapoi, n-avem ce face. Aie. Deci că am văzut, fraților, cam care este situația. Deci a ajutat-o Maria, sincer. Bă, v-am spus, nu prea mă mir atât de rău că a ajutat-o Maria, adică știam că a ajutat-o cineva și cel mai probabil era Maria. Bă, da, chiar așa, bă, frate, efectiv nu putea să stea câteva zile. Acum iar trebuie, efectiv, trebuie să o arestez din nou. O să o țin și mai mult, o să o arestez și pe Maria. Adică, bă, ce
ce sens are? De ce nu a stat pur și simplu? Sau de ce n-a plătit din prima amendă? N-am înțeles. Dar o să-i spun acum pe chat, Ana, să știi că am văzut filmările și știu că te-a ajutat Maria. Degeaba fugi că nu ai unde să pleci. Adică, efectiv, toată ideea serverului e că ne jucăm în orașul ăsta, corect? Și ea n-are unde să fugă. Adică nici măcar nu știu. M-am dus să văd care e faza pe la ea pe acasă, pe aici nu am văzut absolut nimic. Adică nu cred că este acasă. Dar lasă că mă descurc eu. Uite, deci tu, Gelana e, bă, hai că mă duc. Uite, acum a răspuns pe chat. Ați văzut acum? A răspuns că i-am spus că am văzut filmările și astea. Păi și ce faceți? Faci singură alt oraș? Nu înțeleg de ce faci așa. Puteai să fii un cetățean, ok, și nu te arestam de la început. Bă, eu nu am vrut să o arestez neapărat la început, ok? Eu am vrut să-i dau amenzi, ce-i drept, pentru că e enervant și așa. Dar n-am vrut să se ajungă la chestiile astea, adică pe bune. Da, îmi fac eu orașul meu, că nu mi se pare corect. Uite-te și tu, gen, îmi zice că nu e corect, că nu știu ce. Ce nu e corect? Bă, fraților, spuneți și voi în comentarii, adică fără niciun mișto acum. Vi se pare că am arestat-o fără nicio gen chestie, nicio dovadă, fără niciun motiv? Că mie mi se pare că am avut toate motivele, efectiv. Vino să vorbim, sunt la tine acasă. Nu cred că e acasă, că îi vedeam numele pe aici, nu cred. Nu vin, uite, nu vrea să vină, nu vrea. Păi și ce o să, păi și ce o să faci? Efectiv, adică dacă o să fie așa, când o să vină în oraș și o să trească să o arestez, și cred că trebuie, oricum să o arestez, vă dați seama, o să-mi facă suță de parte și te joci survival singură sau ce. Deci efectiv nu are sens. Și Maria la fel, acum s-a băgat și ambelele. Adică nu înțeleg, Doamne ferește. Haide să vorbim, promit că nu te arestez. Vreau doar să vorbim. Așa am spus, bă, nu știu acum dacă nu o arestez, pentru că sincer, cam vreau să o arestez, adică nu prea am ce face, trebuie să o arestez. Nu am ce vorbi cu tine că tu mă arestezi, nu te arestez, pe bune. Vino să vorbim la cafenea, hai, te aștept, nu te cred, promit pe cuvânt de polițist. Bă, ok, nu cred că există cuvânt de polițist. Hai că sunt la cafenea, haide aici repede, faci mișto de mine, nu e la cafenea. Trebuie să fac cumva, frate, să ne întâlnim, să pot să o arestez, uite-te, știu, n-a venit aici, eram sigur 100% că face mișto. Ce zici, bă, clătituță? Eu sunt aici, tu unde ești? Auzi ce-mi spune? Eu sunt aici și tu nu ești. Auzi, ci că ea e aici și eu sunt fix aici. Ce zici, clătituță? Salut, Luca, te servesc cu ceva? Nu, clătituță, că am o problemă aici destul de importantă. Minți, beau cafeaua cu clătituță. Da, bea cafeaua și clătituță e. Du-te, bă, de aici. Pe bune, Ana, haide să vorbim că nu te arestez. Bă, frate, deci efectiv, bine, eu zic că nu o să o arestez, dar trebuie să o arestăm pentru că, bă, nu am încredere. Frate, nu am ce să fac, adică am făcut foarte multe chestii și acum a scăpat de la pușcărie. Adică ce vrea să o las așa? Vino să vorbim. Chiar sunt curios, frate. Oricum dacă mă arestez, eu ies de pe server și nu mai joc niciodată. Uite de aici tu, păi ea face o groază de ilegalități și acum se oftică că am arestat-o și chestii de genul. Haide doar să vorbim puțin, măcar, ok? Hai, vino la cafenea. Bă, trebuie să o arestez, îmi pare rău, dar cred că trebuie să mințim puțin la faza asta și să o arestăm, pentru că, bă, nu am ce să fac, adică nu văd nicio scăpare ca să nu arestez pana. Promit că nu mă arestez. Bă, mă simt puțin prost. Hai, vino aici să vorbim. Uite că a venit. Ok. Bă, Ana, hai, vino încoace. Hai, bă, vino încoace să vorbim, nu fugi. Doamne ferește, uite-te și tu. Bă, unde crezi că poți să fugi? Vino încoace. Unde se duce, mă? Unde e Ana? Bă, vino încoace. Uite-te și tu, fugi de mine acum. Doamne ferește. Bă, Ana, vino încoace la cafenea. Hai, vino să vorbim. Vino mă în cafenea așa, vino încoace să vorbim. Bă, salvează-mă, clătituță. N-are ce să-ți facă clătituță. Bă, vino încoace. Hai să vorbim aici, Ana. Deci, vreau să spun câteva întrebări atâta. Bă, vezi că nu, uite, îmi dau jos și ăsta de polițist, adică gata, uite, nu-ți fac nimic. Vreau doar să vorbim, să spun câteva întrebări despre evadarea ta, să zic așa, sau ce a fost chestia aia. Uite, vino încoace și ia un loc aici și hai să vorbim puțin, bine? Deci, Ana, vreau și eu să te întreb, gen, cum s-a întâmplat toată chestia asta? Ai vorbit cu Maria să vină să te salveze sau cum? Asta vreau să înțeleg situația în primul rând, nu zic, bă, dacă vrei să fii liberă și să cooperăm, trebuie să cooperezi și tu ca să cooperezi și eu cu tine, ok? O bași pe Maria la pușcărie, lasă-mă în pace. Bă, în primul rând, am deja filmările cu Maria cum te scoate de la închisoare. Deci degeaba, orice îi spune, gen oricum, că eu doar vreau să mă joc cu voi și voi sunteți răi cu mine. Bă, lasă astea, ok? Spune-mi cum ai reușit să scapi de la închisoare. Gen, ai vorbit cu Maria și ai spus, bă, vino și încearcă toate codurile și chestii de genul. Nu zic. Bă, ok, știi ceva? Oricum avem totul pe filmări. Deci eu doar eram curios și eu să spui, ok? Ai
spus că ai filmare. Păi da, am tot pe filmare, dar voiam să văd ce zici și tu, ca să văd că vrei să cooperezi. Pentru că dacă nu cooperezi, nu am ce să fac. Adică trebuie să fii, am vorbit și eu cu ea. Ok, deci ai spus că bă, sunt la pușcărie și ce ai mai spus? Ea spune că să mă scoată că e nasol la pușcărie. Păi normal că e nasol la pușcărie, că da, e pușcărie, gen că nu te joci cu nimeni. Păi nașpa rău, păi știu că e nașpa rău, dar mai ții minte când ți-am spus, bă, astea sunt regulile serverului și trebuie să le respecti și tu n-ai respectat nicio regulă? Și că am fost pus acolo pe nedrept. Cum bă, pe nedrept? Nu a fost deloc. Păi, da, păi nu știam, îmi pare rău. E, bă, știi care e faza, Ana? Dar tot... toți au încălcat regulile. Bă, da, dar nu ca tine. Și știi care e faza, Ana? Îmi pare rău, dar trebuie. Trebuie să te arestezi efectiv. Îmi pare rău, dar nu încerca să fugi. Nu încerca să fugi, că nu și are rostul efectiv, ok? Trebuie să te arestezi. N-ai unde să fugi, că alt oraș nu mai există. Adică oricum în orașul ăsta trebuie să stai. Doar de ce nu stai pur și simplu câteva zile la pușcărie? Știam că nu trebuie să am încredere în tine. Bă, de ce ești mereu rău cu mine? M-am săturat. Bă, Ana, tu trebuie să înțelegi că doar trebuia să stai câteva zile la pușcărie și după aia nu era... Te-am zis că ești, dacă o bagi la pușcărie, ce facem? Dai 3 bănuți din ăștia. Uite, 3 bănuți, nu mă ajută cu nimic și lasă-mă. Bă, nu mă ajută cu nimic dacă îmi dai 3 bănuți, ok? Nu am nevoie de mită și nimic, ok? Bă, tu trebuie să înțelegi că nu trebuie să faci gen chestiile alea. Dacă tot ai făcut chestiile alea, gen ai încălcat regulile, de ce n-ai stat pur și simplu câteva zile la închisoare și după aia nu mai încălcai regulile, dacă ai văzut că e așa nașpa? N-am ce să fac acum, trebuie să te bag la pușcărie. Adică pur și simplu ce vrei să-ți facă? Efectiv, nu. Avem și Mariusica acum, mamă, ce moment intră și Mariusica. Uite la acolo, Doamne ferește. Bă, Ana, hai să fii atentă. O să-ți dau sentință mai mică. O să-ți dau 3 zile și ție și Marie și vă bag în aceeași celulă pe amândouă. Și așa măcar o să stai gen și pe Mariusica. Mariusica nu a făcut nimic cât să intre la pușcărie, dar Maria te-a ajutat să scapi de la pușcărie, că și el a trecut strada. Păi și ce? A dat în mine? Păi da, dar nu a exagerat cum ai făcut. Ce să fac eu? Mamă, săracu Mariusica, e confuz rău de tot. Ia uite la acolo. Bă, și a intrat și în casa mea fără să vreau eu și a luat și alea la mine în casă, le-a mutat. Bă, Mariusica este mai special, ok? E mai mic, nu se... nici măcar nu are... Bă, vino încoace, Ana, bă, doar nu are rost să fugi, crede-mă, chiar nu are... Bă, oprește-te, vino încoace, nu are rost să fugi, Ana, vino în secunda asta. Uite, bă, unde fugi? Adică, pe bune, o să fugi și ce faci? Că gen, tot în orașul ăsta o să fii. De ce e afară din pușcărie, Ana? Da, Mariusica, s-au întâmplat destul de multe chestii. Bă, Ana, trebuie să te bag la pușcărie, ok? Trebuie să facem chestia asta, pentru că ai încălcat regulile și nu am ce să fac, ok? Și după aia, când o să îți servești sentința, care e 3 zile, îți dau doar 3 zile de pușcărie, ok? Și ție și Mariei. Și după aia, bă, nu mai trebuie să mai faci nimic. Adică ești liberă și gata. Nu, bă, la pușcărie cu Ana. Doamne, ăsta spune la pușcărie, Ana zice: dar de ce nu mă lași în pace, că eu doar vreau să mă joc cu voi? Păi tu ai făcut o groază de chestii, cum să nu te ba la pușcărie? Ce vrei să fac și ce? Păi cum adică și ce? Doamne ferește, bă, Ana. Bă, iertai? Păi cum poți să te ie... Oh my god, aoleu. Bă, Ana, pare rău, trebuie să fac asta. Nu, trebuie, îmi pare rău. Hai, vino cu mine la pușcărie. Trebuie să te bag la pușcărie și asta este situația. Acum îmi bagi la pușcărie. Bă, stai pe loc. Nu are rost, Ana, nu are rost. Hai, vino cu mine la pușcărie. Hai să mergem. Stai câteva zile acolo, te calmezi și aia e situația. Nu avem ce face. Hai, vino încoace. Bine, hai, bagă-mă la pușcărie, că oricum nu mă suporți. Bă, dar nu mai spune asta, că mă faci să mă simt prost. Nu e vorba că nu te suport, ok? Și doar cu Mariusica stai și ești prieten. Hai la pușcărie. Bă, Ana, asta este situația, pentru că ai încălcat reguli. Mariusica nu a încălcat atâtea reguli. Intru eu de bună voie. Wow, bagă vrăjeală. Bă, Ana, trebuie să înțelegi că nu am ce face. Adică ai făcut foarte multe chestii și ai ieșit de la pușcărie și ce vrei să fac acum? Adică ia, du-te la pușcărie. Mau, Mariusica, abia așteaptă să intre Ana la pușcărie, ești nebun? Ce, bă bune, ce vrei de la mine? Ce-i face dacă ai fi polițist? Adică vrei să te las așa în libertate după ce, că nu faci, doar voi doi jucați? Bă, da, cu mine nu vă mai jucați. Bă, nu ne jucăm pentru că ești la pușcărie acum, pentru că ai încălcat reguli. Cum adică? Doamne ferește, da, am văzut. Păi, pe bune, mamă, stai așa, ok. Bă, Ana, știi care e faza? Nu vreau nici să te superi să nu te mai joci pe server, ok? Nu vreau să te superi, gen, să faci din astea acum, dar... Bă, nu, închide ușa și lasă-mă. Ok, asta e destul de... poți să schimbi celula dacă vrei? Da, Mariusica, tu lasă-mă. Hai aici. Mariusica, nu prea ajuți. Bă, oh my god. Ok, stai un pic. Bine, ok, Mariusica, vino un pic. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Vino puțin aici. Bă,
sincer, acum, gen, când stau să mă gândesc, mă simt puțin prost, bă, că ne jucăm numai noi doi pe server și așa, adică, bă, și a meritat, știi? Da, aia e. Nu știu, eu mă simt puțin prost, sincer. Dacă dă în mine, da, mă, dar și noi am făcut regulile alea intenționat și așa, și acum am pus-o la pușcărie, nu știu, mi-a luat televizorul din casă. Da, mă, dar ce facem? Băgăm tot serverul la închisoare, că nu știu ce să zic. L-am luat înapoi acum. Mă, e la televizorul înapoi. Nu, ne ferește, n-are nicio treabă, mă, risc că e cu ale lui. Bă, nu știu ce să zic. Hai, ok, știi ceva? O să fac o chestie pe care s-ar putea să o regret, dar ok, stai așa, vino cu acea Marisica sau, mă rog, fă ce vrei, trebuie să vorbesc. Ok, Ana, am luat o decizie care închide ușa. Bă, am luat o decizie care nu știu dacă o să o regret sau nu, dar știi ceva? Ok, nu, stau toată viața, nu, fii atent, Ana, te las să ieși de la pușcărie pentru o taxă de 30 de bănuți, adică cât trebuia să plătești tu pentru amenda aia. Deci plătește ea, nu am nici bani. Bă, te duci și faci jos, ai 24 de ore, ok, că mi-ai dat și mai devreme amenzi. Bă, ok, te las 24 de ore să faci jos de bani, pentru că poți să faci 30 de bănuți în 24 de ore. Și Maria o să aibă și ea de plătit 20 de bănuți pentru că te-a ajutat să scapi din închisoare și nu o să faceți niciuna pușcărie. Îmi vând televizorul de acasă, nu știu dacă mai ai televizor acasă. Mă rog, nu despre asta e vorba acum. Bă, Ana, ideea este că da, ai dreptate. Poate că am fost puțin rău cu tine și ți-am dat și amenzi și pușcărie foarte mult timp, dar și tu ai fost foarte complicată de băgat la pușcărie și ai fost foarte, ai încălcat reguli și așa. Dar uite, o să fiu un polițist bun și o să te las să ieși, ok? Te las să ieși pentru o taxă de 30 de bănuți și Maria încă 20, ok? Dar stai un pic. Vreau să-mi promiți că nu o să mai faci chestii care să fie, nu știu, foarte ilegale, adică să exagerez cu multe chestii, adică să fie nervantă și cum scria în reguli, gen. Și la mine trebuie să plătești de une morale 3 bănuți. Mariusica, ce caut aici? Nu știu exact ce caută Mariusica, ieși afară de aici, nu știu ce caută Mariusica aici, hai, la pușcărie, ieși mă afară de aici, lasă-ne în pace. Deci, Ana, cred că ai stat destul la pușcărie, ai stat o zi și ceva, nu o să o arestez, o să-i dau amendă și Mariei și tu ai de plătit 30 de bănuți, Maria 20 de bănuți, ok? Ai 24 de ore să plătești bănuții, vino încoace, să plătești bănuții, trebuie să vii aici la Lorena. Deci, Lorena, am rezolvat, Ana nu mai stă la pușcărie, acum o să vină și o să plătească 30 de bănuți în 24 de ore începând de acum și dacă îi plătește este tot ok și o lăsăm în pace. Ok? Bun, Mariusica, asta e pentru reclamații, dacă vrei să faci reclamații. Da, și văd că deja a și plecat acasă, aparent. Bă, Mariusica, nu știu dacă am făcut bine ce am făcut. Adică, mi s-a făcut cam milă de ea, sincer. Și, nu știu, adică, asta puțin la închisoare, trebuia să stea mai mult, dar nu știu, treaba. Da, tu ești polițistul, da, nu știu. Fraților, vreau să lăsați în comentarii ce părere aveți. Dacă trebuia să o las pe Ana să scape sau nu, cu doar o zi și ceva, două, nu știu cât a stat la pușcărie. Cred că a stat două zile, nu? Nu știu cât a stat vreo două zile, habar nu am, dar bă, mi s-a făcut puțin milă de ea și a stat destul de mult, nu știu, asta a fost alegerea mea, nu știu ce părere o să aveți și voi, chiar o să vreau să vă citesc și vouă comentariile și cred că o să ne auzim și noi pe data viitoare. Acum, bă, nu știu că am făcut bine sau nu ce am făcut, dar cred că și eu am fost cam exigent așa puțin, adică am pus niște reguli, poate o să modificăm puțin și regulile dacă e, pentru că bă, da, sunt niște reguli destul de ciudate, mai ales că n-ai voie, asta că n-ai voie pe stradă ca pieton, nu știu ce a băgat hackerul, că nici măcar nu avem mașini încă, deci cred că o să schimbăm puțin regulile și poate să facem pușcăria puțin mai așa, când sunt chestii mai grave, nu doar la niște pumni și așa, nu știu. Bine, Ana a atacat și cu armă, că avea și cuțit la un moment dat, dar asta ceva la pușcărie, hai să zicem că am iertat-o, nu știu, spuneți în comentarii ce părere aveți, dacă am făcut bine sau nu ce am făcut și o să ne auzim și noi pe data viitoare. Am fost un polițist destul de treabă astăzi, sincer, dacă mă întrebați pe mine. V-am pupat și ne auzim. Pa, pa. Am revenit aici, fraților, pe serverul nostru preferat, pe Burger SMP, polițistul Burger aici la datorie, iar astăzi am niște update-uri în legătură cu serverul, mai exact cu regulile de pe server și m-a chemat și Mariusica aici pe server să-mi arate ceva și chiar sunt curios, uite, sunt doar eu și el în secunda de față pe server, dar înainte să mergem la Mariusica, v-aș ruga să nu uitați să dați un like, bă, înainte de orice dați un like, ok? Sper că ați dat like, ok, m-a oprit și aici, dacă mă călca vreo mașină care nu există, că încă nu avem mașini, bă, dar chiar că nu s-au mai făcut update-uri pe server, alo, bă, de ce nu se mai fac update-uri pe server, ok, să sperăm că o să se facă la un moment dat, că deja a trecut ceva timp și n-am mai avut și noi un update pe aici pe server. Voiam să vă arăt, fraților, înainte de orice, niște schimbări la reguli, pentru că ați văzut că în ultimul clip Ana a ieșit de la pușcărie, am vrut să o bag înapoi, după aia mi-am dat seama de o chestie, frate. Poate unii dintre voi v-ați întrebat, bă, frate, de ce ai lăsat-o pe Ana să
scape așa ieftin, gen doar să plătească amendă și să nu mai facă pușcărie, pentru că aș evada din pușcărie, făcuse și o groază de chestii, bă, mi-am dat seama că regulile erau foarte stricte înainte și gen, lumea putea să intre prea ușor la pușcărie, frate, adică pe bune, gen, dădeai de două ori în cineva, îi luai un item la mișto, orice și după aia, gen, gata, se punea, gen, deja puteai să ieși că e pușcărie. Bine, Ana a intrat că n-a plătit amenda, dar, nu știu, mi s-a părut că este destul de ușor să intri la pușcărie și să faci chestii, așa că am făcut niște schimbări în regulament și avem așa, avem regulile noastre normale, astea care au fost de la început, cu n-ai voie să omori animale, n-ai voie să furi și nici din magazin, nici de la player și n-ai voie să ai 10 plantații sau mai mult de 10 plantații pe teren. După aia, 4 enchanturile sunt interzise, asta e la fel. După aia, am schimbat aici regulile. În primul rând, știți că era regula că n-ai voie să mergi pe aici pe stradă, dar noi nu avem mașini încă, așa că am scos-o și am spus că n-ai voie să omori alți jucători, ok? Am scos și regula cu datul cu pumnul, adică acum putem să-i dăm pumnii așa, nu se mai întâmplă nimic, pentru că era prea strict, frate. Dacă omori alți jucători, atunci e altceva și atunci mă gândeam că la faza asta chiar poți să faci pușcărie ușor dacă omori alți jucători, gen o să facem să, dacă prindem pe cineva că omoară alți jucători, o să facă pușcărie cel mai probabil, la restul o să dăm amenzi. Adică decât dacă, nu știu, uite, l-a furat, de exemplu, dacă fură ceva scump, putem să băgăm la pușcărie, gen mulți bani sau așa, dacă furi, nu știu, un dirt, nici măcar nu merită amendă, știi ce zic? Adică o să fie mai legere legile, pentru că mi se păreau că erau foarte stricte și mai nu ai voie să distrugi proprietatea al cuiva, adică să vin eu la Ana să-i distrug toată casa, de exemplu. Nu era în regulă chestia asta și am băgat-o, asta clar faci pușcărie dacă vii și distrugi casa, adică pe bune, nici nu se pune problema. Și nu ai voie să intri neinvitat pe spațiu cuiva, adică ce înseamnă chestia asta? Fiecare dintre noi avem aici un spațiu pe server, ați văzut, uite cum am eu gardul ăla așa, dacă treci de gardul ăla și eu nu-ți dau voie, adică neinvitat, mă rog, se referă mai mult la faptul gen dacă eu îți interzic, adică dacă nu zic nimic și gen poate să vină oricine, că nu mă deranjează să vină cineva și să stea aici, știi ce zic, dar nu am nicio problemă cu chestia asta, dar dacă vine Ana și n-am chef de Ana sau eu vreau să fac ceva mai secret și nu vreau să știe nimeni, le zic, bă, n-aveți voie la mine aici și aia e, dacă tot vin în continuare, pot să le fac raport, pot să-i bag la pușcărie. Pe el o să-i băgăm la pușcărie, probabil o să-i dăm amendă și dacă continuă, o să-i băgăm și la pușcărie. Deci poliția s-a mai calmat un pic, pentru că am zis că, bă, așa băgăm prea repede la pușcărie. Bine, Anei am vrut să-i dau amenzi prima oară, n-am vrut să bag la pușcărie, dar Ana cumva... am făcut niște reguli intenționat împotriva ei, gen aia să n-ai voie să dai cu pumnul în alții, pentru că Ana mereu face chestia asta și a vrut intenționat gen să-i dau niște amenzi și de-aia pusesem regula aia, dar mă rog, nu mai contează. Vreau să văd ce zice Mariusica și ce vrea de la viața mea. Mă, dar ce se întâmplă aici? Ok, s-au schimbat câteva chestii pe la Mariusica pe aici pentru un motiv sau alt. Ok, sunt curios ce se întâmplă aici. Deci, da, cam atât a fost cu update-ul în legătură cu regulile de pe server. Vreau să-mi las și eu chestiile de polițist, pentru că mi-a zis că Mariusica să nu mai fiu așa serios, să fiu mereu polițist și astăzi nu o să mai fim polițiști, doar v-am explicat niște chestii. O să, uite, o să-mi iau hainele de duminică, exact asta o să fac, și astea de polițist o să le punem și noi, uite, aici le pun la mine acasă și mergem să vedem ce vrea Mariusica. Bă, ce-am făcut, mă, i-am pus pe mine. Să vedem ce vrea Mariusica, că a zis că vrea să-mi arate ceva, dar să nu mai vin eu cu chestii de polițist, să fiu și eu așa mai chill, așa mi-a zis Mariusica. Gata, mă, Mariusica, vin și eu mai chill acum. Hai să vedem ce vrea Mariusica de la viața noastră. Bă, Mariusica, dar ce faci, bă, aici? Eu te-l pe Mariusica, e constructor astăzi. Doar băieții aici. Bă, ce faci, mă, Mariusica, aici? Tu mai faci o casă sub casa ta? Ce vrei să faci aici? De-aia mai chem... Mă, ce se întâmplă? Doar băieții aici. Păi, bă, eu sunt băiat, așa că eu zic că am tot dreptul să fiu aici. Zi-mă, Mariusica, de ce m-ai chemat? Hai, zi-mi ce planuri nebune mai ai și pe astăzi, că chiar sunt curios. Ce vrei să faci? Trebuie să mă ajuți. Ok, sunt aici pentru că sunt un prieten bun și sunt aici să te ajut. Spune. Ai văzut regula aia de am băgat-o și de-aia ai scris doar băieți sau de ce? Să facem bază doar pentru băieți. Să facem vrei să faci aici o bază doar pentru băieți? Tu... Oh, ok, deci acum am înțeles ce vrei tu să faci aici. Fetele nu au voie pe această proprietate. Ia uite-l, mă. Mă, tu ai văzut regulile, tu ai citit regulile. Noi și ai zis că, bă, gata, acum nu mai las fetele să vină aici. Da, le-am citit. Bă, dar tu nici măcar nu ai o proprietate anume. Adică tu ai gen random, așa, nu știu. Că tu nu ai gard cum am eu, ca să zici că, bă, n-au voie să vină. Gen, e ciudară de tot. Ok, deci vrei să faci o bază doar pentru băieți, ok? E
destul de tare ideea, sincer, chiar cred că are și ceva destul de drăguț aici, adică e spațiu mare, dar trebuie să facem mai șmecher un pic, că e foarte mult dirt pe aici, trebuie să aranjăm un pic, adică... Ok, și vrei să te ajut să facem baza asta, corect? Ok, fii atent, Mariusica, am eu un plan, trebuie să-l contactez pe Gigel să iei chestii, exact, asta voiam să spun, mi-ai luat-o înainte, voiam să zic că am un plan, să facem locul ăsta ca lumea, ne va trebui niște, ne vor trebui gen din ăsta, furniture să zic așa, adică chestii de decorat, știi? Și cele mai șmechere le găsim la Gigel și va trebui să le plătim și uite că văd că deja ești cu banii în mână, ești nebun. Ok, fii atent, dăm câți bani ai și o să mai pun și eu bani pentru că și eu am ceva bănuți. Îmi dai și tu niște bani, ai văzut că nu am mai venit îmbrăcat în polițist, da? Adică te-am ascultat, mi-am luat și eu hainele astea mai, mai casual așa. Uite câți bani are, bă, 24 de bănuți. Ok, deci o să pun și eu măcar încă pe atâta, tot 24 de bănuți. Deci o să avem destul de mulți și o să vorbesc, fii atent. Mamă, știi ce putem pune aici la intrare? Putem să facem ușă din aia, facem cea mai tare bază. Putem face ușă din aia cod, exact, cu cod, cu cod. Bă, vorbesc cu Gigel. Ia uite-l, mă, ce-și construiește aici, n-are nicio treabă. Ok, mă, o să vorbesc cu Gigel, să vorbesc de o ușă din aia. Da, bă, și putem lua chestii șmechere, să le punem înăuntru pe aici. Bă, vezi că putem face ceva destul de șmecher, sincer. Hai, grăbește-te să facem baza până intră fetele pe server să nu vadă ce am făcut. Ah, ok, gata, gata, mă duc. Băi, ești nebun. Deci uitați-vă și voi, gen Mariusica are cât un plan din ăsta nebun așa. I-a venit random, ești nebun. Deci facem ceva de genul, bă, am mai avut noi ceva asemănător pe serverul trecut când am făcut bază anti-Ana și s-a supărat destul de rău și acum vrea să facem o bază din asta anti-fete. Bă, da, e destul de tare. O să ne facem noi un din ăsta, un spațiu din ăsta al nostru și să n-aibă voie fetele și să stăm acolo. Bă, e așa ca un club al băieților. Bă, e tare, e tare. O să mă duc acum să vorbesc cu Gigel să facem rost de o ușă din aia de, cu cod ca să nu poată să intre fetele, știi ce zic? Și să vedem ce mai putem face rost de la el. Să facem acolo mișto rău de tot, să decorăm înăuntru, să facem. Bă, dar vezi că s-a băgat Mariusica, adică chiar construiește acolo. Și am văzut că încă se folosește de bătaia de la poliția. Am uitat să o mai cer înapoi, dar mă rog, am lăsat-o la el. Hai să mergem să vorbim cu Gigel atunci să vedem de ce chestii putem face rost, ești de bun? Băi, fraților, deci m-am chinuit să aduc butoiul ăsta până aici. Băi, e extraordinar de greu, dar am reușit să scot o groază de chestii șmechere la un preț destul de bun. Adică chiar a fost de treabă Gigel și am făcut rost de o groază de chestii șmechere și văd că mamă, Mariusica a pus și ferestre pe aici. Vezi că ne mișcăm bine? Cine? Mă, ce? Mariusica, gen, de ce avem un bodyguard aici? Nu mi-ai spus nimic de un bodyguard, da? What? Ce se întâmplă aici? Doar băieții au voie aici. Sunt băiat, sunt fată. Mă, ce trebuie să plătești bodyguard-ul? Oh my god, trebuie să plătim și bodyguard-ul. Sunt băiat. Ah, ok, intră. Și mi-a dat, what? Mi-a dat regeneration? Că sunt băiat. Oh my god. Ai grijă cum răspunzi? Păi de ce? Și dacă ziceam că sunt fată, pleacă de aici. Oh my god. Bă, ok, 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 gata, nu sunt fată. Bă, pot să mă las și în pace acum. Alo, alo, sunt băiat, sunt băiat. Gata, gata, lasă-mă. Doamne, bă, ce bodyguard ai luat, mă, Mariusica? Ok, bă, eu am adus chestiile, să știi, dar edita mai butoiul. Și nu cred că mă lasă bodyguard. Uite-te, știu cât de mare e, bro. L-am găsit și eu. Păi și îi spui să mă lase că eu nu încap cu butoi. Lasă-mă și pe mine puțin. Am o treabă, domnul bodyguard. Bă, nu pot să intru de el. Bă, Mariusica, Doamne ferește. Gata, vino încoace, dă-te bre. Vino încoace să vezi. Deci am făcut rost de o groază de chestii șmechere rău, rău de tort. Deci chiar zic că, bă, am făcut bine cu banii ăia. Bine, am pus și eu de la mine mai mult decât ai pus tu, dar eu zic că am luat destul de multe chestii. În primul rând, am găsit cutii de pizza decorative pentru că n-aveau pizza în ele, dar gen, mie mi se pare că arată foarte șmechere, da, așa, vibe de petrecere. Ia uite, și lumini am luat, exact, uite-l pe Mariusica. Deci chiar putem face locul ăsta să fie gen șmecher rău, rău de tort, chiar n-ai ce spune. Uite-te și tu, am luat până și un grătar, dar ăsta gen nu știu dacă ar trebui să-l ținem aici înăuntru, da, afară cu el, da, cred că mai bine. Mamă, dar abia ies de bodyguard-ul ăsta, ești nebun. Doamne, unde-l punem grătarul? Trebuie să ne facem aici un fel de grădină, oare, să facem și noi aici cu niște fensuri și chestii, da, uite cât de șmecher, e fix cum am eu în curte, e ce trebuie. Ce vorbi? Mă, când a intrat Ana pe server? Ce vorbiți, mă, acolo? Ok, eu n-am văzut-o pe Ana când a intrat, sincer, pe server. Nimic. Avem treabă, pleacă de aici. Doamne ferește, păi dacă vine Ana, îi dă bodyguard-ul ăsta una, dar nu mai știe de ea. Ok, ne-a lăsat în pace, e ok. Bă, când o să afle, Mariusica, dacă află. Da, voiam să spun că am făcut rost de ușă din asta pentru că ușa aia cu parolă era super scumpă și a zis că era și greu de făcut rost de ea și că nu prea are voie să ne dea gen. Și a zis că am pus ușă. La ce, Mariusica? Mamă, mamă, vede Ana ce vorbim aici.
aici. Bă, știi ceva? Oricum baza deja e destul de făcută, adică mai trebuie decât să decorăm. Ce vrei, Ana? Bă, hai să mergem să-i spunem, să mă joc cu voi. Hai să mergem să-i spunem, Mariusica, să-i spunem că ne facem asta. Vrei să mergem să-i spunem? Lasă că decorăm noi. Bine, trebuie să mai decorăm aici. Încă nu e gata. Avem o surpriză, Ana, dar trebuie să aștepți puțin și spunem după și Luca deschide ușa la tine. Tu, omni, la mine acasă, ce facem, mă? Bă, fii atent, Mariusica, hai să facem totul, gen să decorăm și după aia o aducem pe Ana, dar nu o aducem aici, adică îi spunem că n-are voie aici, știi? Sunt la tine în față, stai că avem treabă, vin mai târziu. Îți văd mărciu, ia uite, mă, se uită pe geam la mine. Hai, mă, Mariusica, să ne ocupăm să facem tot. Bă, mută-mă paturile astea, că nu dormim aici. Aici e o zonă de distracție, uite, punem astea așa frumos, că de-aia le-am luat. Fii atent, facem să fie șmecherul de tot aici și după aceea o să o cheam pe Ana, să-i arătăm cât de șmecher ești și să-i spunem că n-are voie aici, gen. Bă, chiar o să iasă tare rău de tot. Hai să ne punem pe construi pe aici. Mariusica, ești gata să le arătăm oamenilor baza noastră antifete? Pentru că mie mi se pare că ai și genial, fraților. Deci uitați-vă puțin la baza noastră. Și asta nu este tot. Am găsit un bug în care avem pizza infinită. Deci uitați-vă, uitați-vă, pot să pun la infinit pizza. Și uite câtă punem. Am pus gen, nu știu, 3 de astea de pizza am folosit. Și putem să luăm înapoi 100.000 și putem să avem pizza infinită. Ia, ce vrea? Ia, uite, bă, ne-a găsit Ana, ești de bun. Ia, ce faci, bă, Ana, aici? Ia, uite, mă, ce... Ana, nu știu cum să spun, dar asta este o bază antifete. Și gen, tu nu prea ai voie să fii aici. Bă, ce-i acolo? Lasă-mă să intru. Da, nu știu cum să spun, dar... Iar și-a luat. Bă, Ana, tu nu înțelegi că dacă ești fată, nu ai voie. Nu știi să citești, uite. Uite de aici sus. Fetele nu au voie pe această proprietate. Și vezi că e regulă nouă pe server. Și n-ai voie să fii aici dacă nu te lasă Mariusica. Deci ar trebui să-ți dau amendă acum, dar sunt eu de treabă și nu-ți dau. Nu ai voie. Păi nu ai voie aici, așa că hai, te-am lăsat, Ana, baftă cu ce vrei tu să faci aici. Hai, te-am pupat. Bă, Mariusica, vino, bă, înapoi în baza noastră antifete. Hai, du-te la chestiile tale. Ia uite cum se uită cu ăla. Ce vrei, bă, să vezi? Ia. Bă, Ana, n-ai ce să vezi aici decât cea mai șmecheră bază pe care o să o vezi tu vreodată în viața ta. Dar n-are rost să vii, că na, nu ai voie aici. Dar lasă-mă să intru. Hai să te uiți pe geam. Da, du-te la geam. Uite, poți să vii la geam să vezi care e faza. Uite, atât ai voie. Dar vezi că n-ai voie să faci altceva. Uite, poți să... Uite, poți să vezi puțin, ia. Cum ți se pare, Ana, baza noastră, ia? Mariusica tot închide. Lasă-mă, am făcut poză și ce? Am făcut poză cu ochii. Bine, bă, și ce dacă ai făcut poză? Că nu e bază secretă, e doar o bază antifete. Și tu nu ai voie aici pentru că ne distrăm de minune fără tine și fără Maria și alte posibile fete care ar mai intra. Să vedeți că m-am supărat pe voi, iar nu vă jucați cu mine, pa. Ok, asta a fost și cu Ana. Da, bă, mă așteptam din partea Anei să fac o chestie de genul, dar Mariusica, sincer, acum zi-tu, dar ăsta cred că nu e cel mai șmecher proiect de l-am făcut noi vreodată. Baza asta, uite cât de tare arată, efectiv. Bă, și pe din afară, dacă ieși, efectiv, uite-te și tu că arată gen, e vai de cap. Păi am mutat și grătarul, l-am pus aici, e prea mișto. Da, și uite-te și tu, Ana a ieșit deja de pe server. Bă, nu o să fim așa, gen, nu o să stăm așa mereu aici ca să nu ne mai jucăm cu ea, dar acum abia am făcut și noi baza, adică vrem și noi să stăm liniștiți, te pup, bodyguard, o să te plătim și pe tine că ești de treabă. Nu ți-a zis cum îl cheamă sau ceva, adică n-are și el un nume, îl cheamă bodyguard efectiv. Oricum avem și cutii infinite de pizza. Bă, n-ai ce spune. Bine, nu e pizza înăuntru, dar arată șmecher așa de decorațiune. Uite-te și tu, putem să punem aici Cornel, așa îl cheamă. A, ok, ok. Deci e Cornel, bodyguardul Cornel. Da, bă, Mariusica, n-am ce spune. Deci o bază de nota 10 asta. N-am cuvinte. Bă, Mariusica, eu am înțeles că am luat eu niște ceapă, dar altceva n-avem și noi ceva de băut. Adică la asta chiar nu ne-am gândit să luăm și noi niște snack-uri de băut, vreau. Păi hai să mergem la magazin să luăm niște chestii de băut, de mâncare, de ceva. Avem numai ceapă aici și cutii de pizza, că nici n-avem pizza, nici n-avem de unde să luăm pizza. Noi am luat pizza numai așa. Tu te duci la magazin? Bă, da. De fapt, stai așa că magazinul e închis, nici nu știu, mă duc să încerc să vorbesc cu Marian, că eu vreau să stau acasă, aci. A, tu n-ai chef să vii, gen. Păi, trebuie să mă duc să vorbesc cu Marian, că nu știi că e închis momentan, că trebuie să-l refacă, că avea lag și nu știu ce. Am muncit toată ziua, a, săracul de tine. Oh my god, bă, da, nici nu știu că e deschis, să știi, adică eu l-am văzut pe Marian acolo, dar am văzut că era închis, n-am bani. Mamă, n-ai nici bani, faci mișto. Păi eu mai am, dar nu mai am așa mult. Adică vrei să mă duc eu la magazin și plătești tu. Vrei să mă duc tot eu la magazin și tot eu să plătesc, nu?
Oh my God. Ok, știi ceva? Ai noroc că mi-a plăcut prea mult ideea ta cu, cu clubul ăsta de băieți, ce am făcut noi aici, încât mă duc eu și cumpăr chestii. Dar nu știu dacă e deschis, nu știu dacă prind deschis, dar hai că mă duc eu, stai tu aici și odihnește-te că ai muncit cam mult. Da, sărac. Bă, că de șmecher e bodyguardul ăsta, n-am ce spune. Deci chiar cred că își merită banii. Sper că sper că nu ți-a promis prea mulți bani, Marius, că nu de alta, dar nu prea avem mulți bani. Da. Bă, sper să găsiți magazinul deschis, frate, că știu că era închis, că era problema aia cu lagul. Acum sper să, nu știu, să iau și eu ceva de mâncare. Bă, ce noroc cu Marian, că e băiat de treabă și mi-a vândut, mă, și mie niște chestii. Chiar dacă am spart ceva bani, măcar acum avem niște chestii de mâncare. Mă, ce face, mă, Maria aici? Ia uite-o, bă, frate. Bă, Maria, ce cauți, mă, aici? Alo, ce faci aici de investighezi tu pe aici? Ia vezi ce scrie aici. Doar băieții aici. Ce e asta? Este un fel de club al băieților. Că mi-a spus Ana, ce ți-a zis, de baza voastră? Da, e așa o bază. Ce zici, mă, Mariusica? Uite că mai avem o fată aici. Bă, Maria, știi care e faza? Gen, noi n-avem nimic cu tine sau ceva, dar s-ar putea să aibă prietenul nostru. Avem un prieten aici și trebuie să vorbești cu el înainte să... Da, exact. Da, trebuie să vorbești cu el înainte să intri aici și... Ia zi, Cornele. Da, da, doar băieții au voie aici, sunt băiat eu. Ok, atunci intră, mersi mult, mersi. Te pup, te pup. Hai, vino și tu, Mariusica. Ce, păi, și nu mă lăsați și pe mine? Păi, Maria, ți-am spus, uite, nu vezi ce scrie aici? Uite, fetele nu au voie pe această proprietate. Ce părere ai? Când baza antiană m-ați lăsat. Păi era o baza antiană. Mă, tu de ce ți-ai damage? Dacă ești fată? Doamne ferește, îl bate pe Mariusica. Bă, ok, Maria, îmi pare rău, dar asta este antifete și tu cam ești fată și... Să nu mai spun că sunt supărat pe tine pentru că ai ajutat-o pe Ana să iasă din închisoare atunci, da? Să nu crezi că te-am uitat cu faza aia și oricum e antifete, deci chiar dacă voiam să te las, nu pot să te las, Maria, da? Și ce, am plătit amenda, da? Păi amenda trebuia să oricum să o plătești pentru că ai ajutat-o să scape din pușcă. Mă rog, știi ceva, nici nu mai contează. Bodyguardule, nu știu, te ocup tu, te ocup tu de aici că eu vreau să intru, uite, și pe Mariusica. Știi ce, lasă că o să vedeți voi, o să ne facem și noi. Da, și nu o să puteți intra. Da, nu știu ce să zic. Sună cam a gelozie chestia asta, Maria. Cred că ești cam geloasă pe baza noastră. Hai, du-te și fă-ți tu baza. Hai, lasă-mă. Ok, Mariusica, fii atent ce am cumpărat pentru baza noastră de băieți. Oricum e urâta voastră. Ce să zic? Ce să zic și azi? Dai seama, dai seama că e geloasă, nu? Știi că e geloasă rău de tot, că e vorba aia. Bă, vorba aia când vulpea, da, știi vorba aia cu vulpea, când ajunge la struguri, zice că sunt acri. Da, 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 ai zis prea bine, Mariusica, la faza asta. Deci fii atent. Uite, hai, vino încoa la frigider să ți arăt ce am luat. Deci, am luat două sandvișuri, încă două sandvișuri, deci avem patru sandvișuri. Acum nu știu câți băieți o să mai chemăm pe aici, dar momentan pentru noi ne ajunge. Suc vreau, stai mă, așa că îți dau acum, ia uite. Trei sucuri de portocale, două cola și foarte mult nachos cu brânză și două pizze congelate pe care trebuie să le gătim noi, dar măcar am făcut rost de pizza. Apropo, magazinul încă e închis, dar a fost de treabă Marian și mi l-a dat chiar dacă era închis. A vorbit eu cu el, bine, tot le-am plătit, dar aia e. Trebuie să luăm microunde. Păi o facem la toaster, vezi că avem toaster. Le punem pizzele și se fac, uite, are două spații. Mă rog, cred că e mai mare pizza, dar o facem noi, punem doar o felie așa. Pizza la toaster, da. Păi așa e, bă, ce vrei, atâta e bugetul. Cât vrei, bă, și așa am spart o groază de bani, Mariusica. Nu știu că tu mai ai bani. Eu mai am 15 bănuți. Vezi că tu-l plătești pe bodyguard, că eu am dat banii pe mâncare și pe toate alea. Adică te descurci, habar nu am. Eu chiar, oricum e ieftin. Da, muncește așa ieftin, vezi că e un bodyguard bun. 3 bănuți pe lună. Mamă, stăm pe spate atunci cu 3 bănuți pe lună. Da, bă, Mariusica, să știi că mi-a făcut o mare plăcere să fac acest proiect cu tine și cred că o să ne relaxăm destul de bine aici, fără grija fetelor de pe server. Bine, o să ne mai jucăm și cu ele, dar oricum este un loc bun să stai așa, liniștit, prea mișto. Ia uitați capul lui Mariusica pe cutii de pizza, capul meu aici, relax. Exact, stăm așa la relax, n-ai nicio treabă. Da, fraților, vreau să ne spuneți în comentarii ce părere aveți de baza noastră antifete. Mi se pare cea mai genială bază de am făcut-o până acum, sincer, nu știu, v-am spus, îmi spuneți și voi în comentarii dacă este așa sau nu. V-am pupat și eu și Mariusica din baza noastră de băieți șmecheri ce suntem noi și ne-am zis și noi pe data viitoare, pa, pa! Fraților, sunt aici pe serverul nostru, pe Burger SMP, iar astăzi am primit ceva în cutia poștală, destul de interesant, sincer, nu mă așteptam la chestia asta, dar sunt foarte, foarte curios despre ce este vorba, pentru că am primit un mesaj care se numește petrecere la Ana și am mai primit un mesaj despre
despre un nou update. Deci avem două chestii noi și foarte șmechere astăzi și am zis să dau drumul la filmare să vedem împreună despre ce este vorba. Nu uitați să dați și voi un like dacă vreți să vedeți seria asta zilnică și hai să vedem întâi care este faza cu update-ul ăsta nou, sunt eu curios, ok. Este un update de o pagină. Salut, burgere, am făcut un update ca să rezolvăm lagul de la magazin. Acum este din nou deschis. Ok, deci s-a deschis din nou magazinul, aparent asta este tot cu update-ul. Mă așteptam să fie ceva mai șmecher, nu știu ce să zic, adică de obicei sunt update-urile, nu știu, se bagă mai multe chestii până acum sau așa s-au băgat, dar mă rog, acum nu mai contează. Și mai avem petrecere la Ana. Ăsta sunt eu cel mai curios, pentru că cred că o să fie o petrecere șmecheră dacă este vorba de o petrecere. Bine, o face Ana, deci nu știu ce să spun, dar gata, nu mai zic nimic. Hai să vedem, bă, cine mi-a lăsat bă ăsta deschis, că eu l-am lăsat deschis. Cred că avea magistică la mine și l-a lăsat acolo deschis. Bun, hai să vedem care este faza cu petrecerea asta, sunt eu curios. Ia, petrecere la Ana acasă, astăzi la ora 8. Nu trebuie ratată, mamă, deci eu chiar, bă, sunt foarte, foarte curios ce petrecere face Ana, pentru că, bă, nu știu ce așteptări să am de la Ana, adică ce petrecere poate să facă ea, dar, bă, vă dați seama că o să mă duc acum, trebuie să vedem și noi care este faza și poate ceva mâncare pe acolo, poate chestii. Uite, avem mâncare bună și băuturi gratis. Ok, îmi place cum sună asta. Nu știu de unde a avut Ana bani de o petrecere, dar aparent, bă, dacă ea a muncit să își facă bani pe server ca să dea petreceri, eu nu mă plâng. Prima și cea mai mișto petrecere de pe server. Bă, păi o să fie cea mai mișto că este prima, dar o să vreau să fac și o petrecere și să fie mai șmecheră ca Anei după ce o să mergem la asta, pentru că, bă, nu pot să o las pe Ana să aibă cea mai șmecheră petrecere de pe server doar pentru că a făcut ea singura petrecere. O să-mi fac și eu petrecere. Vezi pe spate, ia uzi, mai avem o chestie. Invitația este validă doar dacă ești fată, dacă ești băiat sau burger, înseamnă că ai primit asta din greșeală. Ha, 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 ha. Vă aștept. What? Bă, n-are, stai un pic, n-are cum să o fi primit din greșeal. Wow, deci a trimis intenționat să văd eu care ia petrecere și după aia că gen că n-am voie să vin, că dacă ești băiat sau burger, gen a zis, wow, nu mai zic nimic. Bă, deci, nu pot să cred, deci mi-a trimis invitația special ca să mă oftic eu, căci că nu sunt invitat la petrecere, că voia să râdă, să-mi râdă în față, gen că wow, că ea face petrecere, ea ce face? Uite, știu, e la ea acasă, acolo, wow, numai, mă, ce? A lăs beculețe deja. Nu pot să cred, deja s-a apucat să decoreze. Băi, chiar face petrecere, ești nebun și nu ne cheamă? Mă, ce se... Ia, mă, ce părere are, mă, Mariusica? A primit și el din asta sau doar de mine vrea să facă mișto? Wow, deci nu mai zic nimic, fraților. Deci chiar, pentru o secundă, eu chiar credeam că mergem la petrecere astăzi, dar aparent e o petrecere de fete. Wow, ok, ok. Deci fiți atenți, fraților, și Mariusica a primit invitație. Nu pot să cred așa ceva și fiți atenți că e fix același lucru, pot să jur. Deci vezi pe spate și da, invitație validă doar dacă ești fată. Wow. Deci au trimis intenționat invitație și nouă, doar așa ca să ne ofticăm noi că nu avem voie să venim și nu știu ce. Bă, Mariusica, tu ai văzut ce ai primit în cutia poștală? Ești acasă? Unde ești, bă, Mariusica? La baza antifete, gata, stai așa că vin, scuze. Credeam eu, eram obișnuit să fii la tine acasă, nu? Am uitat că avem și baza aia și bă, ar trebui să stau mai des aici. Bă, dar chiar, mă, pentru că am făcut asta, da, i-au făcut petrecerea aia. Wow. Ok, acum chiar are sens. Te pop, domnul bodyguard, sunt băiat, da. Ok, intră. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Ce faci, mă, Mariusica? Bă, Mariusica, tu ai văzut că suntem invitați la o petrecere. Wow! Tu ai văzut ce invitație am primit amândoi, ce petrecere șmecheră și nu știu ce. Da, ai văzut-o și ai citit și pe spate? Nu cred că ai citit pe spate, nu? Păi dacă te uiți pe invitația ta și te uiți acolo pe spate, scrie ceva destul de interesant. Spune că, de fapt, petrecerea este doar pentru fete și nouă ne-au trimis invitația doar așa la mișto. Wow, pe bune! Tu ai citit doar partea în față și creai că merge la petrecere? Da, ok. Deci Mariusica săracul e la fel de șocat ca și mine. Bă, deci tu vezi, deci efectiv au făcut intenționat, ne-au trimis, că nu pot să spui că din greșeală ne-au trimis ele invitație și că nu știu ce bine Ana a trimis-o. Dar asta lasă o să fie și Maria, că alte fete, ce fete mai sunt? Cine mai vine? Lorena? Habar n-am. Pentru că am făcut baza antifete. Da, frate, și acum vor să se răzbune și fac ele petrecere de fete. Vezi, doamne. Mă, dar ce contează? Că bă, noi avem petrecerea noastră în fiecare zi aici. Adică ce contează? Ne trebuie o petrecere de fete. Dar de curiozitate, ia hai să vorbim cu Ana doar așa să vedem, poate, nu știu, poate e o greșeală pe aia, poate voiau să spună că n-ai voie, nu știu ce voiau să spună, dar poate, nu știu, nu ți se pare cam ciudat că ne-au trimis și nouă? Hai să întrebăm de ce ne-au trimis invitația dacă noi n-avem
avem voie, nu? Că chiar sunt curios care este explicația. De ce n-ar fi trimis nouă invitație dacă e doar de fete? Ce, eu sunt fată, tu ești fată, nu e nimeni fată de aici și totuși am primit amândoi invitații, așa că eu vreau niște explicații, frate. Ana, avem câteva întrebări pentru tine, dacă poți să răspunzi puțin la ușă. Ce faci, Ana? Uite, am venit și eu cu o mică nelămurire. Nu astăzi. De ce nu astăzi? Am treabă. Ce treabă ai astăzi, Ana? Că voiam și eu să te întreb câteva chestii. Puteți pleca? Bă, nu trebuie să fie așa răutăcioasă, doar aveam câteva întrebări, dacă poți să vii. Doar o întrebare, de fapt, o întrebare mai importantă. Ai de ce am în mână în secunda de față? Știi ce e chestia asta? Ce e cam multă treabă. Dar ce treabă ai tu de aia așa multă treabă? Nu mai plătesc amenzi? Nu e o amendă, nici măcar nu am costumul de polițist pe mine. Vino cu acea. Uite, poți să citești chestia asta și să-mi spui și mie dacă recunoști această invitație de petrecere? Voiam să te întreb, de ce ne-ai mai trimis nouă invitație la petrecerea ta? De unde ai asta? Hai, nu te face că nu știi acum, că era și la mine la poștă și la Mariusica, adică ne-ai dat la amândoi intenționat, las-o încolo. Minți? Cum adică minți? De unde puteam să o am atunci? Spune de unde am luat-o și de unde are și Mariusica una, că ne-ai trimis la amândoi, deci poți să-mi explici? Probabil ai încurcat tu și ne-ai trimis la amândoi băieții de pe server, gen, poate i-a dat lui Clătituță și lui Marian, da, probabil le-a dat și lor, le-a dat la toți băieții, doar așa ca să ne oftice pe noi. Oricum nu aveți voie? Păi oricum nu voiam, dar voiam să te întreb de ce face această petrecere doar de fete, care este faza să fie doar fete, adică băieții ce au, care e problema dacă suntem băieți? Ca să ne distrăm și noi ca fetele? A, da mă, că băieții nu poate să se distreze sau cum, care e problema? A, și acum se duce, uite și tu, și ce, care e faza cu petrecerea asta? Ia, ce, ia uite mă, are luminițe, ia fii atent care, ia, hai, mamă, intrați puțin, ok. Ok, bine, poate nu e cea mai nașpa petrecere. Wow, are și muzică, ești nebun și-a luat și de-astea de muzic. Nu pot să cred, mă, ești nebun? Bă, ok. Și hai, gata, destul ajunge. Păi și de ce? Mariusica a mâncat tot tortul. Ce-ai făcut, bă, Mariusica? Oh my god. Cred că Mariusica a luat-o cam personal că nu am fost invitat la petrecere. Gata, astăzi nu aveți voie să mai veniți la mine. Pa, wow, ok. Doar pentru că a venit Mariusica și ți-a furat două chestii prin casă și ne-am uitat pe cum e petrecerea ta și gata, ne dai afară. Wow, eu v-am lăsat să vă uitați. Păi eu n-am stricat nimic. Și în primul rând, ok, și de ce petrecerea asta? Pot să mai explici o dată de ce e doar de fete și care e problema dacă aș fi venit? Și uite-te, știu, a plecat pur și simplu. Bă, ia uite-l pe ăsta. Bă, Mariusica, hai să nu. Hai totuși să nu mai facem ilegalități aici. Pentru că gata, hai să nu facem, gata. Deci glumea și el, că așa vreau eu. Am înțeles, bine Ana, bine, știi ceva? Oricum petrecerea ta e nasoală și nici măcar nu eram curios ce se întâmplă la petrecerea ta și cum este, așa că merită și fetele o petrecere, o să fie cea mai tare. Dar nu o să știți cum e, că sunteți băieți. Wow, lasă-mă Ana, că tu te oftiști că avem baza aia antifete și că a ieșit foarte mișto, dar o să vezi că o să facem și noi petrecere și o să le facem și mai șmechere decât voi, așa că nici măcar nu ne interesează. Hai, lasă-ne cu petrecerea ta. Hai mă, Mariusica, să mergem. Uite-te, știu, Mariusica, ce pregătește ea la petrecerea ei. Marea petrecere. Mamă, de-aia nu mai putem noi de petrecerea fetelor. Bă, știi ceva? O să ne facem și noi o petrecere. Poate nu astăzi, dar o să ne facem și noi într-o zi o mare, mare petrecere. Uite-te cum, uite ce pune ea luminițe, pune de-astea, mi-e rău. De ce ți-e rău, mă, Mariusica? Bă, lasă-mă că nu contează petrecerea asta. Aie, nu am fost noi invitați acum și ce, că chiar te aștept să facă Ana o petrecere bună. Adică probabil o să fie oricum foarte plictisitoare și o să fie nasoală. Adică ce? Pa bune, despre ce vorbim aici? Uite, e Ana, poate mă duc la ea în cameră și închid calculatorul. Mă, ce faceți acolo? Hai să mergem, hai să mergem. Fuci, vino cu. Fuci. Da, mă, Mariusica, dă-o încolo cu petrecerea ei. Ia zi, ce ai chef să facem astăzi? Vrei să facem o bază secretă? Vrei să, nu știu, să stăm pe la baza noastră antifete? Nu știu, zi orice, ce ai tu chef? Că eu sunt deschis să facem orice. Nu prea pot să stau azi? De ce, bă, nu pot să stai azi? Că am multe teme de oh my god. Ba, Mariusica, deci fix când își face Ana, nu știu ce, petrecere de fete, acum te găsești să mă lași singur pe server? Bă, și eu chiar n-aveam nimic de făcut astăzi, adică chiar voiam să mă joc pe server. Dacă vrei poți să mă ajuți la teme. Nu vreau să mai fac teme, că eu am terminat cu temele, cu școala, cu astea. Eu am stat atâția ani în școală ca să mai fac chiar teme. Doamne ferește. Bine, mă, Mariusica, du-te și fă teme. Hai că văd eu ce fac, te pup. Hai, vorbim. Da, deci Mariusica aparent are teme de făcut, ești nebun, și m-a lăsat aici pe server și Ana își face petrecerea ei. Bă, ce zi plictisitoare. Bă, și ce pot să fac eu toată ziua dacă nici Mariusica nu este? Ana își face petrecere cu fetele.
un singur, stau așa singur pe server, ce fac? Fraților, eu am mai stat aici și m-am mai jucat pe server, am mai farmat niște bănuți, chestii și când mă întorc acasă, mare muzică ce se aude pe toată strada, voi auziți? Deci deja a început petrecerea și trebuie să mi se audă mie muzica până acasă, ești nebun? Și știi ceva? În calitate de polițist, am dreptul să mă duc să văd ce se întâmplă, nu că sunt poliție, adică poate se întâmplă ceva ilegal cu muzica asta de sare în creierii. Și nu știu dacă au voie să facă chestia asta, bine, nu există regulă pentru asta, dar totuși, adică, pe bune, după ce că nu m-au chemat, ce se întâmplă? Bă, ce? Stai puțin, Lorena. Mă, tu ce cauți aici, mă? Bă, am fost și eu invitată la seara fetelor și am zis că de ce nu? Mă, tu... Doamne ferește, bă, Lorena, tu ești trădătoare. După ce ești la poliție cu mine, tu te aliezi cu infractoarele astea de fac numai în nereguli și de-astea. Ce faci, bine ai venit la distracție? Bă, stai așa un pic. Ana Maria, ia stați așa un pic. Bă, ia, stop cu muzica asta. Alo, ce se întâmplă aici? Deci, vreau și eu să vă întreb dacă știți că este legal sau nu să ai muzică la ora asta, pentru că este foarte târziu și nu aveți muzică. Nu aveți voie cu muzică la ora asta. Este legal, arată-mi lege pentru muzică. Păi, nu există încă o lege, dar va trebui să băgăm o lege. Deci, păi ce, ești supărat că nu mergi și tu? Nu sunt supărat, dar nu aveți voie să puneți muzică foarte tare. Adică trebuie să o dați mai încet, vă rog frumos, dacă se poate. Și tu, Lorena, să știi că sunt supărat pe tine, că ești trădătoare și că ai venit la petrecerea lor de fete. Să vezi ce am pregătit... Să-ți dai seama ce. Hai, vă rog frumos să lăsați muzica mai încet, altfel o să vin cu amendă, da? Să fie clar, hai, lasă-ne. Lasă-mă tu pe mine, nu eu pe voi, că eu... Bă, ia nu mai dat un poliție, că poate vrei să scriu o amendă, că pentru asta pot să-ți dau amendă. Deci, nu ai voie să-mi dai amendă, ești pe proprietatea mea. În primul rând pot să vă dau amendă și în al doilea rând, da, ok, Ana, bine, sunt pe proprietatea ta, hai. Bine, distracție plăcută la petrecerea ta și aveți grijă că dacă faceți o chestie ilegală sau ceva, sunt aici, adică sunt prin zona asta. Stați liniștiți. Bă, Maria, lasă arma aia. Nu știu de unde o ai, dar stai cu minte, da? Hai, ia-uzi, frate, au invitat-o și pe Lorena. Wow, nu mai zic nimic, frate, doamne. Și-au dat muzica la maxim, bă, frate. Da, bă, au dreptate că nu prea pot să le fac nimic pentru că, da, nu prea e lege pentru muzică, dar doar am vrut să mai iau puțin de ele. Acum, ce pot să fac eu, frate? Stau așa singur ca tristul și ele sunt la petrecere. Bă, dacă ar fi o cale... Dacă ar fi o cale să poți să... Uite, știu ce se distrează pe chat. Bă, nici măcar n-are... Bă, nu știu ce-mi bat capul. Nici măcar n-are cum să fie atât de bună petrecerea aia. Bă, bune acum. Ok, fraților, știu că aveți foarte multe întrebări și nu știu cum să vă răspund la ele. Dar ideea este pe scurt că mi-am adus aminte că mai am un cont de Minecraft, așa că i-am pus numele Andreea Burger și o să mă prefac că sunt o prietenă de-a mea care sunt foarte de încredere și de-aia am reușit eu să intru pe server aici și că o să încep și eu să mă joc aici pe server și că mi-a spus Luca că e o petrecere de fete și că am venit la fix și să mă duc și eu. Așa că urați-mi noroc pentru că o să încercăm să ne strecurăm la petrecerea, pentru că, bă, nimeni nu face o petrecere fără mine, ok? Așa că dați un like pentru skin-ul meu de fată burger și hai să vedem cum o să ne înțelegem cu fetele, sincer. Nu știu că mai e petrecere, că deja a trecut ceva timp. Nu mai aud muzică, dar văd că încă sunt pe server, Ana și Maria, că sunt pe server, așa că știu care este faza, frate. Ok, fraților, țineți-mi pumnii pentru că sunt pe cale să mă infiltrez. Am venit aici la ușă. Ele nu pot să mă audă. Logică, dacă puteau să mă audă, nu puteam să mă infiltrez, că n-am voce de fată. Dar o să scriem pe chat, ia, cine bate? Aoleu, mamă, chiar sunt curios ce reacție o să aibă. Iar Luca? Nu sunt Luca. Bună! Ia, YouTube, bă, Maria, unde a venit, bă, Maria? Bă, ce? Ok, cred că sunt foarte confuzi, am în două secunde asta. Cine este asta? I-auzi, bă, asta? Și ce cine e și ce cauți aici? Stați așa, nu mă loviți. Fac și eu pe fata supărată, gen, fac cu de-astea, nu mă loviți. E proprietate privată, fato. Mamă, dar ce rea e, Maria? Stați puțin să mă introduc. Le-am spus că eu sunt Andreea, prietena lui Luca, și că m-a chemat pe server pentru că sunt de încredere. M-a întrebat Ana de unde i-a apărut, auzi? Da, serios zic, sunt o fostă colegă de a lui și ne înțelegeam super bine. Mi-a spus ceva de o petrecere a fetelor și am zis să vin și eu. Ia ce spune, Maria, să o credem sau nu? Nu știu, tu ce zici? Păi de ce să nu mă credeți? La ce vă referiți? Parcă-mi suspicioasă. Mamă, auzi ce spune, că sunt... Câți ani ai? Am 17... Nu, fostă colegă de-a Luca, am zis că sunt... Am 20 de ani. Atâta sunt bătrână. E foarte Among Us. Auzi ce zice Maria, că sunt suspect? Auzi, sunt bătrână. Păi și ce cauți aici la noi? Voiam să mă prietenesc cu fetele de pe server. Și păreți
foarte drăguțe, îmi place mult skinul vostru. Mie mi-a spus Luca să-mi pun cu burger, dar mie nu îmi plac așa mult burgerii. O băgăm la petrecere, hai bă, observ. Hai bă că acum n-o se prinde că sunt eu, că am spus că Luca m-a pus. De asta ești cu burger pe tine? Da, mie nu-mi plac așa mult, dar Luca mi-a făcut contul. Hai aici, este bine, bine, am intrat, am intrat. Haide, let's go. Bă, 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 ce dă bă Maria mine? Bă, dar Maria chiar dă în toată lumea, și în fete, și în mine. Hai, ce faci? Tocmai ce s-a terminat petrecerea? Nu cred. Vorbeam de Luca. Îmi place bârfa. Așa le-am spus că îmi place bârfa. Ce vorbeați de Luca și nouă? Ceva despre Luca, să vedem. Ia zi ceva despre Luca. Să zic eu că e un polițist corupt, a zis Maria. Luca este polițist aici? Mie nu mi-a spus nimic. Da, că noi știm că e cel mai corupt polițist, auzi? Auzi ce zic de mine? Că dă amenzi fără motiv și stă doar cu Mariusica și le-am spus că Luca mi se pare un băiat super ok. Cel puțin cu mine mereu a fost. Păi, pe bune, chiar a fost mereu cu Andreea, că eu sunt Andreea și mereu a fost ok cu mine, nu? M-a băgat doar pe mine la pușcărie și pe Mariusica, nu. Cu copilașul ăla enervant care nu primește amenzi și dă amenzi pe degeaba la fete. Nu pot să cred că e așa rău. Wow, deci chiar e nașpa. Mie mereu mi s-a părut ok, v-am spus. Dar acum înțeleg că nu este. E foarte rău. Auzi, bă, ce zice? Wow! Și vouă ce vă mai place să faceți? Lasă că știm noi ce să-i facem. Adică ce vreți să-i faceți? Cum adică? Că știm noi ce să-i facem, dar nu zice că nu ești de încredere? Cum adică nu sunt? Sunt de partea fetelor. De ce să țin cu băieții? Eu prefer fetele. Oricând, nu zicem și gata. Nu putem avea încredere în tine. Bă, de ce sorele cu Andreea Burger? Ok, l-am întrebat cum pot să le arăt că sunt de încredere. Deci chiar nu înțeleg de ce sunt așa rele cu mine. Nu poți. Ok, ar trebui să plec. Poate trebuie să te dai cu barca pe scări, că noi asta am făcut. Asta sună distractiv. Mă, ce mă pune mana să fac? Chiar este. Doamne ferește, mă dau cu barca pe scări. Doamne ferește, uite ce tare. Chiar e super mișto. Dar tot nu o să avem încredere în tine? De ce mă să avem încredere în mine? Nu înțeleg. Doamne. Hai cu mine, Maria, să ne dăm. Haideți și voi, lol. Ia uite-le, bă, frate. Doamne, asta se întâmplă, bă, la o petrecere de fete. Bă, deci se dă cu barca pe scări. Asta se face la petrecere aici la fete. Ne dăm cu barca pe scări, ești nebun? Hai afară, doamne. Ia uite-le, mă, frate. Ia uite ce fac. Doamne. Ok, nu știu ce am vrut la petrecerea asta, dar sigur, de ce nu? Hai că am luat și eu barca. Mă dau și eu pe aici cu barca. Ce mișto e. Ia uite-le, bă, frate. Doamne. Ha, 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 da. E tare rău. Da, mă distrez maxim aici. Nu mai pot, ești bun, te distrezi. Nu mai pot de distracție, Andreea, îți place? Nu mai pot de ce mă nu, nu o să zic așa, o să zic că le iau la mișto. Da, rău, îmi place mult cu voi. Hai, dansează și tu cu noi. Eu nu știu să dansez. Știu să fac așa. Eu doar atâta știu să dansez. Mai mult nu pot. Mă, dar Maria, ce tot dă bine? De ce mă tot lovește? Doamne. Andreea, chiar ești tare rău și de treabă. Ne place de tine. Bine, bă, ne place de mine. Și mie îmi place de voi. Mult rău de tot. Wow, ok, deci sunt una de-a lor, fraților. Deși petrecerea asta nu prea a fost așa distractivă, dar măcar am participat la ea. Ia, îi spun secretul? Da, ce zici? Nu, nu. Haide, mă, ce secret? Ce secret? Eu nu am încredere în ea să-i zicem. Ia, spune tu. Vreau și eu să știu. Mă, fraților, ce secret aveți, fetelor? Ia, au fetele un secret. Ia, fiți atenți că o să spună secretul. Ia, să nu mai zici la nimeni. Gata, nu spun nimănui nimic, promit. Sunt una de a voastră. Sunt o fată de încredere, da. Spune așa, ia, ok, deci. Ia, care e secretul? Mamă, secretul este. Ia, chiar sunt curios. Ce secret au ele, frate? Ia, care este secretul? Na, Luca este în camera. Cum adică Luca? Mă, ce? Cum adică Luca e în... Ok, Luca este în cam... Ok, cum adică? Da, cred că cineva s-a cam prins, gen... Ce, cum adică? Ok, cred că mi-am cam luat-o. Luca Burgerul. Chiar credeai că nu ne prindem. Luca Andreea. Da, ok, cred că...
Cred că ar trebui să intru pe contul meu acum, sincer. Cred că o să mă deconectez. Ok, acum am intrat și pe contul meu ca să vorbesc direct cu ele. Da, fetelor, am venit. Mai sunt invitată la petrecere. Ia uite cine vine. Mai sunt, mă mai primește cineva? Mă mai țineți minte? Sunt Andreea, Andreea Burger, gen. Ce faci, Andreea Burger? Așa zic de acum. Ba, în apărarea mea am vrut și eu să văd ce este aici, dar nici măcar n-a fost o petrecere atât de bună. Atâta vreau să vă spun. Dar mi-a părut bine să mă dau cu barca pe scară. Măcar chestia mi-a plăcut. Bă, vreau să vă întreb o chestie. Vreau acum, fără nici mișto. V-ați prins din prima că sunt eu? V-ați prins din prima? Da, pă... Ok, deci chiar nu a mers deghizarea mea, bă, frate. Chiar credeam că a mers planul ăla. Adică chiar părea foarte credibil, nu? Nu era credibil, nu? Credeai că nu știam? Păi nu știu, ziceam și așa că... Nu, am spus că sunt colegă, că... Dacă m-a adus Luca pe server, păi ce? Fix când e petrecere, așa s-a nimerit. Ce vrea? Hai, bă, bine, hai, lăsați-mă în pace, am înțeles, gata. Hai, toată lumea la somn că e târziu. Pa, duceți-vă cu petrecerea voastră. Doamne, na că am reușit și am venit și eu la petrecere, da? Deci să nu vă aud că și eu am pe la această petrecere. Așa, bă, Maria, lasă ăla că-ți dau cu ăsta de poliție. Bă, stai acolo, lasă vrăjeala. Hai, păi se terminase? Nu se terminase, bă, nimic. Am fost în spiritul petrecerii maxim. Hai, gata, pa. Bă, ce-a fost eu asta? Că a fost prea ciudată. Ești nebun.